Leu, l-au dat jos săptămâna trecută. Pe leu? Da, ca să pișe. Îl pun la loc. Câine, ce ai făcut pre fratele tău Bogdan Vodă la Reuseni? Taxu. Okay. Te uiți așa ca broasca la barieră, să nebunesc undeva, te-am pierdut pe drum. Am pierdut. Vine Bula acasă supăra că învăță toate tâmpenile la istorie, la geografie și nu știu ce. Și zice, băi, boule, zice, poate umbli și tu cu o gagică. Așa zice și te întreabă aia odată cu tare. Păi zice, intru într-un internet cafe, țac, și am zis 1432. Și zice, dacă ți-o fură cineva? Cine mă să-mi o fure? N-auzi că intru în internet cafe ce? Tot un bău ca tine dacă are laptop. Președintele țării în acel moment a zis, cum adică să nu mai putem organiza? Unchiule, hai să o tragem ușor spre Brazilia, pentru că Brazilia organizase în... Brazilia organizase înainte. Când? Când? Cine? Cum era istoria denaturată? Știi că sutienul, religia și istoria tot timpul au denaturat adevărul. La Dumnezeu bate la ușă băiatul de la Coca-Cola. Ce, anoroc, anoroc, poftește. Zice, eu sunt director de marketing de jos de la așa, vreau și eu să știu cât mă costă să intru în crez. Poftim? Să apară în crez. Dom'le, ieși afară, blasfemie, dați-l pe ăsta afară, îl dau afară, la face o tură, vine înapoi. Să trăiți tot eu, sunt directorul de jos de la... Dom'le, ieși afară, 30 de miliarde merge? Dom'le, ieși afară, dar aici că e blasfemie, 50 de miliarde, 100 de miliarde, îl dă afară pe ăla în continuu, ăla se închide ușa și zice, cât o fi dată la cu pâinea mâncat să-și gurat. Această carieră de sportiv, iartă-mă, durează de la 20 la 35 de ani. În această perioadă tu trebuie să-ți găsești o soție și să faci o familie și soția să aibă și răbdare cu tine, să aibă grijă de tine, că tu ești un țărănuș care te duci la fotbal și ea trebuie să te cizeleze. Patriotul român, știi care e ăla care umblă nițar să dă jos de merțan? Și Enie. Înțelegi că zice, bă, în Dacia mi-e târșă, că intră peste mine un tramvai și omoară pe toți patru. Lasă, iau merțan cu tabla groasă. Dar umblu nismene, în ie, și în budniță, și cu o bască pe cap și ascult dacă e... Să ducă ea la tigăi, sânge, să o omoară. Au... Babilele dărâmă raftul de bromașini. Ce face? Că le să fie în casă. Mama, ăsta e ciocarotul percutor, te învârte, uite așa, de 40 de ori te face ca la centrifugă, mâncați așa. Să fie mamă în casă. Bă, ce faci cu rotopercutor cu cap Vidia care dai gaură să tragi fire? Ce faci, mama ta, în casă cu ea, de te omor cu ea, că ei se împing? Le zboară băștile alea din cap ca la aia când ternă la drept, de aruncă togile alea în sus. Așa le zbun, nu mai râde. Când a deschis ușa, femeia a zis, nu e vreo nicio sectoristă aici. Ba da, doamnă, că aici asta nu e, m-a închiriat niște golăni, niște golani ca să prindă pe un prost de la o echipă de fotbal, nu știu de unde. Eu eram. A, da? Știi povestea? Nu. Ei. Nu, hai zi-o, te rog. Bună seara, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de podcast, la un nou sezon de podcast, la un nou an de podcast Vin de o poveste, pentru că am intrat în anul 2022, bine, am intrat acum o lună, dar ăsta e primul episod pe care noi îl filmăm pe anul ăsta. V-ați mai văzut altele pe care le trăsesem înainte de Crăciun, de aia și pomul și restul lucrurilor care erau aici prin cadru, pentru că nu puteam să renunțăm la magia sărbătorilor când înregistram, doar gândindu-ne că o streacă în momentul în care ele vor fi trecut, în momentul în care noi vom posta. Ei bine, la podcastul ăsta care se numește Vin de o poveste, n-avea cum să lipsească omul tuturor poveștilor din România, omul spectacol al podcasturilor din anul 2021, și anume Cătălin Oprișan. O mare bucurie să fie aici alături de mine, așadar bună seara, Cătălin, și bine ai venit. Să trăiți, bună seara noastră și invitațiul noastră și emisiune plăcută în continuare. Ca așa se spune la... Știu povestea de la domnul Morar cu Marius Tucășou. Da, dar în general așa, când tu, dacă sun la un post de televiziune, nu vezi emisiunea, dai bună seara noastră și invitațiilor noastră, că nu știi cât sunt acolo, și să fii băia și giorno. Că nu poți zi, hai noroc. Exact. Bună seara, păi nu e niciun invitat, nu contează, o să vină, o să... Telespectatorilor, radioascultătorilor, ce-ți vine? Da, da, da. Dai binețe numai prezentatorului. Deci, știi că eu când făceam radio, aveam niște ascultători de aia clasice, adică 2 ani de zile am făcut la un singur post și la Radio Impuls, se intitula, era canalului. Timp de 2 ani erau aceiași ascultători care sunau în fiecare dimineață. Și am zis că, bă, ce oameni fideli, uite, ascultă radio dimineața și ascultă numai postul nostru. Frumos. După care, într-o seară, am zis că ia să intru eu și peste un coleg să văd cum e să faci drive time de la 4 la 6. De la 4 la 6 erau aceiași oameni care tot bună dimineața, poftă bună la cafea aveau când intrau în direct. Corect? La radio. Băi, unchiule, uite-te mă afară, vezi, s-a schimbat vremea. Corect. Dar oamenii, dar nu mai sunt ăștia acum? Bă, care mai sună la emisiuni și la astea, da? Da, i-am și cunoscut că am făcut emisiune anul trecut la Malul Mării, la Constanța, și era un băiat, dacă nu mă înșel, dacă vede podcastul ăsta, îl salutăm, Nicu de la Constanța. Are și l-am văzut pe Nicu, da. Mai era unul Viorel de la Sibiu. La fel.
pe care nu l-am întâlnit în Sibiu niciodată, deși am propus, am zis că, bă, vezi că vin în Sibiu, hai să ne întâlnim. Fane de la Căzănești ăștia, adică mai sunt băieți. Toți sunt de undeva, știi, da. Că la radio e ăștia ca la Manele. Toți, știi de unde vine băieții ăștia? Vin toți de la Divertis. Divertisul prin 91, când făceau sketch-urile ale lor senzaționale, că ei sunt creatorii, cum sunt ei creatorul de automobile, Divertisul e creator de umor de calitate. Și tot timpul erau 2-3 care vorbeau și în spate erau 4-5 care ziceau, n-avem butelii, vrem și noi să știi, să intervenim și cu tare, nu e apă caldă, milita, potoliți-vă, domnule. Așa și ăștia. Contează despre ce emisiune, ei sună și, domnule, vreau să spunem că, uite, nu e apă caldă la noi în cabă, noastră știți despre ce emisiune asta, am intrat și noi 2 minute să spunem că bate ăla cu ciocanul de deasupra de la etajul 4 și... Bă, stai că ăsta Viorel de la Sibiu, el era cu credință, era ceva de ăsta, de neoprotestant, o treabă de genul ăsta. Da. Și suna de fiecare dată, erau, de exemplu, nu știu, subiecte, dezbăteam ce s-a întâmplat cu Colțescu și cu jucătorul respectiv, cu membrul staff-ului. Da. Și sunau oameni, zic, ce părere aveți, stimați ascultători? 0754-3-2-3-9, ia sunați, că eu așa dădeam, atât de mult repetam numărul ăla, încât când îmi cerea cineva numărul meu, tot pe ăla îl dădeam. Da. 0754-3-2-3-9 și sunam lumea, alo, și de fiecare dată intra unul de ăsta, ori Nicu de la Constanța, ori Viorel de la Sibiu, zic, pac. No, bună dimineața, țibulcă, dragă, fii atent. Ai, Viorel, zic cu Colțescu, Viorel. Cu Colțescu, domnule... E aglomera la Sibiu. Cu Colțescu. Hai să o tragem mai în coada. Alea erau tot timpul concluziile. Adică el te ducea tot în zona în care voia el să-și exprime un punct de vedere. În pregătirea podcasturilor pe care eu le fac aici, de obicei îmi scriu niște lucruri. Adică faci și documentare. Da. Nu așa câine surla vânătoare, am înțeles. Adică totul e profesionist. Ia, fii atent, zi. Dar știi cum fac documentarea? Tu ai scris ieroglifele astea sau? Da, dar nu stai nici că niciunul le înțeleg. Păi de-aia zic. Adică ce e acolo? Un șoarece, un șarpe, un viezure sau doi ochi? Le scriu doar ca să le să le-am scrise, știi? Să-l impresionez pe om ce la băie. Da, cât am adunat despre Cătălin Oprișan. Doi copaci ai tăiat. Zici că, zici că ești Ilie Dobre, ai scris mai mult decât ai citit. Zici că Ilie Dobre așa... Iliuță, iartă-ne. Păi bune, nu, serios, iertăciune. Mi se pare absolut senzațional tot ceea ce... e un fenomen tot ce ai aprins tu în ultima vreme, mai ales prin toate podcasturile astea. Ai fost la 3 podcasturi care au însumat undeva la aproape 3 milioane de vizualizări. N-am luat nimic, să nebunesc. O sticlă de vin. Ai ceva de dat la plecare? Bineînțeles. Ah, bun, atunci mai vin. Le am și de la venire, fii atent. Ia. Că e cu tematică, adică le-am ales pe sprânceană. Fii atent. Urma să te întreb cum poți să fii o enciclopedie ambulantă, efectiv, și să reții atâtea date. Și da, m-am pregătit aici câteva lucruri care s-au întâmplat în ziua de 26 ianuarie, câte azi când noi înregistrăm materialul în cauză. De exemplu, s-a născut Neanicu. 104 ani împline azi. Serios? Ceaușescu. Cum vă bateți joc? 26 ianuarie 1918, s-a în picioare toată lumea, s-a născut tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Vă bateți joc? 104 ani făcea azi. Mamă, ce tare. Păi, asta n-am găsit-o, dar am găsit că, uite, prima informație elocventă era că în 1340 Eduard al III-lea se declara rege al Franței și după aia urma să înceapă războiul de 100 de ani. Bravo, care n-a ținut 100 de ani. N-a ținut, nu. Bun. După în 1990 s-a născut Sergio Perez, asta mi-a plăcut mie că e cu Formula 1. Bun, o 90. Da. Bun. Și în 2020, din păcate, că am ales un deces, a încetat din viață Kobe Bryant. Da, 2 ani azi fără Kobe. Și asta, eram convins că dacă ți-e zic ziua de 26 ianuarie... Da, nu știam de Eduard Confesorul ăla sau cum îl cheamă și de Sergio Perez. Eduard Confesorul care e mormântat la Catedrala Westminster. Dar știam de Neanicu, 26 ianuarie, și de Kobe că sunt 2 ani de zile, din păcate. 26 ianuarie la Scornicești. La Scornicești. Județul Olt. Exact, bravo. Și tot timpul se spunea să dea domnul să termin pe locul 2, că pe locul 1 e Scornicești tot timpul. Adică n-aveai cum să termin pe locul 1, niciodată. Nu conta la ce erai. Deci și-ți doresc, bă, Radule, să termin pe locul al doilea? Tu zicea, păi cum al doilea? Păi pe locul 1 e Scornicești. Pentru că tu n-ai cum să fii niciodată pe locul 2. Da. Mai ales în materie. Începem cu cadourile, Uite, scot pe primul, stai așa, că e groasă. Am găsit treaba asta, bine, am căutat altă carte, dar am găsit-o pe asta, am găsit-o și pe aia pe care o căutam, dar cred că ești omul potrivit căruia să-i ofer cadou și nu m-ar mira să-mi spui că ai deja titlul ăsta, 365 de zile care au marcat istoria omenirii. Nu, nu l-am, chiar dacă avem, îți dai seama că nu ce încă l-am. Să rămână mea. Unii oameni, știi că se spune că unii oameni citesc ca să adoarmă și alții citesc ca să se trezească. Păi, știi? Să rămână mersi. Uite, ăsta e Mozart. Uitați-vă.
Ia să deci ăsta e micul Mozart. Da, așa. Da, căsătorit cu Constanța. Când s-a născut? Constanța. El a sucombat la 1780 și un picuț, deci dacă dai 33 de ani înapoi, 1750 și un picuț. Salzburg-Austria. Da, Salzburg-Austria. Mergeți în Viena, în spatele domnului, vizitați casa, n-a stat niciodată în casa aia, n-a trecut niciodată pe acolo, dar ei au făcut 4 etaje cu casa memorială Mozart, ca să fie cașcaval. La plecare, când... niciodată n-a stat acolo. Și ați văzut când te duci acolo, zici, aici ne închipuim că ar fi fost patul, că ei nu știu unde e patul. Când ai plecat, ai decartat 100 de cocostârci, adică 100 de euro, pentru că ți-ai bomboanele a Mozart, mai un pix, mai o felicitare, mai lua bătrână două de-alea de lipești pe frigider, da? Și ai dat 100 de euro. Wolfgang Amadeus, aici e cu Ana Elisabeta. Așa. Da? Care cu pirații, cu Drake, cu aia, du-te bă de cerește lumea. Ăsta cred că un Giordano Bruno sau un Galileo Galilei, care e cu iepurile, iepuri si move. Da, cu iepurile. Aici este Titanicul, plecat din Dana 53 a portului Southampton, 12 spre 14 aprilie 1912, 1000... Să vedem câți au murit, 1512 morți. Malvina Dean este ultima supraviețuitoare. Atunci avea 3 sau 4 luni și a trăit până mai încoace prin 2010. Malvina Dean, da, Titanicul, vedeți, ultimul era la șto, ultimul coș, el avea 4 coșuri, dar doar 3 funcționau, ultimul era la mișto, doar ca să dea bine, că așa era normal să fie în desenul arhitectului. Păi vezi că a ieșit cu număr par și da? La morți. Bă, asta a fost. Aici e cu, iau-te, cu Revoluția franceză, cu Gavroș, cu băieți, 1700, toată lumea așa știe. Aici, americanii, ia uite, hap, frumos. Cu Washington, cu băieții, cu, da? Da. Cu nentul ăsta, cum îl cheamă, cu Daniel DeLewis, care e Lincoln. Ok. Abraham Lincoln. Daniel DeLewis, atenție mare de tot, să ne concentrăm. Singurul actor din istoria omenirii cu 3 premii Oscar. Ok. Deci nu există bărbat, nu există actor, da? Are pentru My Left Foot, când își târie el piciorul că e tetraplegic, așa. Are pentru There Will Be Blood și are pentru Lincoln sau ceva de genul ăsta. Atenție, l-a mai jucat în Capodoperă, în ultimul Mohican și în alea în care l-a luat. Și ăsta este Nea Traian. De la care el ne practic ne tragem, că noi suntem singurul popor din doi bărbați, adică nu da. Avem mamă și tată, suntem din Traian și din... Și până și Horia, Cloșca și Crișan au făcut o răscoală și erau trei bărbați. Mai le trebuia, ei fiind trădați de popii din Ardeal. Da. Horia, Cloșca și Crișan au fost trădați de preoții din Ardeal, arestuiți de unguri, iar pomana, nu pomana, după ce au fost, din păcate, trași pe roată și celălalt cu nojițele de la opin s-a spânzurat, Bairamul s-a ținut într-o bodega unui armean. Deci iată cum toate națiile pământului ne-au ajutat să scăpăm, Doamne iartă-mă în ghilimele, adică nu e ceva de râs, de Horia, Cloșca și Crișan, toți. Și mai erau și niște romi, dar nu e treaba mea. Deci ăștia sunt aici mai... Napoleon! Unde? Uite pe Napoleon cu alea, trigonul ăsta în cap. Văzut, da. Napoleon. Napoleon s-a combat în insula Sfânta Elena 1821, bineînțeles, adică asta știe toată lumea, dacă nici asta nu știe. Da? Iată că au trecut 200 de ani, că anul trecut s-a sărbătorit 200 de ani de la... Pe spate avem o captivantă, nu știu ce cu tare. Să rămână mii de mulțumit. Nu știu dacă e captivantă, dar... Mă, n-are cum să nu fie. Cu siguranță e în mâinile destinatarului. Așa potrivit. Și o desfacem ca la, știi, la nimereală. Pac, da, și vorbim sigur că despre, da. Nu, că ce lumea că am aranjat. După aia. Dar deci, mai am una. Mai una? Da, mai am una pe care cu am căutat-o. Cu găgiși goale n-ai? Ia. N-am cu găgiși goale. N-ai cu găgiși pline. Dar avem internet pentru asta. Pornhub, toate alea. Corect. Și voi tot pe ăla mergeți pe Pornhub? Da, nu mai... Bun, bun, e ok. Bine, mai știam unul, dar nu-l mai găsesc. Am înțeles. Ia. Asta, la cartea asta a lucrat chiar un prieten de-a meu, un doctor în istorie, Răzvan Ciobanu se intitulează, care e și fan Cătălin Oprișan. În momentul în care l-am sunat și am zis că, bă, uite, în seara asta filmez podcast cu Cătălin Oprișan, recomandă-mi o carte pe care să o iau cadou. Și ți-a recomandat-o pe lui? Nu, că e al lui Niall Ferguson. Ah, Niall, că te-ai murdărit un pic de engleză. Ca să-l arăt și oamenilor. Și numește Apocalipsa, mari dezastre din trecut și câteva lecții pentru viitor. Asta pentru că după ce m-am uitat la ultimul podcast la care tu ai apărut, la domnul Mihai Morar, la Fain și Simplu, am tras concluzia faptului că e limpede că e foarte importantă istoria pentru a cunoaște greșelile trecutului, ca să evităm greșelile. Da, asta e marea calitate istorică, că se repetă. Da. Da? Dar ce faci? Să rămână amersic. Dar ce faci cu astea? Păi nu știu. Sunt cam toate problemele și pe care mari pe care le-a traversat România, toate momentele de răstriște. Și să... Păi noi am avut numai momente de răstriște. Adică păi nu... pornește de la pandemia aici? COVID. N-ai băgat 100 de euro. Nu, dar nu știu de ce e rupt am așa. Să rămână mii de mulțumiri. Că au vrut aia să le împacheteze la Cărturești, dar n-aveau decât de alea de Crăciun. Da, așa gata, că le-am zis, dați-mi punga. Ai luat-o, dă punga. Am luat punga. Asta e punga goală. Și eu umblu, ei de la Cărturești, da. Lasă umblu în cartier să vadă lumea că citesc. O să bagă în ea și salam și tot. Da, hai să rămână-ți de Dumnezeu sănătate. În ce asta cartier stai, militari? În ZSM. Nu există militari. Ce este asta? Țăran, țigan, muncitori. Asta e militariu. Ok, nu știam că așa se numește. Da.
când de la Leu de acolo spune generațiilor viitoare că noi am făcut suprema jertfă pe câmpurile de bătălie pentru întregirea neamului, e pentru câmpurile de bătaie, da? Leu l-au dat jos săptămâna trecută. Pe Leu? Da, ca să pișe. Îl pun la loc și pe săptămâna asta. Așa? Dar îl pun la loc, au zis. Deci de acolo când începe, atenție mare de tot, cu Leu începe țețemeu. Că nu există militari. E țețeme, țăran, țigan, militari. Că, bă, iertați-mă, da? Așa e cunoscut. Deci începem cu Leu. Următoarea statuie, bineînțeles, toată lumea știe, este Panaidonici, care este fondatorul trupelor de geniu. Dacă nici asta nu știm, nu mai așa. Și următorul e... Nu știai? Incredibil, bă. Dar pe voi când vă angajează, nu mai dați interviu, nu mai nimic? Sau așa, doar pe relații, pe pile? Nu știu. Nu știu dacă angajatorul știe. Am înțeles. Panaidonici, deci fondatorul trupelor de geniu. Și după aia mergem mai departe. Eugeniu Caranda, care... Mă rog, deci sunt... Și ultima statuie a cui? Ultima statuie trebuie să fie în partea ailaltă a lui... Păi nu, că astea trei statuie are țețemeu, atât doar la început. În partea ailaltă, în capătul celălalt, te duci spre autostradă, numai ce mai trebuie la spre autostradă? Trebuie să fie statuia lor al Florin Stănică, dezvoltator. Nea Florin, te pup. Ușor că e fratele nostru, da? Te pup, Nea Florine, că... Dacă ne auzi. Da, bă, asta cu Leu, mă gândeam că nu l-au dat jos ca să se pișe, că asta era gluma noastră la Iași, că l-au dat pe Ștefan cel Mare jos pe cal ca să se pișe. Da. Când a murit Ștefan cel Mare? 1504. Data, ne interesează și ora, că anul știm. Era vară, că am fost eu la hram la Putna de 500 de ani în august. Am crezut că ai prins mormântarea. Nu, dar la hramul de 500 de ani am fost. Știi cu ăla beat care a zis, unde sunt? Și ăla a zis, pe strada Uverturii, lasă detaliile, în ce oraș? Știi, exact așa și tu. Da, a murit pe la două ale amie. Câte soții a avut? Ștefan cel Mare? Trei sau două? Trei, mă, ăsta e ciung degetul. Și care erau alea? Maria de Mangop. Ok. Care era așa. Am mai avut o doamnă locală de aici, de la noi, că trebuia și ea, Maria Vochița. Și bineînțeles, Evdochia de Kiev. Haide, mă, ce facem acum pe bun? Dar chiar noi nu mai învățăm nimica, mă? Chiar păi noi nu mai învățăm nimica. Tocmai de asta te-am chemat pe tine aici. A pus de soare cu Ștefan cel Mare, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, care a fost și primar al Bucureștiului. Da? Nu ne batem joc. A pus de soare actul 2, scena 3 sau 4, în care lui încearcă să-i să scoată aia din picior. El, în urma bătăliei de la... Chilia a primit de tânăr o săgeată în picior. Pac, i-au tăiat-o, dar nu i-au scos, că i-a intrat cu vâul ăla în picioruș. Înțelegi? Și el a trăit așa, el se spune că de aia ar fi murit, dar a trăit 45 de ani cu săgeata aia în picior, cu vârful săgeții. Okay. Și atunci au chemat niște doctori, că și de pe atunci aveau încredere în doctorii români, au chemat pe doctorul Șmil, care după nume se vede că era român, și doctorul Șmil, și încă doi băieți trimiși de papa de la Roba, cu ale lui coroare puse una peste alta, și îl operează. Cum se opera atunci? Se încingea fierul roșu așa și se spunea că el niciodată nu a vrut să tragă ceva ca să se matolească, să nu simtă sau să țină ceva în gură. A zis, de fiecare dată mă operez pe viu. Că ei credeau că așa înlături rana, punând focul ăla în roșiță. Atunci este cele... Dar nici asta nu știm? Asta știam. Asta cât e pui cu focul, acolo, da. Și el spune a, a, și o, o. Și el acum începe să aiureze și spune: Câne, ce ai făcut pre fratele tău Bogdan Vodă la Reuseni? Taxu. Okay. Te uiți așa ca broasca la barieră să nebunesc undeva, te-am pierdut pe drum. Am pierdut, că văd că te-am pierdut pe drum. Da, e greu de urmărit câteodată. Dar e fascinant. Gata, a terminat. La ce dracu folosesc toate astea? Să știi, a pus de soare acum 3 și la 2 sau când să nu așa. Și eu atunci cred că folosesc. Bă, băiete, dar voi ce ai învățat tu la școală, de exemplu? Eu la școală? Nu ai învățat asta? Că el atunci, în momentul în care aiurează, că e o figură de stil, încearcă să-i spune Oanei și lui Petrică Rareș că sunt frați. Bă, aveți grijă să nu bușon la bușon între voi, tâmpiților, că voi sunteți frați. Vitreș, dar aia. Și atunci el spune, Oană, ai mare grijă, Petrică și cu tare. Ai înțeles? N-ai okay, înțeles nimic, da. Să nebunesc. Bă, nu, gata, acum bun, înțeleg. Petru, dar... Rareș care a spus, vom fi ce am fost și mai mult decât atât. A, mă, Radule, cine ai mai chemat aici degeaba? Păi tocmai că nu-i degeaba. Iertăciune. Gata. Da, de unde plecasem? Că vreau din să te cartier. Întreb. Da. Nu din cartier, lasă cartierul. Militarii zic... zice și drumul taberei, pentru că drumul taberelor, atenție, nu mai spuneți în viața voastră drumul taberei. Este așa. Drumul taberelor, pentru că acolo au venit armatele lui Tudor Vladimirescu la Revoluția de la 1821, când a murit și Napoleon. Așa, da. Mamă, măcar scrie anul trecut dacă s-au făcut 200 de ani, măcar gata. Măcar notează, n-a, că te prinde profa și ce... Bun. 2021. Gata, dar cine mă verifică pe mine la informațiile astea? Păi nu știu, te întâlnești. Cred că numai tu le cunoști. Nu știi bancul? Cu bancul, cu ce trebuie, bă, mie, tată, vine bula acasă supăra că învățăm toate tâmpenile la istorie, la geografie și nu știu ce. Și zice, băi, boule, zice, poate umbli și tu cu o gagică. Așa zice și te întreabă aia odată cu tare. Păi zice, intru în internet, cafe, țac, și am zis 1432. Și zice, dacă ți-o fură cineva? Cine mă să-mi o fure? N-auzi că intru în internet ca fece. Tot un bău ca tine, dacă are laptop. Da, uite, asta sau e bună. Telefon, știi? Gata, am tăcut.
Mă rog, mă gândeam încerc. La leu, că când mi-ai zis că l-au dat jos ca să se pișe, am crezut că l-au dat jos ca să-l ducă la Nuțu Cămătaru în curte. Sau să-l dresezi. Da. Nuțu Cămătaru, știți că săptămâna trecută, băiat uriaș, trăiești Nuțule, i-a trimis lui Novak Djokovic ca să nu-i fie dor de Australia doi canguri. Că avea la el în curte doi canguri și a zis, bă, ia, da. Ai văzut. Bun, bun, da, ai foarte Roman. Bun. Uneori le potrivesc, imens. Uneori da, uneori da, uneori nu, dar... Nu poți să faci umor... De calitate toată viața. Sunt unele absolut extraordinare, cel puțin, și cred că am râs o zi întreagă singur în toate mijloacele de transport prin care m-am perindat în ziua respectivă, la știrea aia cu noile buletine care vor avea poze cu fața pe față și poze cu curul pe spate. Sunt unele geniale. Și detalierea știrilor mea, mi se pare și mai mișto. Aia care vorbesc, a spus domnul Cutare, cu numele, cu... Gata, am tăcut. Cum reușești, Cătălin, să reții atât de multe lucruri? Ce am de făcut altceva? Nu știu. Nu. Ai multe treburi, că ai făcut multe treburi. Ele la viața sunt așezate într-o ordine în căpșor aici și așa. Într-o ordine, corpul, creierul omenesc oricum funcționează maxim la 8%. Ok. Deci noi 92% ne batem joc de el. Da. Dar am zis maxim. Maximum, adică undeva la 5% îl folosești. Uh-huh. Și atunci el e o putoare restul de 95%, nu? Și atunci tu îi dai exact ca că arhimandritul Amfilohie Șendrea, pe care bănuiesc că îl cunoști din Neamul Șoimărăștilor, da. Care spunea, dau puturosului meu trup atât cât poate să ducă intelectual, hrana nu-l interesa, pe mine mă interesează și hrana. Și atunci îi dai și creierul și că se vede și că mă interesează și hrana, adică îi dai și creierul nu cât poate să, dă-i bă cât poate să ducă, nu, lasă-mă așa un picuț. Că el dacă îl lași, cui rămâne la 92%? Exact, da. Nu sunt consumați, nu sunt cutare. Și dacă, Doamne, Doamne, sau cine a fost acolo și a sus de a făcut treaba asta? Știi când vine la Dumnezeu ăla de la apă cu întuneric? Ce cu Dumnezeu? Stai la Dumnezeu, ca apropo. La Dumnezeu bate la ușă băiatul de la Coca-Cola. Ce, a noroc, poftește. Zice, eu sunt director de marketing de jos de la, așa, vreau și eu să știu cât mă costă să intru în crez. Poftim? Să apară în crez. Dom'le, ieși afară, blasfemie, dați-l pe ăsta afară, îl dau afară, ăla face tură, vine înapoi. Să trăiesc tot eu, sunt directorul de jos de la... Dom'le, ieși afară. 30 de miliarde merge? Dom'le, ieși afară de aici că e blasfemie. 50 de miliarde, 100 de miliarde, îl dă afară pe ăla în continuu. Ăla se închide ușa și zice, cât o fi dat ăla cu pâine, am mâncat ți-aș gurat. Exact așa și noi acum. Gata, m-am potolit. Da, am început? Senzațional. Am început? Da. Bun, suntem, știi cum erau alea la știri tot timpul. Era câte una care nu pierdea legătura. Spunea, Andreea, suntem. Da, e aceea. Suntem. A portat acum o colegă de la Digi, nu-i frumos, mai ales că la live te mai pierzi, și a zis. Și ministrul educației care se află, da, ea citea, cred că nu înțelegea scrisul, de un an și două... Așa, se află la alături de noi. Știi, la Dărăbic mai contează un jumătate de an. Colegii de la sport s-au dus și au zis, stăm de vorbă cu domnul Florin Marin. Și el a zis, Ion, mă rog. Dar nici eu nu știu care e Florin și care e Ion. Stăm de vorbă cu domnul Florin Marin. Ion e ăla cu cioculeț, exact. Și Florin e ăla fără Florin Marin fără este Flocea, care a prins echipa Marea Stelei. Așa. Știi despre Steaua București? Da, sunt fan. Și a plecat înainte de a intra ei în cursa spre cupă. Deci undeva 1983-1984, Flocea a fost cu Pițurcă, cu Miții Majaru, cu și așa mai departe, okay, în echipa Stelei. Celălalt este domnul Ion Marin, care actualmente este antrenorul naționalei feminine Under 19. În capul meu era Florin și Ion Marin, dar nu mai știu în ce ordine. Cred că Ion Marin a fost primul, Florin Marin al doilea. Au venit la Dinamo în ianuarie-februarie 2006, după ce venise antrenor Esteban Vigo. Esteban Vigo, paranteză dreaptă și paranteză mică, ca să intre aia toată așa, a fost cel mai bun prieten al lui Diego Armando Maradona în perioada în care el a jucat la FC Barcelona, 1982-1984, ca să știe toată lumea. El a fost cel care l-a așteptat pe Diego Armando Maradona la aeroport și el este cel care, Maradona, normal fiind Maradona, mergea cu mâinile în buzunar, așa a circulat prin Barcelona în prima zi și Esteban Vigo a fost cel care i-a cărat gențile. Că a zis că e Diego Armando Maradona. Pe cuvântul ce meu. Ce tare! Și Esteban Vigo este cel... Da, cred că am vorbit și l-am întrebat de treaba asta, l-am aici pe telefon, Esteban, zic, uite așa, când a murit Maradona și n-a vrut, a zis, e atât de mare durere în sufletul meu, când s-a împlinit un an, în noiembrie anul trecut, pe 30 sau cât, pe WhatsApp și am zis, Esteban, o rugăminte așa, și a zis, nu pot. Nu pot să vorbesc astăzi că se adună un an despre cum a fost Maradona, nu pot, dacă nu pot, nu pot, ce vrei. Și am zis, păi da, dar nu ne vedem, că e pe WhatsApp, adică stremură mâinile, și a zis, da, nu. Ne mai auzim noi, mai așa, da. Am înțeles, da. L-am găsit pe omul care l-a cărat în cârcă pe Maradona. În 1986, la finele campionatului mondial, când Argentina devine campioană mondială, oamenii au voie să intre pe teren. Și intră 2000 de oameni pe teren. Da. Fiecare ridica în cârcă un jucător.
Și băiatul pe care l-am găsit eu, care atunci avea 32 de ani, îl ridică în cârcă pe Diego Armando Maradona. Nu vedea nimic. 86 a fost în Mexic. 86 Mexico, da. Da. Cu el, cu La Mano de Dios, cu nu știu ce, Marilete Cosmico de Keprale Alviniste și așa mai departe, da? Buruceaca, 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 cavanza, buruceaca. Barilete Cosmico de Keplanete Viniste și așa mai departe. Adică zmeule atomic, de pe ce planetă ai venit, Barilete Cosmico? Cum să-i zici zmeule? Zmeu? Nu ăla zmeu rău. Zmeu ăla de înălțat. Da, da, da. Ai da, zis că da, erai ca un zmeu cosmic. Bun. Se termină finala, băiatul ăsta găsește o spărtură prin gar, se duce lea pe Diego Armando Maradona în cârcă. Nu vedea nimic pe unde merge, Maradona de sus îl coordona, că el fiind mai chichitin așa acolo în cârcă, el vedea numai niște capete. Și i-a zis, unchiule, stânga, dreapta, tot. Și a zis așa, Diego Armando Maradona a știut ce înseamnă greutatea unei cupe mondiale. Eu sunt singurul din lume care a știut ce înseamnă greutatea lui Diego Armando Maradona cu cupă în mână. Da? Singurul. Și el a cărat în cârcă. Și l-am găsit acum trei săptămâni, s-a împlinit cu Maradona un an de zile și am vorbit cu el. În Argentina, o oră și jumătate pe WhatsApp. Pe video, tot frumos. Era argentinian omul? Da, argentinian omul. Și călătorise în Mexic în 86 pentru cupă. Fără să aibă bilete. A zis, băi, noi suntem argentinieni, aia sunt mexicani. Păi noi latini nu ne descurcăm? El a stat până semifinală cu Belgia sau cu cine a fost semifinala câștigată. Bun. Și a zis, eu acum plec. Unde să pleci, băi, ești împit că e finală de cupă mondială, nu găsești nimic. Stați liniștiți, noi suntem argentinos, ellos putos mexicanos. Nu? Vamo. Și s-a dus acolo și a găsit bilet. A găsit și o spărtură în zid, dar intra pe teren. Câte limbi străine știi? Încearcă astăzi... Nu mă murdăresc de astea. Adică am terminat cu modestie. Am o diplomă de traducător în limba spaniolă. Ok. Entiendes? Adică este que veis aquí de rostro... E Miguel de Cervantes, isa, vederea? Da, acolo am terminat. Așa, dacă ai făcut liceul la... Miguel de... Nu se vede, dar... Miguel de Cervantes, isa, vederea. Cel care, așa cum am mai spus, a sucumbat în aceea zi cu marele William Shakespeare în același an. Și bine, nu, dar l-am mai ținut o zi. O relație de PR, zi, bravo, da, bravo, bravo, PR și așa mai departe. Ciungul de la Lepanto, îi se spune lui Miguel de Cervantes și asta toată lumea știe, da? Pentru că și-a pierdut o luptă în bătălia de la Lepanto. 1500, o mână, nu luptă. O mână, scuză-mă, 1571, trupele venețiene contra celor turcești. Asta ai învățat-o la liceu, bă, o să spuneți, da? Nu am, așa. Este ultima mare bătălie navală cu pânze. Că după aia au început băieții să mai tragă cu tunuri, cu nu știu ce și cu motorașe, că vine James Watt și țâc, țâc, țâc și așa mai departe. Da? Și este ultima mare bătălie navală a evului mediu. Da, uite, apropo de asta cu mondialul mexican. Cum vezi tu că o să fie mondialul ăsta din Qatar, mai ales că o să se petreacă iarna? Adică e primul mondial care nu se mai joacă vara, se joacă iarna. Unul la mână. Și doi la mână, eu o să fie așa ceva ciudat pentru faptul că în Qatar... Păi la noi iarnă, că la ăia e cald. Da, dar la noi e iarnă. Păi cu noi cu ce ne încurcă? Păi de a încurcă pe jucători, că sunt mijlocul sezonului. Nu, pe noi pe ce ne încurcă, cu România. Păi nu știu, că nu putem să mergem să bem la terasă. Asta e altceva, corect. Că noi ne uitam la meciurile altora. Da. O să dea peste cap toate campionatele mari. Să nu uităm că nebunii ăștia de englezi. Englezii joacă și de Boxing Day pe 26, pe aia și pe 1 și pe 2. Ei n-au mamă, n-au tată, n-au bani de ciocolată. Adică ei nu stau cu sarmaua în gât, pe 1 sau pe 2. Și atunci, siguran. Dar n-ai văzut că nu e niciunul care să fi scăpat nearestuit. Toți au fost la X-Factor de acolo, care au fost în comitetul de acordare. Că tot fiecare a plecat cu 3 milioane, 5, 8, 10, 2. Gianni Infantino, președintele, lăudat fie numele, să trăiesc domnul Gianni, are un an și un picuț de când stă cu nevasta la în Qatar și prin astea. Adică ce vrei mai mult? Dar cine suntem i-au noi dat să... I-au sondă. Nu sondă de... Are jucăria lui. Exact. Are petrolierul lui. Uite, aici te joci tu, Gianni. Păi stai puțin, că te-ai dus mult prea departe în sensul în care au zis ăștia așa, băi, raliul Paris-Dakar, nu mai e, bă, unchiule, de mult Paris-Dakar, că l-am cărat până în Argentina, până în Bolivia, prin și așa mai departe. Perfect. Argentina 1810, da? Da. Categoric. Asta de ca să se știe. De Bolivia nu mai vorbim, cu cele mai înalte ținuturi, unde se joacă fotbal la 3200 de metri, este cea mai înaltă altitudine, ai nevoie de tub de oxigen dacă nu ești aclimatizat și așa mai departe. Deci asta nu mai cu Bernardo O'Higgins și lucruri cu pe care le știe toată lumea. Simon Bolivar, dacă nici de El Libertador nu mai știm, are statuie exact cum vine strada aia perpendiculară pe Dorobanț ca să dai la televiziune. Nu e un băiat, e Simon Bolivar, El Libertador, adică cel care e eliberat, este erou național. Bun, așa. Nu mai vorbim de Chile, care are fâșia aia, știi, de 44 de kilometri, dar e lungă de 4500 de kilometri. Ai cu tremure acolo. Ce? Zic cu tremur. 2011. Bun, concentrați-te la cel mai mare cu tremur. Cel mai mare, nu știu să-ți spun, nu știu. Dar a avut 9 și ceva. Bravo, uite, nu, vezi, hai să ne concentrăm. Ei trebuiau să organizeze campionatul mondial în 1962, Chile, corect? Santiago de Chile, Valparaíso și așa mai departe. Da. Perfect. Dacă a fost în imposibilitatea de a organiza ăsta... Când ar fi putut avea locul tremur? În 61. În 60, da?
Așa, da. În 60. Au fost atât de cutremur atât de puternic, 9,6 grade, încât s-au schimbat formele de relief. Adică marea s-a făcut munte, muntele s-a făcut mare. Exagerez un pic, dar au apărut niște dune la mare și așa mai departe. Și președintele țării în acel moment a zis: cum adică să nu mai putem organiza? Unchiule, hai să o tragem ușor spre Brazilia, pentru că Brazilia organizase în... Brazilia organizase înainte. Când? Când? Nu suflăm din public în 58, vedeam, 62, 4 ani, 58, încă 4 ani, 54. Unde s-a organizat? În Suedia, că ai spus mai devreme. Perfect, unde Pele a avut 17 ani. Garincea Didi Vava, Pele Zagalo. Da? Da. Bun. 54? Ne concentrăm, nu spunem prostii. Păi stai să mă gândești, 33 a fost Uruguay. Cât a fost? 33 a fost începem, Uruguay. Începem într-un an nebisect. Păi da, așa a început mondialul. După aia războiul la... E vorba de 1930 și noi am fost pe Conte Verde. Deci primul campionat mondial a loc în 1930. Hai să ne concentrăm un picuț, adică să nu mai venim numai pe pile la București. Înțelegi? Pe pile, pe relații și pe telefoane. Am și eu un șchiop de la mine de acolo, de Iași, și să vin aici. Nu, hai să încercăm, da? Da? 34? Tot Uruguay. Bun, nu, tot Uruguay l-a câștigat. Bun, las-o așa. Hai să o tragem după al doilea război mondial, că ne complicăm. 50, Brazilia. 50, Brazilia? Da, ce înseamnă termenul Maracanoso? Es un Maracanoso. Nu știu, știu că Maracan așa se cheamă stadionul. Perfect. De la Rio. Da, câte locuri avea? Dacă 100 nici. Și ceva de mii. 202 era cât populația Brașovului în acel moment. Da? Du-te. De ce îi ziceam? Deci tot Brașovul, tot acolo. Mergem la meciul Brazilia-Uruguay, 1950, finala campionatului mondial. Da. Cum era clasamentul făcut atunci? Putea să fie și egal, Brazilia câștiga. Atenție, că era cu sistem de clasament. Deci okay. Dacă Brazilia termina 1-1, era campioană mondială. Da. 1-0 Brazilia. Da? Jules Rimet, președintele FIFA, intră în tunel ca să se ducă să aducă cupa, zeița, care era zeița Victoria pe vremea aia, care era trofeu, și simte că se face liniște. Și dracu, Doamne, iartă-mă. Când iese 2-1 pentru Uruguay, autorii golurilor? Chigia și Schiaffino. Doi uruguaieni. Chigia și Schiaffino. Schiaffino era atât de tare ca jucător, încât avea părul dat cu briantină și când dădea gol cu capul, nu-i se mișcau firele. Niciodată. Venea mingea poc și el rămânea tot așa. Da? Chigia avea și permanent. Avea permanent. Permanent pitic, cum au babele la nuntă la fălticeni. Bun. Doamnele, iertați-mă, nașele. Bun. Da? Și atunci, ăia spun așa, ca să ne întoarcem de unde am pornit. Băi, nu mai organizați campionatul la voi, că uitați-vă cum arată țara. Uitați-vă cum arată țara voastră, sunteți nebuni, aveți forme de relief. Erau așa. Casele așa ajunseseră și el a spus: nu, tocmai asta ne va ridica. Reconstrucția și reorganizarea, pentru că poporul chilian, Chile, cu ăștia, știi? Știi aia cu Chile, cu ăia de-au rămas în mină, în... Unde au rămas în mină? Nu știu în ce mină, dar și colonia cu astea. Ești bine, ești bine, ești bine, era. Bun, cu Antonio Banderas, filmul ăla? Da, e cu Antonio Banderas. Colonia de ghidat. Știe, bă, știe. E cu Emma Watson și cu neamț, Brul, dar numai... Tim Brul. Unde, mă, când intră ăia în jos să-i scoată de acolo? Asta, da, ăsta mai recent făcut. Știe, bă. Fii atent. 2017. Și ăia zic așa, băi, țara se reorganizează pe baza campionatului mondial. Că noi dacă dăm campionatul mondial la Brazilia, care e lângă noi, că am urgat în organizații, ne punem așa, nu mai facem nimic. Și a zis, hai să organizăm. Ăsta organizează 2 ani de zile reconstrucția țării, reconstrucția stadionelor și moare înainte de începutul campionatului mondial. Președintele. Da, ghinion. Ghinion Iliescu. Da. Nu e numai ghinion simplu. Păi nu, că nu mai murea dacă era ghinion Iliescu. Îl mai ținea încă vreo 3-4 ediții. Bun, deci am rezolvat-o și cu Qatarul, am ajuns, Doamne iartă-mă, da. Bun, nu ne mai facem bine niciodată. Cum o să fie asta cu Qatarul? Cum crezi că o să fie cupa asta? Eu zic că pentru cei care sunt în momentul ăla în competiție va fi bine. Gândește că de obicei un campionat mondial era după ce s-a oprit competiția de vreo lună de zile. Că stăteai cu cantonament, cu nu știu ce, da? Bine, acum tot se vor opri, că nu o să joace până pe 15 decembrie și după aia pleacă la mondial. Adică o să înceapă Champions League și astea mult mai devreme? Clar. Și o să fii probabil în priză, dar o să ai venturi mai multe. Nu știi să gestionezi chestia asta că joci din 3-3 zile, ajungi la campionatul mondial accidentat. Adică n-ajungi. Da, asta e o problemă de obicei tipic românească. În general, străinii știu cum să o ne ajungând rezolvi. Aici, noi nu ne mai interesează. Adică vorba ta, singura nenorocire e că nu mai spar sămânță când te uiți la meci în cârciumă. Da. Și te uiți, spar sămânță acasă, te bate nevastă. Atât. Știi ce vrea să aibă un bărbat căsătorit? Liniște. Dreptate sau liniște? Una din două, că nu poate să le aibă pe amândouă. Alege. Ori dreptate, ori liniște. Da, cred că e mai bine cu liniștea. Deci, dacă mă întrebi așa, deci, fără deci, că e conclusiv, și numai domnul Ionuț Cristoiu folosește dețiul ăsta, fără să fi spus nimic înainte, domnul Cristoiu... N-avem nici pix, parcă n-avem pix de ăsta, domnul Leu. Și când era la Radio Guerilla, se zicea, Moș Crăciun, ting, de ia vină încoace puiul meu, cum te cheamă? Ionuț Cristoiu, mosule. Uite, ți-a adus mosul un cadou asta, un pastele, mă, ținut din nou o vestuță, ia două, șasea. Deci, cum ar spune domnul Cristoiu sau domnul Gigi Nețoiu, pe care îl salutăm, n-am mai spus-o niciodată, dar mă repet, ca așa zicea dumnealui,
cred că pentru naționalele angrenate în competiție e mult mai bine dacă știu să gestioneze treaba asta. Adică începe undeva prin iulie, august, septembrie, octombrie și ajungem acolo cu motoarele turate la maximum. Repet, pe noi nu ne interesează treaba asta. Facem doar așa să treacă timp. Cum să nu ne interesează? Ne interesează din punct de vedere ocular. Toți suntem Barcelona, toți suntem, da. Toți suntem islandezi când bate Islanda și francezi când bate Franța. Băieții din insule Comore acum, deci la Cupa, deci, domnul Cristoiu, la Cupa Africii pe Națiuni, 672 jucători, 196 nu erau născuți în Africa. Deci terminați cu globalizarea asta că numai jucătorii africani vin în Europa și invers este bine. Naționala insulelor Comore, 28 de jucători, 27 născuți în Franța și unul într-o insulă învecinată. Din 28 de aici, niciunul nu era de acolo. Mamă, fascinant, nu știam chestia. Da, Guinea Ecuatorială, 15 spanioli. Super tare. 15 născuți în Spania, că scrie acolo, da. Bă, tu ești la Madrid, tu ești la Coruña, Bilbao. Da? Dar joacă 196, a treia parte dintre jucătorii Cupei Africii pe Națiuni, Egiptul, Malawi și Etiopia sunt singurele trei țări care au jucători integral din țara lor, 28 de inși, născuți acolo. Ok. Da? Da. Avem unul de-al nostru sudanez, știi că băiatul din care născut la Salonta sau Nesalonta, județul Bihor, joacă la Sudan. Avem un băiat din Islanda, trei din Elveția și unul din Suedia, care joacă la Cupa Africii pe Națiuni. Un băiat, nici în chipul pe suedez. Pe ăsta ADM-i joacă pentru neamț, nu? Cine? ADM-i ăsta de la Red Bull, da, Salzburg, da, marea... Da, da. Viitorul Holland. Da, numai că n-avem voie acum să mai spunem de astea. Acum totul e frumos și campionatul din Qatar va fi frumos, au murit până acum vreo 3000 de oameni, dar va fi foarte frumos ca la construcții și la aia acolo, numai pakistane și cetățeni așa. Dar nu joacă Pakistanul la mondial. Nu joacă Pakistanul, dar Pakistanul gătește mâncarea de la raliul Dakar. Și a zis toți piloții, a zis, nu s-a putut mânca nimic, că e numai cu curry, cu curry în continuu, curry, 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 dă nebunești. A zis, miroase numai indian, nu poți mânca nimic. Mâncare indiană. Mâncați voi spicy asta. Da, că Paris-Dakar nu mai e în Dakar. Paris-Dakar nu mai e în Dakar de mult, este în Arabia Saudită, că de aici plecase la Qatar, ca să așa, zic, te-ai dus prea departe. Băieții au dat 26 de milioane pe an ca să organizezi în Arabia Saudită. Ok. Da? Da. Au fost trei ediții și acum mai sunt încă două. Trag cu niște rachete în continuu în dronele iemenite, că ei se bat cu iemeniții acum. Uh-huh. Și a zis că tu mergi cu aia și lumina de sus e de la niște drone bombardate de aia. Deci, și acolo s-a cam terminat. Nu-i de râs asta. Nu-i de râs, da. Ai ajuns deja la trei continente. Paris-Dakarul ăla al nostru, dă era cu cămilile alea, cu cocoașul. Eu așa-l știam. Când avea almanahele, vorba lui Nea Marian. Vanghele, Nea Marian, când avea almanahele alea, pe almanahe apărea o poză cu niște bebuini, beduini din aia, babuini, da? Cu niște dune de nisip și cu o mașină. Da? Atât era logo. Atât era. Atât. Da. Da? Acum sunt 11.000 de oameni care se mută în fiecare zi. În fiecare zi 11.000 de oameni. Un orășel se mută. Poc, 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 20 de zile. Da? Au venit marile fabrici și au băgat între 50 și 60 de milioane numai o fabrică, o mare constructoare de mașini, Audi versus Renault, ca să se bată care câștigă și cu Toyota. Ok. Toyota, atenție, care trebuie spus că domnul Hiroishi, Toyota, când am fondat, era cu D, Toyota. Da. Și lui nu i s-a părut că e chestiune de marketing în 1920 și a zis Toyota. Sună mai bine, el a fost Toyota. Ei, erau relaxați în 20. Erau de relaxați că nu au venit ăștia să iei. Da, bătăria de la Kohima o știi, desfășurată pe un teren de tenis. Nu știu. Bătăria de la Kohima pentru cucerirea Birmaniei, aprilie 1944, războiul încă nu e stabilit acolo și un băiat făcuse un teren de tenis în India, un englezoi. Ei toată ziua, hop, dă, ia-ți-o ție, dă-mi mie, nu știu ce. Dar era o întretăiere de drumuri. În momentul în care japonezii atacă operațiunea Ugo, Ugo, dar noi o citim Ugo, că nu era Ugo sau că ăla e șprițul Ugo. Da. Așa, atacă. Și Victor. Și Victor, Victor Ugo, bravo. Știi povestea de dragoste dintre Victor Ugo și Juliette Drouet? Nu. Dar nu trebuie să te surprindă că da. Știi că una dintre fiicele lui Victor Hugo, Adele Hugo, dă una dintre bolile de iubire, că există așa ceva. Adică ea a făcut o mononucleoză. Ce ai făcut? Mononucleoză. Nu blenoragie și asta, la ce te gândești? Deci ea a făcut o pasiune pentru un ofițer, neputând să-l iubească și așa mai departe. Sandy Bell, fetița cu chiloții de oțel, și din momentul ăla se spune că este adelism treaba asta, că nu pot. Bun, dar gata, hai că ne-am dus prea departe. Deci dăm înapoi. Deci adelismul ce e când te îndrăgostești cineva cu care nu poți să fii, nu? Da, și o iei razna. Am nu avut adelism. Ai avut adelism, da, când erai mic? Am avut și adelism și Adelina Pestrițu. Și tu? Da. Și bă, eu și Cuartanu de la Partizan, care a cântat Adelina. Adelina. Bă, ce tai sormea. Da? Sau ce? Nu. Artanu, care a început cu, sau pe vremea noastră când era la Partizan, cu oile placide s-au așternut la iernat, privesc nutrețul cu multă poftă, ce va fi consumat iarna întreagă, perfect. Nu știi pe asta?
Nu, prima pe care am auzit-o de la Partizan, înainte se chema... Ioc, bă, băiete, ce, manele, ce asculti? Na, asculti manele, îți dai seama. Ascult, da. Ia, ce, care de la Partizan prima? Fata mea este model, aia da. A fost. Taxul este colonel iau, și da, cu asta, se, da. Se dă cu Coco Chanel. Da, bună, așa. Ei, ei cântau pe vremea lui Ceau. Da? Ok, da. O, astea cu oile placide. Tu îți dai seama, să dai seama că tu mie când mi-ai zis de Ceau, eu acum am stat vreo 5 secunde și m-am gândit că era revista Ceau. Da, da, Nicolae Ceaușescu, că așa îi ziceam noi. Ceau, sită, împușcatul, cum vrei să-i spui. Ok, da. Împușcatul, da. De unde plecase? Acum nu mai știi la ce îmi referi cu împușcatul, că sunt mulți împușcați. Da. Cu Iugo, că era războiul pe terenul de tenis în India. Cu... Și la modul sincer, acum, fără bășcălie, fără nimic, una dintre cele mai sângeroase bătălii e considerată Stalingradul Estului, atenție, sau bătălia de la Termopile refăcută. Că, bă, ce ai, bă, Staling, păi tu comport... Ca... Nu, nu comparăm Stalingradul decât ca intensitate, s-a dat pe un teren de tenis. Ăia japonezii au venit, au cucerit jumătate din teren, englezii au zis. Și la fileu, efectiv, nu e bășcălie, nu e nimic, la fileu căutați bătălia de la Kohima, pe fileul ăla s-au dat 2 săptămâni de lupte. Ăia mai avansau un pic, ăia mai avansau un pic, ăia, cu poze, cu tot, adică nu e bășcălie și așa mai departe, și este considerată una dintre cele mai mari bătălii din istoria Angliei, din toate timpurile, nu numai în al doilea război mondial, pentru că ei au reușit să apere drumul spre Birmania. A zis, băi, erau foarte puțini, erau vreo 1500 cu niște indieni și forțele englezești versus 10.500 de oameni japonezi. Adică cam 1 la 10, adică, da. Adică cam, că cam, nu merge, scuze, adică 1 la 10. Da? Da. Și atunci... Gata, era pierdut, ăia avansasere, că ei urcaseră un delișor, așa, și au zis pe teren, gata frate, mai avem puțin, și a zis, nu, gata frate, că suntem noi aici. Ăia au rezistat vreo 2 săptămâni până au venit forțele și au încercuit pe japonezi și au reușit să-i dea înapoi, ăla s-a sinucis cum fac ei băieții ca de fiecare dată. Seppuku. Japonezii, astăzi nu mergem la lucru, stăm acasă, facem? Seppuku. Bravo. La noi e cu Belin Cucu, la ei e cu Seppuku. Cucu. Astăzi nu mergem la lucru. Dacă n-au cucu. Da, că cucu e la noaptea târziu. N-am da. Cum să fie la ei. La noaptea târziu cucu să zucă la poporul japonez, frate și prieten. Și atunci poporul japonez, frate și prieten, pierde bătălia asta, nu mai reușește să intre spre Birmania pe drumul ăla și... S-a apucat de făcut mașini. Exact. Și Toyota... Toyota, Hiroishi. Nu-i plăcea cum sună așa. Nu, pe asta era în 20, mă. Ok. Da, în 20 când nu ne are loc olimpiada, așa să facem o glumă de trecere. No, o glumă de trecere e cu... Concentrează, bună... nu spune prostii, da? Avem, atunci nu trebuie să nu spun avem nimic. 1912 la Stockholm. Da. Stockholm, cum se zice, da? Se termină, începe războiul, cum spunea bravul soldat Jvei, noi nu mergem la războiul bani și căcăm pe el, că el de-aia a făcut pârnaie Jvei, că a scris, știi? Când l-a băgat în pușcărie pe Jvei, scria noi nu mergem la războiul bani și căcăm pe el. Și el a semnat de dedesubt Jvei și a zis, tu ai scris-o? Și l-a băgat, da, a scris-o eu, să nebunesc. Bun? Și apoi se termină războiul. Și organizăm în 1920 la ce începe cu A, se termină cu Anvers. Anver. Perfect, okay. Perfect. În 1924 mergem apoi la Paris, da? Paris, oui. Paris, oui, bien sûr, manger poulet frite. Dar asta este Olimpiada de vară la Paris, în 24, da. Corect? Da. Trebuie prima să mai fi fost și una de iarnă în 22. Nu, în 24. Tot în 24? În 24. Care este, ce să vezi, prima din istorie. Din istorie, care da. A avut loc, bineînțeles, la... Undeva unde era iarnă cu zăpadă, cu zăpadă și cu astea, da? Care nu se putea ține. Chamonix, Mont Blanc. Da, da. A, mă dă o naibii, da. Unde schiază ăștia acum? Exact. Adică, e 1896, prima olimpiadă de modernă, da? Da. Cu Aca Spiros Luis, cu băiatul ăla care câștigă. Mergi la 1900, după aia, simplu, cu tare, la Paris, tot la Paris. Unde primul român care, bineînțeles că știi, dă o naibii, dacă nu da, știi, pe nu George știu, Plagino, da. George Plagino, dacă nu. De ce trebuie am să-l ține minte? Am biografia lui aici. De ce îl ține minte? Pentru că la concursul de tir s-a tras în porumbei adevărat. Câte capete aveai și cât sânge era pe jos, atunci câștigai. După aia au zis, okay. Bă, n-ar fi cazul să locui cu talere? Cam venit ca mulți porumbei. Înțelegi? Mergea unul și număra, că ea mai făcea încă porumbei așa și număra. Nu râde. 2, 4, 6, 8, așa, și a zis 11. Ai terminat pe locul al 13-lea. Da? După care s-a trecut la talere și așa mai departe. Avem Jocurile Olimpice de la Beijing acum, care vor începe Jocurile Olimpice. În 2008. De iarnă, măi, începe acum. Iarnă acum, da. Ce, 2008? Vară 2008. 2000. Astea recentele știu că le-am bravo, trăit. Bravo. Și dacă 2000. N-am fost în 1912, ce vrei? Câte medalii avem la Jocurile Olimpice de iarnă? Țară care are 6 luni pe an, zăpadă. Niciuna. Nu? Adică la ultimele nu știu. Simt cum mă enervez și. Grenoble 1968. Avem nu, mă referam, am crezut că la ultima olimpiadă. Păi dacă nu s-a jucat, nu s-a disputat, cum să avem? Da, trebuia să fie în 20, da. Da. Nu, avem o singură medalie de bronz, deci o țară care dă lumii 6 ani, luni pe an zăpadă, că începe prin octombrie, este prin aprilie, hai să nu aburim da, zăpada da, la noi. Da. Avem o medalie de bronz luată la Grenoble,
de către echipajul de Bob. Două bucăți. Dacă nu știi nici pe ăștia doi, am plecat acasă. Dar nu că deci știu, dar știu sigur. Domnul da, Ion Panțuru, care s-a stins în 2016, care este conducător, și domnul Nicușor Neagoie, care este frânar. Dacă nici pe frânar nu știi, mai dă-te în frânele, înțeleg. Dacă nici pe frânar nu știm, dumnealui trăiește în care o etate de 81 de primăveri. Nu-l mai bagă nimeni în seamă. Din păcate, aici nu mai e bășcă. Și cum România are o singură medalie de bronz câștigată de un om care încă e în viață și... Cine îl mai bagă în seamă pe domnul Nicu Neagoie? Păi da, măcar în contextul ăsta a Jocurilor Olimpice de iarnă care încep acum. Nu ne interesează, adică să ne gândim că Jamaica e prezentă la Jocurile Olimpice de iarnă. Cu echipa de Bob, a mai fost. Da. Dar ei se antrenează pe nisip de asta. Da, a mai fost. Ei au 5 sportivi, noi avem 22. Simți vreo diferență așa mare între România cu 6 luni aia și aia Jamaica care umblă numai cu... Da? Păi da, de la... Da. Au impresia că e iarnă. Știi Bob Marley, când, Bob Marley când i s-a terminat treaba ce a zis? Cine dracu acum pus tâmpenile astea, mă? Dar cred că tot din tine știu că lui Bob Marley au născut 3 sau 4 neveste în același an. Nu? A murit din cauza unui meci de fotbal. Ce Bob meci? Marley a murit din cauza unui meci de fotbal. Băi, oprișene, că o forțez ca să-ți iasă povestea bine. L-au călcat pe unghie, el nu s-a dus la spital, a făcut septicemie, unghie acolo... De la călcătura aia, cum era pe atunci. Dă-mă cu niște sulfamide, cu ceva, cu... Dă cu nisip? Dă cu nisip și cu piatră, pons, o frece, așa și cade. Și i-a căzut, a dat în septicemie și a murit, din păcate, în urma... Hai să nu-i spunem în urma, poftim. A murit de septicemie. Da, a murit de septicemie. Da. Păi da, bine. În urmă unui meci de fotbal. Dacă avea COVID... De COVID ar fi murit. Da. Dacă avea COVID, murea de septicemie. Nu invers, dacă avea septicemie, murea de COVID. De COVID, da. Da. Păi de septicemie, oricum COVID-ul e provoca. Da. Când era mic. Bun, ne-a liniștit, gata. Da. Da. Că ne-am aprins un pic. Să-i că și întrebările în capul meu în momentul ăsta, îmi vin capcană. Că am o grămadă de lucruri la gata, care sunt curios să-ți... Gata, pe cuvânt că m-am potolit. Cât e? Gata, zi. Ba, deci nu vine să cred că sunt 43 de minute care au trecut cel mai rapid din viața mea. Gata. Jur. Așa îți spune și că, bă, ce repede trec. Nu știu, trec. Nu, că aici poți, dacă acolo, vrei, putem intra în detaliu. Nu, mersi. Imediat s-a gândit la prostiră, trebuia la citit de carte. Bun, gata, am trecut. Ascult. Sunt oale și urechi, oale și ulcele. Și... Gata. Uite, văzusem o postare la Dan Negru, acum ceva vreme, nu mai știu, pierduse România un meci, cred că cu Austria, da, cu Austria. Pierduse România un meci cu Austria și era o postare cu un prezentator de știri din Austria și o prezentatoare de știri în oglindă știri sportive. Că s-a luat Cabral România. Și a zis că e bulangiu. Nu. Sau cu la vreme s-a luat. Da, nu, asta era cu totul altceva. Spunea Dan Negru acolo că, bă, uite, ăștia au sport pentru, au știri din sport pentru că și au sport. Noi nu avem sport pentru că, uite, și știrile din sport sunt de fapt despre munden. Prezentatorul era un domn respectabil, așa, da. Mainătate. La noi era o duduie de asta frumoasă, că toate sunt frumoase, că dacă ești, nu ești frumoasă, că gurtă n-ai cum să fii ca femeie niciodată. Corect. Doar băutură e puțină. Da. Dacă nu ești frumoasă, n-ai ce căuta să prezint sportul. Corect. Astăzi numai omul mort nu știe ce e la sport, să ții minte toată viața asta. Exact, da. Bun. Crezi că e... Cum vezi tu jurnalele astea de sport? Pentru că, într-adevăr, majoritatea, dacă te uiți, au două, trei informații așa sportive, după care e vorba de mașina lui Florinel Coman, de permisul Perfect. Lui suspendat. Am înțeles și așa mai întrebarea. Oamenii vor da cu pietre în mine. Acum puteți să dați nimic, are de unde să sară. Că ideea este în felul următor. Asta se cere. Mm-hmm. Da? Pentru că asta se vede în audiență. Acum eu nu sunt specialist, nu sunt la research și așa mai departe. Dar există un dar uriaș. Colea așa latent în căpșorul nostru a rămas o fărâmă de bun simț. În toți. Uh-huh. Da? În momentul în care tu îi dai 15 ani astfel de știri, nu numai sportive, că toate sunt așa. Da. Călcați pătret, Doamne, iartă-mă, de... da? Adunați, da. Căzuți, morți și așa mai departe, și scandaluri și guță și drăgușan și așa mai departe, corpul primește. Dar aici undeva, atâtica, probabil mic, 1%, ăla, 2% din aia 92 de rămân așa, lui rămâne o chestiune de bun simț, pe care tu poți să o activezi oricând. Tu, eu, noi. Okay. Putem să o activăm oricând. Cum? Dându-i omului informații de genul ăsta. Ok, ambalat într-o formă frumoasă, că nu stai în bună seara, așa cu tare, da? Și o tragedie, precum Titanicul. E una dintre cele mai mari tragedii în istoria omenirii pe timp de pace, da? Dacă știi să o faci cu doi români care au fost acolo, doamna Bateman și cu copilul dumneai, am avut doi români pe Titanic. Nici nu știam că am avut doi români, am avut doi români pe Titanic. Cele mai frumoase povești de dragoste s-au făcut acolo pe Titanic. Ida Stros a mai povestit și cu soțul a zis cum să plec de lângă el. Ei, având bani să cumpere oceanul, dacă ei voiau, cumpărau balenele și au lăsat azi. Băi, tu ești în primul rând mai tânără. Nu le-au mai găsit, au umplut un sicriu cu apă. Ne-au mai găsit corpul ei și așa mai departe. Deci poți să le prind. E, în momentul ăla ai, ting, nu brusc.
Adică dacă tu îi dai 15 ani, 20 de ani la indesat cu din astea, gata mă, vine unul a doua zi și vorbește de Eminescu și oamenii toți ies pe străzi, wow, ce tare. Nu. Îți ia probabil tot atâta timp sau măcar jumate din cât l-ai astenizat. Te-ai bătut cu ciocanelul ca în cap capănit. Și acum trebuie să-l scoți. Dar el are aici. Și atunci omul vine și spune, bă, nu suntem pierduți de tot. Da? Și atunci între știrile astea sportive cu mașina lui ăla, vii și spui așa, unchiule, nu vreau să vă încurc, azi e 25 ianuarie, da, mă, știm că avem calendar. Bă, azi a început Chamonix, Mont Blanc. Așa, și e prima olimpiadă de iarnă din istorie, Jocuri Olimpice. Că olimpiada e perioada dintre ele, Jocuri Olimpice e competiția. Așa, mă, da, și vrei să vă zic ceva? Acolo a apărut Sonia Henie. Așa, mă, și care avea 11 ani când a concurat prima dată la olimpiadă, la Jocuri Olimpice. Da, mă, și după aia a fost de 3 ori campioană olimpică și e cea mai mare patinatoare în toate timpurile și e prima sportivă din istorie care a făcut $1,000,000. Bă, trăiți-ar familia, pare interesantă. Deci când ai să stai, mă, în 20 și când, mă, 20 toamnă. L-ai reținut. Aici, da. Aia sinapsa aia sau cum se cheamă aici din cap, i-a plecat. Bă, bun, te ignoră. Mâine îi mai dai o bucățică, poi mâine îi mai dai. Ăla mai citește un ziar, ăla mai... Pe un telefon mobil îi mai bagi-o din aia. Bă, stai mă că uite așa. Și pornește la drum treaba aia. Nu i-o schimbi, repet. Nu i-o schimbi în dimineața aia. Gata mai ai venit un nebunule și cu tare. Eminescu, unul dintre marii sportivei noștri. Oprișene, ești nebun, ce mă? Juca fotbal. În Toloaca Cernăuțului. La Cernăuț. Și am absolvit colegii naționali Mihai Eminescu. Bun. Te dai seama că n-aveau niciun interes să-mi spună că Eminescu juca fotbal, că după aia nu mai puteam de sport. N-am zis că era fotbalist, nu exact. Băi, el era Maradona, o ținea pe gât, făcea, ridicau, culca pe ureche, nu. Am spus că în Toloaca Cernăuțului, Toloaca era bucățica aia de maidan plină de praf, colb și așa mai departe, omul juca fotbal acolo. Fugărea o bășică, o băsea o minge. Înota 10 km. Mergea 10 km în marș în fiecare zi. El a plecat din Moldova să treacă, a trecut munții să ajungă în Blaj. Da? Cu ce a trecut? Perpedes, mai lua o căruță, mai lua unul cu un Bugatti, cu un Maserati, ce avea bune, da? Și mai trecea pe la ocazie. Bun, da. Top Gear mai filmat pe acolo. Exact, bravo. Înota senzațional. El intra în bulboana Târnavei și ieșea pe partea ilaltă. A zis Călinescu, citez, avea voluptăți tritonice, în care Triton era un zeu al mării. Adică omul cu tare și așa mai departe. Ridica greutăți, a zis când era la Sfânta Mănăstire, la Agapi acolo și la Văratec, la Văratec unde este mormântată și iubirea vieții lui Veronica Micle, pe piatra de mormânt unde scrie și pulbere țărână din tine se alege, că aceasta e a lumine strămutată, lege nimicul te aduce, nimicul te rea, nimic din asta lume nu va mai rămânea. Deci asta e pe piatra ei de mormânt. Nu facem confuzie cu Vărate cu mănăstirea, pentru că este mormântată afară în biserica satului. Da, asta știi. Aha, ok, da. Bun, asta da. Știi. Bun. Asta era limpede. Bun. Limpede și frumos, ca cristalul. O zană cea frumos cătoare și limpede ca cristalul. Ion Creangă, care a murit în 31 decembrie, adică le-a stricat bulangiul ăsta, le-a stricat lor a Revelion. Da, și se spune că necat cu sarma. Asta e frumos. Asta e frumoasă că era pe mâncare. Bun. Dă-i asta omului. Nu o forța cu Eminescu, acum era Arnold, pupa, ridica greutăți. Dar ridica, nu era tălâmb, nu era papleacă, nu era păduche flaușat. Ridica greutăți, alerga, înota, juca fotbal. Altfel decât îl știm noi pe noi. Deci Eminescu nu e ăla de ne dădea profaia de română în pumn, în gând, să dea dinții dacă nu știam ce îți doresc eu ție și ce te lege în codurile. Da? Au la Sibaris, nu sunt lângă capiștea spoielii, nu se nasc glorii pe stradă sau la ușa cafenelei, au prezentul unii mare, nu o să-mi dea ce o să cer, nu o să aflu printre noștri vreun falnic jubaier? Și așa mai departe. Și, da, mă, așa, n-am înțeles nimic. Ce sibaris, mă, ce cotar. Dă-i și treburile astea. Și asta din căpșorul lui. Dă-i-o copilului. Da. Dă-i-o copilului intra patra, intra cincea. Nu-i dau la sibaris, că ăla trebuie să bă sibaris ăsta dacă e cu S mare și cu Y, că o fi un cuvânt, o fi o denumi o stradă, un bordel, un oraș. Ăla e mic, e cichitin. Nu știe ce-i sibaris. Dar vino și dă-i altceva. Băi, Eminescu ăsta era om. Iubea, juca fotbal, scria senzațional. Și așa mai și umbla prin București, și prin Iași, și prin Blaj, și prin... Pe unde mai umbla el? Dă-i toate treburile. Și o să vezi că omul... Bun, dacă vezi că nu merge 2 ani, haide mă, strânge cărțile astea și dă-le foc. Pă, cornete, trage-l ăla la cur, la mâță și așa mai departe, da? Scoate ochii la ușoare și așa, că nu. Dar dacă merge. Acum nu o să vezi oameni pe stradă care o să spun, Doamne, am învățat. Bă, să lipește de 2 inși o informație, dă încă unul o informație, dă încă unul o informație. Dă-i-o sub alte forme. Da. Spune că noi am avut navă care a făcut în conjurul lumii, a plecat în portul Constanța și ce să vezi, s-a întors tot în portul ăla, nava București. Spune că noi aveam cursă cu care făceam în conjurul lumii avioane, ok, cu escală cu tot, dar puteam să, acum nu mai avem cursă nici până la Giurgiu de avioane. Pe înainte aveam la New York. Da, aveam la New York în anii 70. Era linie directă, da, București-New York. Bun, dă-i oamenilor asta. Nu mult, că le găsește și pe Wikipedia, nu-i încărca creierul. Nu-ți bate joc de aia 92%, dar tu-ți dai seama, e un infinit în capul lui. Gândește așa, acum filozofând.
filozof, dacă vrei, îl scriem cu S sau cu Z în funcție de cum a intrat în limba română, dacă a intrat din greacă sau din franceză. Deci poți fi și cu S și cu Z. Da. Filozof sau bun. Ei, nu filozofăm, dar are 90, cât e în capul ăla lui, golul ăla, de vorbeam noi de el. Deci tu ai acolo un infinit în care poți să-i bași treaba asta. Okay. Corect? În capul lui nou, dacă 8% și vorbim atâta, cât mai rămâne, înseamnă că e un infinit. Trebuie să și cultivi unui copil, de exemplu, apetitul pentru cunoaștere. Eu nu cred că treaba asta se poate întâmpla la orice vârstă. Adică dacă, nu știu, dacă până la 25 de ani, eu am 25 de ani în momentul de față. Nu se vede, dar mulți înainte, da. Dacă până la 25 de ani te gândești că, bă, nu te-a interesat nimic de nicio culoare. Dar nu din cauza ta, iartă-mă, nu te-a interesat. Nu te-a interesat din cauza profesorilor pe care i-a avut sau de acolo din receptorul și receptacolul, știi? Și de părinți, de prieteni, de familii care mai scurgeau informații, care mai auzeam pe la șprițuri ce mai discutau ei. Am avut noroc de tehnologie, că deja era Wikipedia. Noi n-am avut treaba asta. Voi sunteți la un click distanță. Da. Voi mâncavați gura voastră de copii, sunteți la un click distanță. Noi eram la 15 click-uri distanță, că mergeai la bibliotecă și aia ți-a ducea greșit evenimentul zilei din 94, doamnă, din 96. Ha, îl ducea iar, mai dura două zile până aducea înapoi. Că era biblioteca Academiei, completai altă fișă, altă formă, pleca aia cu listulețul, ți-l aducea sus, îl ștergeai. Până citeai o pagină, plecai acasă. Acum ai dat țâc, dau $7 și am toată arhiva lui El Mundo Deportivo din 1902. Zi-mă ce vrei, 1906, 12 februarie, poc, ia-mă PDF-ul. Ce tare, da. Da. Da, pentru că i-au digitalizat-o. Ce să vezi, niște băieți deștepți. Ai zis, cum ai? Ție, cine ți-a deschis apetitul ăsta? Appetite for Destruction e un album, nu? Nu înțeleg. Acu' e. Uite, dacă tot nu știm, să Appetite completăm. Appetite for Destruction este Metallica sau Guns, dar cred 99,9% că este Metallica. Formație înființată într-o bucătărie. Dar n-aș vrea să... Ia, dă-i să... Hai să vedem. Ia, dă-i. Unde e telefonul meu? Ți-a furat telefonul! Eu... Sunt cu, nu pe bune acum să vedem, dar cred că, stai să nu spun prostii, unde fi telefonul meu? Cred că este Metallica sau Guns, Guns, adică Guns N' Roses. Guns N' Roses. Guns N' Roses la primul lor album. Care a fost primul lor album? Hey. 1980. Guns N' Roses 1900. E Guns Appetite for Destruction? Da? La primul lor album, nu mi-l spune, nu e de Spaghetti Incident, este Use Your Illusion. Care e primul album al lor? 89. Așa, ideea este că ei niciodată, toți cinci, nu au fost la înregistrări. Tot timpul unul era în pârnaie. Ce, la Guns N' Roses? Da, okay. Timpul era în pârnaie. Care e? Da, ăsta e Appetite for Destruction, e al lor. Deci ăsta e primul lor album, nu? Da, 1989, nu? 87, scuze, bun. Ei erau tot timpul în pârnaie, unul dintre ei. Mhm. Uh-huh. Ei când se duceau în studio acolo, ăla își vedea de treaba lui. Bă, las că vine și Toboșarul săptămâna viitoare și își pune treaba lui. Că ăla mai dăduse cu scaun în cap într-un bar să îmbăta, să-i dădea cu scaunul în cap unui acută. Niciodată, citiți, niciodată nu au fost toți cinci la... Albumul ăsta este înregistrat, cel mai tare album al unei formații rock la debut. Adică s-a vândut în discuri de platină și așa mai departe. Pe astea, Sweet Child O' Mine și astea nu sunt pe albumul ăsta, că știu că sunt printre primele lansate de către ei. S-ar putea, nu sunt. November Rain? Nu, November Rain nu astea. November Rain e de pe Use Your Illusion, cred. Dar nu știu dacă 1 sau 2, că Use Your Illusion 1 și 2, cu Don't You Cry. Noi ne băteam cu ei, că eram de pe șar și ne fugăreau în zalomit și ne omorau și atunci nu prea am amintit plăcut. Te vezi, era și altă treabă pe timpul ăla. De-aia era și muzica mai bună. Pe vremea aia te băteai în muzică, îți dai seama cum suna azi, te fugăreau că era bătaie la propriu. Am prins și eu de-astea, rockeri cu rapperi. Da. Am mai prins. Da. Dar era rock-ul, nu știu, rock deja de, era Slipknot și rap era Eminem, 50 Cent, G-Unit. Noi vorbim de preistoria rap-ului, Vanilla Ice, cu MC Hammer. Înainte chiar de Tupac. Adică, exact, 91. Ăsta lui Vanilla, Ice Ice Baby, e 91. Da, to the extreme. Nentu cu Prey și cu Kentaj this Hammer e 91-92. Nu mai vorbim de Snap, nu mai vorbim de Technotronic, dar cu ei puțin mai înainte. Snap, da, nu mai vorbim de... Sunt mulți. Dar de unde am pornit? Cine ți-a deschis ție, bă, treaba cum ai devenit pasionat de informații? Și cum ți-ai dat seama că poți să o și reții? Pentru că e fabulos. Acum există, știi, tu poți să faci pe orice om, poți să-l faci să pară incult. Nu, Doamne ferește, și nu ăsta e interesul, nu. De exemplu, dacă ar veni cineva, am fost repetent la matematică, am fost repetent la fizică, la chimie. Putem vorbi 10 minute despre dehidrohalogenarea unui derivat halogenat, putem discuta despre teorema lui L'Hôpital, putem discuta despre Gauss-Ostrogarski, de care toată lumea a auzit, bineînțeles, da? Da, bineînțeles, da. Glumesc. Că nu cred că e nimeni care să nu fie auzit. Care adică... de Gauss-Ostrogarski, da. Nu, glumesc, nu s-au lipit adică de mine. Dacă n-ați auzit, puneți mâna, dați un like la podcastul ăsta. Exact.
Că nu ne batem joc. Da, că sunt oameni atât care au învățat. Marie Curie atât era atât de tare care i-a luat și la Marie fizică. Curie e patroană de la spitalul de aici, nu? Bravo. Așa. Atenție mare de tot, caietele ei sunt atât de radioactive și astăzi încât poți developezi un film. Mamă, ce tare. Pui filmul lângă și se developează caietele ei. A murit acum 80 de ani. Wow. Da? Dumnezeu este prima care a luat și la fizică și la chimie. Premiul Nobel. Atenție. Nobel. Și când se îl dea pe următorul, a zis, nu pot să vin, că am treabă la laborator. Păi eu vin să iau premii în fiecare. Bă, e premiul Nobel, du de ea că ți-a dat oamenii. Nu vin, mă, am treabă eu. Măi, femeie, du-te de ea de acolo, e Nobel ăia greu, cenii, cu berbilele, cu perciunii ăia, lui Carol Davila. A zis, nu mă duc, eu am treabă. Să-i dea un copilaș, un ceva și l-aduce la casă. Ăștia erau oamenii. Bun, nefiind pe partea asta, am început să citesc. Română, geografie, istorie, sport, tot ce vrei. Și atunci, eu aveam colecțiile de magazin istoric începute la 1968 cu domnul Cristian Popișteanu, care ce să vezi, nu e aviatorul ăsta Popișteanu, da, da, da. De stai tu, e unul Cristian Popișteanu care era directorul magazinului istoric, le aveam acasă pe toate, erau așa, le citeai de plăcere, nu te obliga nimeni. Cine poate să vină la un copil să spună, citește magazin istoric numărul 6 din iulie 1969? Nimeni! Da. Dar tu n-aveai astea. Și tu voiai să afli cine e, cum era istoria denaturată. Știi că sutienul, religia și istoria tot timpul au denaturat adevărul. Așa e, da. Înțelegi? Da. Mm-hmm. Și mai nou filtrele. Una dintre marile invenții ale omenirii pentru doamne și domnișoare. Deci nu-ți mai trebuie sutien acum. Da, bravo, da. Ei mai chiloți. Bikini. Știi că se spune că bikinii sunt precum statistica, mai mult ascund decât arată. Bikinii, care bineînțeles vine într-un atol unde francezii au făcut experimente cu bomba atomică. Atolul Bikini. De acolo vine. Dar nu mai, gata, hai că am luat o rază. Stai ăla că de unde vine Bikini? Nu, că asta e foarte interesant. De la un atol. Ok. Da, unde francezii făceau experimente, cum făceau și americanii Nevada, ăia zic, bă, hai să nu facem pe teritoriul nostru. Mm-hmm. Francezii un pic mai, da, a zis, aia bombardau la Nevada, să uitau cu niște benocle cu sticlă din aia, nu cu sticlă, era cu din aia de la radiografie pusă. Ia uite, bă, ce mișto e, dar ei dădeau cu bomba atomică. Da. Știi? Surâsul Hiroshima, ți-a plăcut Jebeleanu, tradus în 17, este mai tradus decât Eminescu, dar n-avem voie asta să spunem, că noi trebuie să spunem că Eminescu e poetul național. Deci Eugen Jebeleanu, premiul Herder, este tradus în, da? Lăsați-mă să plâng, căci a murit speranța, a fost asasinat în plină zi, acum, aduceți-mi din beznă cea mai cernită haină și așterneți-i pe față un văl imens de fum. A vrut să îmbrace pruncii și iată-o, goală, mută, ucisă în fața noastră sub regi rămături, un ocean mi-aduce fierbând, greu de cucută, să-l beau, să-mi stingă sila măcnitei mele guri. O, mare! Împrumută-mi să îmbrac atale zale și înaintând cu ele, sclipind spre ucigași, să-i scuip cu milioane de valuri infernale, să-i îngerunchi fața speranței moarte! Lăși! Tăcere! Marea tace! Taxările! Pustiu! Și ucigași în taină, ca viermi grași se zbat, grăbit să o ridice, s-o zvârle în sicriu, dar inima speranței din mâini le-a și zburat. Eugen Jebeleanu, primul Herder, tradus în mai multe limbi, da? Da. Ca ai rămas așa un picuț, iartă-mă că m-am dus. Nu am rămas așa un picuț, că e cum să nu rămâi așa un picuț. Adică... La asta se plânge în mod normal, adică se cade în genunchi pentru că e bomba atomică. Da, în mod normal, da. Numai că e, nu era cont. Dar noi nu avem voie să spunem că trebuie să-l scoatem până la Eminescu, care e un geniu, care e cel mai important român și așa mai departe. Dar uite că mai sunt și alți băieți care au mai fost traduși, care au mai luat premii. Să mai facem o paranteză legată de asta. O chestie care pe mine m-a fascinat foarte tare e că aveam în 2005-2006, aveam 9 ani, aproape 10. Steaua și ca semifinală de da, cupă, am, da, cu Middlesbrough, am plâns atunci, am îngrozitor cu macarone, țin minte perfect și momentul. Cu Rapid, cea mai mare audiență din istoria televiziunilor. Cât a avut? Antena 1 a avut 70 share. 70, wow. Da. Incredibil. 70 share. Incredibil. Adică din 10 milioane, dacă era bine, nu erau toate deschise, dintr-un milion de 700 de mii s-au uitat, sau dacă erau 3 milioane. Da. Da? Da, erau mai mult de 3 milioane. Universul e cam pe la 11. S-a dat turul pe Antena 1, meciul din Giulești, Viorel, da, Moldovan și Bănel Nicoliț. 1-1, bravo, și 0-0 pe realitatea. 0-0 pe, da, pe realitatea pe Elia, da, Manoliu, că nu, da, se chema Național Arena atunci. Corect. Corect. Asta ții minte. Și tot pe Lea Manoliu a dat Dică golul cu Middlesbrough și după, da, aia... Nu te Dică! Da. Zi, nu, 2005. Nu, te Dică a fost 2000, la, tot 2006, dar septembrie. Septembrie. Da, Mihai Mironică și cu Costi Mocan. Da, cu Ghione, hop, pe poarta din stânga, cum te uiți. Zi, Bali, 2000, Badea. Gata, 2005-2006, că suntem cam o șurogie de 5.000, nu ajungem niciodată. 2006, în iulie, o zi după finala, era 10 iulie, că pe, bun, 9 iulie a fost finala Campionatului Mondial Franței. Materații cap în gură, pe, da, poc, Canavaro. Pe 10, m-am dus prima dată la Istanbul. Eu știam că Ștefan cel Mare a fost un mare biruitor care a bătut pe turci de 47 de ori și tot 47 de mănăstiri a făcut pe fiecare bătălie. Și am fost surprins, copil fiind,
să văd că sabia lui era acolo la top capă. Da. Că acolo Ștefan cel Mare, nu știu, corect, toate limbile, inclusiv în română. Corect. Veneau mulți români la Cușa, dar sunt pe drum să mă opreau acolo, la fel ca și noi. Corect. Și atunci în capul meu s-a produs o întrebare. Asta și m-am gândit, zic, bă, oare noi chiar am fost așa de șmecheri cum prezintă istoria? Că istoria cum ne prezintă pe noi? Ca fiind niște oameni care ne vedeam noi de treaba noastră aici în bătătură și eram în legea noastră, în liniștea noastră, dar veneau popoarele astea nasoale. Emigratoare, cu cea divertis. Da. Popoarele emigratoare. Emigratoare, da. Ți-au părlit tot ce aveai de la tine, exact, tot ce aveai din bunătățile astea, ți-au părlit romanii 200 de ani? Tot aurul, tot astea, că închidea la robinetul, nu mai avea de acu săracul sus la sarmi, săgetuza, apă caldă și apă rece, să preda armamentul din dotare și pârlea ăla tot aurul? Da. Concret, cu vestigii, nu abureală. Da? Până la retragerea, da, Uniliană 271-270, ți-a părlit la tot. Ok, da. Ai stat puțin el așa cu glagelul, numărul cu ăștia, nu știu ce, au început un pic unguri, 1330 cu carul Robert de Anjou, hai să zic că nu să punem. De pe la 1400 încolo te-au pârlit turcii tot ce se putea pârli, pentru că da, tu vii și zici nație biruitoare. Stop, până la un anumit moment dat. Fane Babanu, fiind bolnav și bătrân și având și gută care era boala regilor și aia în picior de care am vorbit, a zis, mă, hai să dăm ceva la băieți să ne mai ierte. Adică alea 47, vreo 10 scuste cu ața albă. Da? Războiul nu se pune, ianuarie 1475, am pârlit, am bătut, ăia noi 20.000, 30.000, 100, așa, este cea mai mare înfrângere și aici trebuie să ne ridicăm în picioare. Că ne doare, nu. Este cea mai mare înfrângere a unei armate islami din islam decât o armată creștină. Bătălia, okay, de la Podul Înalt, da? Că până în picioare. Da? L-au făcut ăia, atletul lui Hristos, ce au făcut ăia, Ben Johnson al lui Hristos, Usain Bolt al lui Hristos, nu, tată, fane cu tare. Dar n-a mai putut și el, că el n-avea oaste cum erau ăia organizată. El fluiera și apăreau răzești și când mai terminau și ei de fumat, de băut, de ce mai tras la joagăre, ce făceau ei. Da? N-aveau armată și el trebuia să o dea parte în parte cu ea, care veneau 100.000. Ăia erau ca la raliul Paris-Dakar, mutau un oraș, că îi aveau cu mâncare cu tot și ea se mutau așa, era o forță. Venea și rereșoaie, mai dăbrești tu 10 soldați, nu știu ce. Da, purice, pune-te mă capră să busui și-o pe cal. Și când s-a terminat energia asta după 35 de bătălii, a zis, bă, hai să mai dăm la banii, oamenii ăia niște bani. Noi am dat atât de mulți bani turcilor, atât tone, miliarde, exagerez, dar da de tone, încât turcul, când s-a dus ultima dată Alexandru Ioan Cuza, a zis, bă, mi-e jenă, nu mai vreau. Nu e bășcălie, nu e nimic. A zis, să moară viața mea la câți bani ați dat voi de la 1400. Am ajuns la 1850, vremuri moderne. Uite, ăștia pleacă cu vapoare, cu aburi, cu nu știu ce. Mai mâine, poi mine, dau ăștia drumul și la avioane. Nu mai vrem, bre. A zis, de rușine, că ăsta s-a dus să trăiești, să pupăm inelul. Și a zis, băi, săndele, nu mai putem mânca vași gura voastră, că v-am jecmănit destul 300 de ani. Și turcul n-a mai vrut să ia, a zis, mă, cel puțin nu mai fă aici de față cu toți ăștia, mergem prin spate și bași pe acolo, dar nu să nu se mai vadă, că de acum voi sunteți nații independente. Noi nu înțelesesem nici asta, bă, voi sunteți un pic de nație așa, nu independentă, că independența voi e în 77, dar bă, ridica și voi un pic capul, că e cu micul Paris, mai vorbiți și voi o franceză, un furculision, bă, voi tot cu capul plecat de vi se vede chelii aici și ați venit să ne dați cașcavalul, dă-i drept cu drumul, dă-i drum, zât, oprește-mă camera, că să uite, înțelegi? Dar noi cum ne dusesem? Păi din reflex, știi, că exact cum acum există, da, oameni care nu înțeleg, da, că nu trebuie să dea șpagă. Ei, da, dau șpagă că e act reflex. E, adică, da, hai să dăm ăla lui Pavlov, știi, câinele când Pavlov, că iar vine prostul ăsta, mă, să-mi aducă mâncare. Știi? Bun, te-ai dus acolo. Între timp, te-a mai ciupit și poporul rus, frate și prieten. Da? Că la bătălia de la Stănileș pe Prut la 1711, mai trăgeau și ea ce mai... Da, aici nu se duceau mult. Ce puteau aici și-au un gălățel, un ieșuleț, o suceviță, hop, da? După când ai terminat așa, a venit poporul german, frate și prieten, care îți pârlea, dar îți dădea bani. Adică îți lua găina din curte și îți dădea 2 lei pe ea. Rusul venea, ți-o lua cu totul. Da. Da? După ce a terminat cu turcu, tătaru, hanul Crimeei, leșu, neamțu, ăla, a venit puțin și englezul cu americanul, care ți-au bombardat Bucureștiul, ți l-a făcut piftie și tu, după ce am mai zis asta domnule, doar că sunt și nervos un picuț, după ce ți-l-au făcut statui. După ce a făcut două monumente frumoase tot, cinste cu tare, nu știu. Bă, luați-o ușor spre cimitirul calvinist ăla de pe calea Griviței. Acolo sunt 2500 de oameni mormântați. Luați-o ușor acolo și hai să aprindem o lumânare decât cu astea acum. Bun, e frumos că nu știu ce, dar ei au venit, țac, 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 te-au bombardat. Da? Tu, în perioada aia, între 4 aprilie și 23 august, te-au bombardat așa. Americanii, englezii, francezii, nemții după aia și rușii. Păi nu mai aveau avioane alții, că ea din Japonia nu puteau să vină, că era mai departe un pic. N-aveau cherosen. N-aveau cherosen atâta. În 6 luni de zile Bucureștiul a fost rotil. Și Ploieștiul și toți ăștia unde erau cu rafinării, cu găzării și cu GPL, ce să băgă apă atunci în mașină și benzină de 95. Da? Și tu vii și spui, dacă am fost nație de șmecher, că m-am și aprins un picuț când vine să... Da? Ți-au furat toți de aici.
Ei prins pe aia e mai bătut, dar după aia dădeai îi băteai 15 bătălici, după aia dădeai 200 de ani pe șcheș. Iar îi mai prindeai, mai bătăi, ia mai dădeai 200 de ani. Cât a avut țărișoara asta, de cât s-a luat din ea, s-a furat, s-a pârlit și tot avem de furat. Deci cât am fost noi. Ok, bun, și atunci vine următoarea întrebare. De ce nu ne-am dus noi peste alții și de fiecare dată au venit alții peste noi? Unde mă, când ne-am dus peste Bulgaria, ne-au bătut la Turtucaia de la îndoit. Unde se duci? Că nici peste Bulgaria n-ai putut să te duci. Unde te duci? Peste cine se duci? Te-a bătut la Turtucaia, este cea mai mare înfrângere din istoria armatei roase, cea mai mare rușine posibilă. Ha, plecăm noi cu tata, te-a bătut Bulgaria, am scos o praștie, poc, cu castraveți, cu aia ce a aruncat Băbălicico și te-au bătut. Unde te duci? Că tu nu i-ai bătut nici pe ăștia de jos, săraci. Păi cu cadrilaterul azi, las, bă, hai, dați-ne încoa tot face în țara noastră, las, Dobrogea și dați-ne încoa cadrilaterul și cu Silistra cu asta. Păi cine-i bătut tu? Pe nimeni. Tu ai avut luptă de neatârnare, aici în țărișoar la tine. Era parceluța ta, ne batem aici, când nu mai puteam, dădeam cașcaval, corect? Da, da. Vitei și așa mai departe. Nu uita, da, uite, de acum mă provoci. Noi suntem curve în ambele războaie. Când atunci când te-ai dus la conferința de pace de la Paris, ăla a zis, alu, dar noastră ca ce nație ați venit? Păi noi suntem mai abiruitori, nu bă, voi ați încheiat pace cu germanii. Marș! Vedeți-vă de pacea de la Buftea și de la ce ați făcut. Și în al doilea război mondial, tu 4 ani de zile ai tras într-o parte și după aia ultimile 9 luni ai tras în partea ailaltă. Bă, oprișene, cum vorbești așa că sunt eroi, că porni? Nu vorbim despre cei morți, decedați, frați, părinți, bunici și așa mai departe, că fiecare a avut. Nu poți să iei la mișto bătălia de la Stalingrad. Dar nu uita cum ai fost tu. Nu uita cum ai fost tu de când ai intrat în război până în 23 august la întoarcerea armelor și nu uita cum ai fost în primul război. Da, deci chestia asta se reflectă exact cum spuneai tu și îmi permis să reiau cu ăștia care s-a dus scuza la da, turci să le dea șpagă. Peșcheșul, cum zic, da. Da, cum o fi, fumăritul. Plăteați tribut, da. Să plăteați tribut da. La poartă și de rușine au spus, bă, gata, că nu mai opriți-vă, că nu mai suntem în epoca da. Care ți trebuiască să ne Sunt acte care spun asta, nu e bășcălie. Exact, dar așa sunt românii în ziua de azi, adică da. Mi se pare în domenii în care n-ar, bă, nu mai gata, se poate rezolva. Medicul te tratează și fără să-i duci plicul. Fără să alegi cu plicul după el prin spital. Da. Sau dacă îți pretinde plicul, poți să-i faci mai grav. Da, dar în ADN asta. Asta e asta. Pentru zic, că i-am întrebat pe toți italienii de ce faceți așa. Și a zis, e în ADN. Ăla când îți dă cartonaș galben, arbitru zice... Mascat Ghiagar, maică tap când îl ceartă pe italian îi spune, va fa în culo și cu tare, așa fac de aia, mama către copii. Și la noi așa, dar numai că e cu bagnota exact, între degete. Și așa. Și lasă-mă să-i dau și omului ceva. Și el zice, nu zice de două, de trei ori așa mai de complezență, a treia oară, hop, a luat-o, a băgat în buzunar. Singura soluție ar fi să-i faci halatele fără buzunare, că el, hop, nu mai are să mai bage, înțelegi cum e, da? Dar tu de ce crezi că frizerii, vă iubesc, de ce credeți că frizerii aveau buzunare? Ce să facă? Să-și caută medicii. Da, să-și țină el piept, dar aici scotea la fenul. Dacă îmi plecai, Nea Vasile, mai tuns bine, hop să treci Nea Vasile, că și acum tunde la copigina din 81, are 41 de ani de când tunde acolo la mine în țățeme. Aceeași tunsoare. Și hop, i-ai băgat frumos bănuțul. Lasă Nea Vasile când e, că tu îți trei generații la Nea Vasile. Dar așa ne-am obișnuit. Puradelul de lângă tine când te vedeți, păi tati a dat-o la cașcaval, înseamnă că așa merge, că noi fi mare dau și eu cașcaval. Păi nu mai dați, bă, cașcaval, păi nu mai dați, dă foaia asta în coa un pic, că m-am aprins. Că am mai zis odată, dar niciodată n-am explicat așa, să vedem, mă, unde să fac să se vadă. Fii atent, asta e pasarela care duce către nicăieri, care se termină într-o biserică aici, în Amvon, aici e biserica, da? Începută de Videanu, conținută de Firea și ucisă de Nicușor. Da? Însă. Și tu ai una, două și o jartea de aici. Asta e, bă, tata, așa, da? Tu, ca fazanul, vii cu mașinile așa. Că asta e singura care duce. Ăștia vin toți pe aici. Da? Aici, în față, ai o singură jartea. N-ai cum să ai patru. Da. Tu ce faci când ajungi cu mașina aici? Zici, poftiți. Ai sta ca buu 40 de minute aici și vin doi BMW-iști, da? Și un merțănel aici în față. Și tu zici, da, poftiți. Și după aia mergi acasă și zici, vrem o țară ca afară. Vrem o țară ca afară. Păi cu 15 minute înainte îi dau voie la toți pămârlanii ăștia să-ți o ia înainte. Tu ai stat ca fazanul de aici, de aici până aici faci... Am exagerat, faci 25 de minute. Da. Și ăștia vin... Miau! Miau! Zici că-s mâțele lui Schumacher. Miau! Miau! Că așa fac mâțele lui Schumacher. Da, da, da. Miau! Miau! Și când ajunge în față, îi l-ar da cu capul stabilopodul ăsta, stabilopodul care e invenție românească. Dă cu capul stabilopod aici. Dar tu zici, da, se poate, dar fă rău, poftiți. Da, da. Dă-te, mă, jos cu levierul la el, dă-te cu manivela la el, ce faci, unchiule? Și atunci te civilizezi, ia, pune un polițist, un băiat din ăla care o freacă la rutieră, pune la ei și zi, ia înapoi toată coada asta, uite până acolo, vezi că ai 700 de metri, până în față la gagicuțe, la în regie, ce îngrozăvești, acolo e coada, că fazanii stau aici. Cum o să vadă fiul meu de lângă mine că eu fac așa? De ce să nu stau aici dacă mai stau încă 200 de inși? Și vin băieții, 4 Benson, 4, una singură duce aici, una, 2, 3, 4, vin aia, da.
Tu ce faci când ajungi în față? Teoretic n-ar trebui să-i lași să treacă. Dar dacă te gândești la bulea la mașinii... Neteoretic ce faci? Da, poftiți. Îți spun sincer, eu numai la să stau să cu un bombardier de ăla să-mi explice el mie și cu asta că mi-a să desenez accidentul, cum ai desenat tu aici? Da, dacă stai bară la bară așa, unde intră ăla? E, toți. Da, asta vorbim pe Way și zicem stăm bară la bară și înaintăm cum un tenis, regiunea a doua, Flavia cum înregistră sau la aia la Alba Iulia. Hop. Da, mă, dar hop. Tu-ți dai seama ce pretins tu acum să stăm pe Way să vorbim despre chestia asta. Păi atunci las, atunci de ce ne mirăm că duceam la ăia pe șcheșu? Ia fuile astea înapoi. Eu nu mă mai mir. Nu mă mai mir și nu mă miră nici măcar... Până au zis ăia, ne jenă, un kilor, plecați cu cașcavalul ăsta. Nu mă miră aici. Nici măcar faptul că atitudinea asta de capul plecat, sabia nu-l taie, iar turcu, apropo, având proverbul capul plecat merită tăiat, la noi mergând pe chestia asta, se vede foarte clar atitudinea și în sport, în competiții, în absolut orice. În absolut, n-am să uit în viața mea în 2006, când am jucat Steaua cu Real Madrid, când ne-a dat 4-1 aici, cum la finalul meciului au făcut coadă să facă schimb de tricouri cu jucători. Pentru că ei tot meciul ăla numai la aia s-au gândit. Ce-mi rămâne? Cum o să-i dea Van Nistelrooy tricoul nu știu care? Vlad, da, a venit Stelian Stancu la mine la emisiune la Aspun Roș și a zis așa. Eu când am văzut ce-i face Robinho, Luclemi Saban, să moară mama dacă stă mă pune retur să-l țin, sunt mor de acum. El se gândea cu o săptămână, dar omul recunoscut. Uh-huh. Și a zis, Doamne, ce i-a făcut. Doamne, ce i-a făcut. Să nu mă pune. Robinho care o să fac pușcărie. Da, 9 ani. Da. Nu-i de glumă că a făcut nenorocit. Dar vreau nenorocire. Să zic, deci îți tremurau țurloaiele acum peste 2 săptămâni. Doamne, când o intra eu pe Bernabeu, păi ești mort, tăticule. Da, pentru că asta e educația. Și asta se transmite și din generație în generație. Asta promovează și sistemul educațional. Auzi, da, băieții ăia de la Roma, de la Râm, de acolo, vorba lui Grigore după ureche sau cine a zis, au trimis niște băieți aici șmecheri? Sau au trimis pârnăiași cu tare? Că noi uităm treaba asta. Da, și America a fost construită tot cu pârnăiași de prin Anglia. Da, au avut niște legi. Da. Și credință, care credința aia în numele credinței făceau cam tot. Credința aia mă nebunește, credința aia mă lasă să intre la în față? Nu. Aici îi dau cu crucea în cap, îi dau cu levierul. Exact, da. Dar așa e nația, așa ne place noi, o să avem din toate câte nimic. Dar de unde crezi că vine cea mai nașpa influență? Pentru că eu stau și mă gândesc, dacă stai și te gândești că șpaga e cuvânt grecesc, adică vine din perioada domnilor fanariote. Păi în afară de poporul neamț, frate și prieten, care era, da? Uh-huh. Restul, ți se par așa niște nații... Turcul, de exemplu, și fratele nostru trăiesc la Belec. Da. Rusul, bulgarul, ăștia ți se par așa niște nații, întreb, nu știu, îmi dau cum polonezul sau viteja și curați așa și care să nu bea și care să nu fure și care să nu te învețe cu... Adică întreb, nu știu, Doamne, bă, să trăiți în coadă să nu dă arajă. Păi da, cu toate astea am avut și perioada... Dar de ce n-a venit un suedez peste tine și doi elvețieni? Că eram departe. Eram departe. Pentru ei, pentru un suedez eram destul de departe. De ce n-a venit, bă, frate? Să fi venit doi din Confederația Helvetică. Hai, noroc, trage noi cu arcul. Doi austrieci, doi germani. Doi germani ți-au venit. Da. Dar nu îi țin mult. Dar crezi că se mai poate schimba treaba asta la nivel de mentalitate? Păi n-am zis că după Revoluție, gata, tată, să duce generația asta de securiști, de comuniști și gata. Și dar nu s-a dus încă. Cum nu s-a dus? Păi cât trăiesc ăștia, mă, dacă aveau... Studiile astea sociologice arată că undeva abia în deceniul ăsta se cam curăță generația. Așa. Vezi la noi vreo din asta? Toți bunicii... Bă, văd o diferență. Radulei, Răduculei, toți bunicii din lumea asta parchează mașinile pe avarii în mijlocul străzii să-și dea pura de rojos la școală. Toți! Oameni la 75 de ani, cu două facultăți. A zis, păi dacă ia toți 20 înainte mi-au parcat așa, eu sunt prost să caut două ture? Pe undeva, apropo de sociologie și de astea, omul ăla are dreptate. 40 de inși parchează în față și un bău de ture. Vor fi 41 de inși care parchează în față. Mm-hmm. Uite-te la bunici, grizonat, și te dai jos și spui, unchiule, băi, puteam să-ți fiu copil, mâncați aș gurița, ai tu leile cernite, să moară viața mea, zici că ești Silver Fox Ravanelli în cap. De ce o lași aici? Păi el alții unde o lasă? Țipă și la tine, vrei să-ți dau și una? Da, să dă jos. Da? Deja s-au ajuns pe 4 benzi, opresc ăia. Bun, știu, păi da, mă, dar n-au făcut ăia în fața școlii parcare și așa mai de. Dă, bă, 3 ture, că găsești. Stai, mă, după ăsta micul de la 2 km. Uite, altă știre, apropo de asta, pe Times New Roman, care m-a amuzat foarte tare, face bestia cu chip de om, își român, își duce copilul pe jos la școală. Așa este, da, așa este. Da. Da, așa este. Simți că la bunicii ăștia de 75 de ani care au trecut în au crescut în alte vremuri. Cu sărut mâinile, doamnă, băi, își pupau mâinile la telefon, tata spunea sărutări de mână doamnei când vorbea cu unul. Da, da, da. Niște chestiuni din astea apuse de mult, moarte de mult. Ți se par că ei, nu... Cu cine te iei cel mai tare în gură în piață? Cine să bagă în față? Bunicul?
Da, da. Bunicul în față acolo, că băi, au mai mult timp liber, tu lucrezi sâmbătă, duminica, nu e o jignire, Doamne ferește. Băi, sunt un pic, băi, toți ajungem așa, Doamne ferește. Unchiule, dar nu te băga în față, cu cine te? Lasă-l și pe el, că e nu. Păi dacă lași trei bunici din ăștia, ajungi la 8 acasă. Da, da, da. Ți se pare că sunt schimbați? Copiilor ăștia la 45 de ani, noi ți se pare că suntem, băi, suntem ușor, schimbați? Ușor, ușor, da. Adică dacă stau să... asta îți spun, eu sunt foarte conștient de ceea ce eu am trăit. Adică am amintiri cu mine de pe la 3 ani, încep să-mi aduc aminte ce am... Ai fost precoc. Ce am trăit, știi? Că sunt amintirile alea pe care chipurile le ai din poze aia în care, da, care te includ și pe tine, dar eu nu, mi-amintesc pe Ovica la porno. Bun. Îmi aduc aminte ce vedeam eu. Perfect. Și atunci, comparând anul, nu știu, 2006, că tot vorbeam, în 2006, cum trăiam în familia mea, care era o familie normală, studii superioare și așa mai departe, dar normal, adică nu eram vreo familie boierească. Cum trăiam eu atunci și cum trăiesc acum, diferența e uriașă. Ca mentalitate? Nu e nicio diferență. Ca mentalitate nu. Păi dar... atunci ce mă interesează? Că mă duc la Maldive 12 ore cu punga de rafie și că e rată, s-a făcut rată că-s 250 de români în ea? Pă bune, asta e marele câștig. Că nu mai ai viză, da? Americanul, poporul, frate și prieten, tot în viză te ține. În rest, da, poți să te duci în Baleares, în Costa Rica și în Dominicana, în Zanzibar, fără alea. În rest, ca mentalitate ești la fel. Da, măcar vorbim despre asta. Adică gândește că în 2006 vorbim... nici nu vorbeai. Că uite, îmi spuneai mai devreme, măi, că omule, nu-i interes. Măi copilule, tot militarul n-are apă caldă să spală la Ligian, suntem în 2022, nebunit. Ce cerții. Mentalitate ce asta, că zici că ce legătură are? Păi suntem terminați ca nație. În județul Vâlcea sunt 120.000 de șomeri, pensionari și oameni care nu muncesc și 80.000 care muncesc. Că ăla-i județ închis. Sănătate, bine, nu poți ține în cârcă un om jumate. Da, n-ai, dar cum? E Hackerville-ul acolo. Care e corect. Drăgășanu și Teneși și Finca și astea. Bun. Ăla-i nu județ închis, ăla-i mort. Ială, închis, sănătate. Cum să țin unul jumate în cârcă? Invers. Mulți, foarte mulți muncești și țin 20.000 de pensionari. Dar cum să țin 120.000 și o să fie 80.000 care muncesc? Păi ești închis. Tu ești închis. Deci da, eu nu, că numai că mă duc și pe mine, mai am unul în cârca mea. Cum? Ești închis, ești mort. Da, nu prea mai ai ce să mai faci în context. Ce să mai faci? Ai plecat la poporul italian, frate și prieteni, și bărberești pe bunicii la cur. Sau la Sibiu. Sau la Sibiu. Prin Sibiu de Olteni. Da? Și așa mai departe. Unde, ce ți se pare? Că noi suntem o țară moartă. La mine, în țețe acolo, vine aia scurmă, eu tot timpul văd 2-3 nepalezi în fiecare neață, dar nu-i văd pe stradă, ei sunt în groapa aia, că e groapa aia de atât de adâncă, încât aici pe partea elaltă. Eu văd chinezi, japonezi, înțelegi? E adâncă. Vine la repară aia, că iese ca în Brooklyn, ca în Harlem iese fumul ăla de la... Vine la sudează, pune niște câlți, o leagă cu un colier, cu doi cleș și așa mai departe. Și acum urmează, am mai povestit 2000 de ori, m-am prins că nu mai pot. Vine ăla care să astupe și zice, nu vine nimeni. Cum nu vine nimeni? Păi, dar e în insolvență. Noi o spargem, așa, și o reparăm. Și o altă firmă care e în insolvență și nu o să mai vine niciodată să acopere. Și rămâne un crater. În craterul ăla sunt 6 locuri, 7 de parcare. Știi cât e parcarea în țețe mea? Acum 5 milioane, 500 de roni. Pe lună. Pe lună. Îi au pierdut 2 luni deja, decembrie și ianuarie. Super, nu scot levierul și când i-am prins pe băieți de rup picioarele? Nu, că poliția fac. Care poliție, mă? Aia care spar sămânță în piață. Cu băieții ăia toți, potoliți-vă și cu poliți. Gradul de încredere în astea instituțiile statului, în afară de biserică, că noi suntem ev mediu timpuriu, n-ai rămas nimic, mai credem în armat. Care armată, mă, că ia-ți de gaz la bocanci? Au un colier pus pe bocan să nu le intre apă. Ei au furat toată motorina la popor american, frate și prieten, că n-o dă aia cu, odată, aia pleacă cu manivela, că nu mai au cherosen. Care, mă, grad? În ce ai tu grad? Ăia care dă o agață pe femeia aia cu oglinda, o târie 17 metri pe trecere de pieton și ăla ce, că n-avea obligativitatea de a opri la judecătorul. Nu a existat obligativitatea de a opri pe trecere de pieton. Deci torcește-i, mă, pe toți care trec pe trecere de pieton, ei cu șpaclu. Cum adică? În ce ai tu încredere? În ăla care face pâine? Bă, am încredere în mine. Și mai am încredere în oameni ca tine, în oameni care spun lucrurile astea. Așa, și ce face? Râdem noi și o să ai 162.000 de vizualizări și 283 de click-uri. Wow! Și un like. Da, dar s-ar putea ca din oamenii aia unora să li se strânească totuși niciodată. Ceva. Crezi niciodată. Crezi că nu? Niciodată. Au trecut 32 de ani de la Revoluție. Sunt 32 de ani trecuți, este a treia parte dintr-un secol. Da, eu trebuie, da. Păi cât vrei, mă, nene, să trăiesc ca să mai simt tot din asta? Dacă ăla e cu persoană cu dizabilități și acolo îmi scrie că nu parchezi, tu de ce te duci să te parchezi pe ăla? Ca să vină la zică, i-am și handicapul, că mi-ai luat parcarea? Da.
Dacă tu... A, poveste! Poveste la, în Nokia Land, la, la fabrica Nokia, da? Se duce un inginer român detașat acolo. Și zice, bă, când m-a chemat la luni la ora 9, la prima, m-am dus primul, la 8:30 a fost acolo, am parcat mașina. Primul parcare de 10.000 de locuri sau de 1.000 de locuri, nu știu cât, nu contează. Și a venit paznicul și a zis, ai mai în conce vorbesc, ah, ah, cum vorbesc, i-a zis, vorbiți engleză, paznicul ăla de la drumețul guard, cum ar veni de la noi, de aici de jos. Și a zis, da, de ce ați parcat-o aici primul? Păi că am venit primul. Nu! Greșit, o parcați ultimul. Băi, ești bou, sunt primul, cum să fiu ultimul? Nu, noi toți aici avem copii și gaiac pe care ducem la creșe, la grădiniță. Unde îi duceau ei? Dacă ați venit primul și aveți jumătate de oră să ajungeți, mașina o luați și o duceți ultima, că aveți timp pe jos. O să vină 185 de reșinați care n-au timp și o să ajungă aici și ei trebuie să găsească locurile astea goale la început. Primele, ca el să parcheze mașina, să fugă colo și la fabrică. Ah, nu m-am gândit. Și a zis, cu o rușine sufletească în mine, cu capul ca ștruțu, am luat cheia, am luat mașina și am dus-o în Paștele, măsii, ultima încolo. Ia uite, apropo de asta cu locurile pentru persoanele cu dizabilități, chiar azi am luat pe cineva de la aeroport, de la Otopeni și sus, la ultimul etaj, la sosiri internaționale acolo. Eu nici măcar nu știam că există parcare pentru persoane cu locuri cu da, disfuncționalități, da, locomotorii. Da. Pentru că ea tot timpul era plină. Azi am văzut-o, că era un singur om care era parcat acolo. Păi n-ai zis că ai încrederea cu ce faci, vii cu mine pe drum? Păi da, da, uite, era unul singur care a parcat. Deci tot e un progres. Azi am văzut că era parcare pentru persoane cu dizabilități. Pentru că erau 9 locuri libere, al 10-lea era ocupat de un bombardier din Argeș. O bombardieră, pardon. Din Argeș. Și bombardierul a făcut un spor de contact. Se dă jos la tine, îți dă un pumn în gură și rămâi paralizat pe viață. Te interesează să te iei cu el în gură, să-i spui, nu, stai cu ei în gură. Nu, 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 că aici nu vorbim. Să-i spui doar, stimate domn, de ce? Tuf! Și ai rămas așa, toată viața într-un scaun cu rotile. Ce faci? Băi, aici se aplică și legea lui Mircea Badea, știi? Păi nu, ar trebui să aplice legea lui poliția. Așa ar trebui. Vine poliția. Dar eu dacă mă duc, știi, pe locurile alea de persoane cu handicap, poți parchezi oricine. Dar dacă stau 2 minute să-mi iau valiza la Otopeni jos, să-mi iau din portbagaj, imediat a venit Neculai de la, de la parcare să urle. Pentru că interesul e să plătești parcarea, să intri în parcare, să-ți iei tichet. Da. A, dacă am luat tichetul și am parcat pe 3 locuri pentru persoane cu dizabilități, n-ai nicio problemă. Că da, că tu la ieșire plătești. Da. Eu zic că suntem țară închisă, dar să dea domnul că voi mai sunteți tineri, mămică, și mai poți să mai prinzi. Sportul la pământ. Patetic, sportul la pământ, educația la pământ, medicina la pământ, sistemul sanitar. Cu altceva cu ce? Că mergi fabrica de pufuleți sau ce? Păi uite, eu de exemplu m-am muzica gândit, e tare sau ce? În capul meu, da? Și cred că nu doar în capul meu, că nu degeaba arabii ăștia au băgat atâtea sute de milioane și miliarde ca să organizeze competiții pe la ei pe acolo. Cred că sportul e cel mai bun ambasador. Da. Și dacă stau, nu vreau să mă compar acum cu Franța, cu Germania, sub nicio formă. Mă compar cu ăștia, cu sârbii de lângă noi. Așa. Păi numai ai așa, ai Sergei Milinkovic Savic care joacă de rupe la Lazio Roma de atâta timp. Ai Dușan Vlahovic, vârful ăsta la Fiorentina care ai națională de polo, ai națională de volei, ai echipă de basket. Ai Djokovic care ai Steaua Roșie, Belgrad și Partizan care mai merg în cupele, în grupele ligii europene. Da? Nu, sunt mult mai bune decât Steaua Roșie. Steaua Roșie în Euroligă. Țărvena, vezi, dar e în Euroliga la basket. Joacă cu Real Madrid, cu Barcelona, cu la FS, basket, da? Vei te pup. Nu zic la fotbal, nu sunt peste noi, la nivel de echipe de club. Dar la nivel de nu mai bas pe nimeni. Bun, sportul e cel mai bun ambasador. Cât ai avut la gimnastică la Jocurile Olimpice? 3, dintre care 2 paralizați. 2 paralizați. Larisa Iordache, 7 operații, nu mai poate să meargă. Da. Și Drăgulescu, 41 de primăveri. Am aici filmat la cu Larisa podcast aici, exact în perioada de pregătire și era nenorocit. Și atenție, nu paralizat în sensul că ei săracii nu mai puteau. Ea zicea că urcam pe bârnă, avea dureri. Urca, bă, nu exist, nu ești. Da, da, și Maria Holbură, care după ce nu știe nimeni cum arată Maria Holbură, cine este, după ce a venit de acolo s-a retras. Ăștia 3 au avut la Olimpiadă, la Jocurile Olimpice. Da. Da? Ai mai avut niște băieți de bun, dar sârbii de unde iau? Din nație. Adică din nația lor. Din nația lor. Am făcut ieri 25, că vorba ta firmăm pe 26, cu Novak Djokovic. Și a zis dacă aș mai sări să-l omor pe ăla de la bătut pe Galamas, mâine. Cu Novak Martinovic. Martinovic, iartă-mă, Djokovic. Nu, că l-am întrebat și de Djokovic. Și a zis, am scos afară tot ce e australian la noi. Rio Tinto și toate i-am dat afară. 2,5 miliarde sau milioane de euro industrie. I-am aruncat în stradă pe toți. Cum adică? Bun, exagerare, nu știu ce. Dar ei, nația lor, ei, croații n-au fost cuțeri niciodată de nimeni. Nici de germani, nici de ruși, nici de nemți, nici de austrieci, de nimeni. Ei, da, spiritual la Dubrovnik a fost ducat venețian. Ei, păi, da, da, păi lasă Dubrovnicul. Mai încoa, vină cu băieții ăștia din Croația. Ok, adevărați. Zagreb și... Bun, așa, da?
I-au fost răi tot timpul, că nici Tito ăla n-a putut să le facă mare. Asta e să facem o confederație așa, să niște județele pe care le unim, niște țărișoare, dar fiecare era, unii erau pradoslavnici, unii erau slavi, ăilalți erau catolici în partea ăilaltă. Ușor, că n-a putut să-i ducă, să-i aducă pe toți la un loc, da? Bun, și a zis, din nația noastră, noi așa suntem răi. Dar răi, cum să a zis? Adică am mai povestit asta și la Morar și ai văzut? Asta pornește de la Călinescu, nu e a mea care a spus, bă, noi avem Iorița în care murim cu toții și o așa, da. Așa, ei la alții au și o cânte cu nibelungilor, scos săbile, bombe cu tare, noi lasă-mă dacă e să murim, asta e. Dar cu toate astea totuși am mai avut și noi câțiva răsăriți. L-am avut pe Chivu, uite, vorbim în ultimii 20 de ani. Așa. Am avut pe Chivu, l-am avut pe Radu Ștefan care nu mai vine la național. Stop, bine, dă-i, ai doi până acum. Ai apăsat pe butonul greșit. Chivu s-a mai întors vreodată în România? Nu, acum cred că e antrenor la Radu Bășca, Ștefan s-a mai întors la România? Tineret. Nici nu mai joacă pe Te-am pupat. Te-am pupat. Cine crezi că mai vine încă? Habar n-am. Păi și atunci? Habar n-am, dar cu ce mă încântă că l-a luat Liga Campionilor? Un, păi de ce nu? Să vină aici? Să vină măsa cu taxul care dă 2 milioane jumate, plătește abonamentul, să urle la Chivu. Băi, bagă-l pe al meu că e Maradona aftus rasa, amăti. Să țipe la ăla care a luat Liga Campionilor? Deci, de aia să vină? Bă, Chivule, bă, cu gaura aia în cap, ce ai tu? Tu nu vezi, bă, cum joacă ăsta al meu? Că-ți dau 2,5 milioane și tu nu l-ai băgat. Și cum stai cu minte, mă duc la ăia, la Sopratuti, seamă noi, la Piubea, la Squadra. Mm-hmm. Toți vin, meraviliosa creatură. Doctorii, de ce fug? Nu e nici respect pentru ei prea mari. Și atunci, învățătorii trebuie să duc să bărbiresc moșnegii aia, să le facă plovări la italienii de Milano? Da, dar poți să te faci învățător pe 25 de milioane? Păi de asta spun, păi și nu e țară închisă? Dar la fotbal câștigi bani. Da, te-ai dus acolo. Păi uite, au ajuns ăștia, Cicâldău cu Moruțan la Galatasaray. Ei în fiecare zi dați afară. La orice știre apare ce dracu caută ăștia, așa e tipul. Da, uite, Cicâldău ăsta mi se părea serios. Adică, comparativ cu restul din generația lui. Nu mă strugurel și să nu crape buze. Deci, vorbim să nu, comparativ cu Florinel Mbappé și cu ăștia, era ok. Da, de câte ori ai citit știrea, cine naiba i-a adus pe ăștia? Foarte des. Dacă citești știrile lor, da. Dacă unde citești pe ale noastre, e extraordinar. Unde Galata acum? Cade. N-au mai bătut de 2 ani. Da, da, sunt primăvara europeană și în Europa League. Cât de cât o să... Fără antrenor. Nu mai este Fatih Terim antrenor? Fugării pe imperatorul a zis să ieși pe ăștia care-i venit. Serios? Ca să-l fugărești pe imperatorul... Și cine e acum antrenor la Galata? Cine vrea, nu știu, jur că nu știu. Și Modică. Și Modică. Și Modică care... Look at these people, look, 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 3000, why, da, why girls? Unul tot why ar boys? Trebui să apară. Cine? Nu știu, un nea de ăsta, un jucător. Păi s-au dus ea doi la Parma, l-ai pe Gigi Buffon lângă tine. Nu, nu-i mai bagă niciodată, nici le mai dă tricouri. Ești cu Gigi Buffon acolo, nu vezi nimic de la ăla? Dar eu întreb tot timpul, tu nu vrei mă bani mai mulți? Tu nu vrei să ajungi la echipă la echipa asta la... E, aici e și fractura mea de logică. Păi, aici e și fractura mea de logică, una, pentru că ajungi să câștigi vor, atâta bănet. Și doi, nu pot. Că și eu vreau acum să alerg cu unul de 18 ani și că mă duc seara marți la fotbal, trece ala pe lângă mine, de nici numărul nu pot să-i iau. Că eu mi-am bătut joc de antrenamente toată viața, că așa a făcut românul. Și ne-a zis ăsta, Băluță, a zis să moară, el e acum la Academia Pușcaș, a zis să moară viața mea. Dar recunoște omul, când m-am dus eu la Slavia, care e Academia Pușcaș? E la Academia Pușcaș în Ungaria. Ah, ok, la Ferenc Puskas. Da, da, prima m-am dată. Gândit că mi-ai zis Puskas, m-am gândit la George Puskas. Nu, 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 la nu, asta, nu. La dar prima dată a fost la prima dată a fost la Slavia Praga. Da. Și a zis că când am ajuns eu acolo, am zis flăcăii mei, eu sunt la from Romania, from Oltenia, 17 goluri am marcat. Dați-vă de o parte. Și ei au zis toți de aici avem 17 goluri marcate. Deci nu-i bine asta. Bun. Hai că încerc altceva. Fii atent. Feții mei, eu sunt, a zis ea, noi toți vorbim engleză. Părlește engleza? Little few, ai belito. Și tu ce făceai? Înțelegeam foarte greu la sfârșitul antrenamentului că scria ăla pe flip chart din ăla și mă uitam așa. Și ce ai făcut? Păi m-au gonit după jumătate. Da, nu, într-adevăr, asta e o problemă. Și Cătălin Munteanu ce și-a făcut acum? Cătălin Munteanu, da? Cap de zmeu. Da. Albacete, Salamanca, Espanyol, Barcelona, știi? Bun, ce și-a făcut el acum? Un cabinet, azi eu nu psiholog. Stau frumos aici la birou, acolo și ai o canapea pe care vin fotbaliști din Liga 1 și le spun prinților, eu vă spun tot ce am greșit eu ca să nu faceți greșelile mele. Și le zice, am fost un inadaptat, aveam numai telefonul mobil, era singurul meu prieten, nu ieșeam în oraș cu oia, nu, stăteam numai să mă uitam la mâncam semințe și cam FIFA 2015 și așa mai departe. Toate 20 de lei. Și sunau oia, ceau Catalino, te sunau pe tine ca jurnalist. Dar ăsta singurul lui prieten, telefonul mobil, el nu are, nu e social. Și ei și-au dat seama și au zis, bă, am comis-o. Hai să vină toți ăștia să stăm de vorbă cu ei, să le explicăm ce să nu facă. Crezi că înțelege vreunul? Vin! Da, pricep vreunul? Sau nu pricep, mi se pare atât de greu de priceput, dar aplică ceea ce am învățat acolo, cred că e mai complicat. Te-am pupat. Da.
Acolo e mai complicat. Nu se poate să pleci, cu tot respectul pentru voluntar, nu se poate să pleci în august și în decembrie să fii împrumutat la voluntar de nou. Cum adică tu în 3 luni de zile îi lămuri pe aia că nu mai poți să facă nimic cu tine? Bă, 3 luni. Pleacă unul în august și în decembrie la Clinceni. Mă rog, Dumnezeu să ierte pe ăștia defuncta Clinceni, că nu mai există. Da. Vine în țară împrumutat. Deci tu în 6 luni au zis să ia, doamne, dă-i înapoi să-i plătească ia salariu, ceva. Luați-l pe ăsta de aici. Când ar trebui să fie invers, să zică, mamă, pe ce jucător am pus mâna, am mâncat voia și gurița voastră, 20 de ani semnăm cu ăsta. Cât ai, mă, copile, 19 ani, tu stai până la 35 la noi, frate meleu. Păi da, uite, nici ăsta, Drăgușin. Dar iartă-mă, de ce te-ai dus atât de departe? Hai să mergem în sală la, dăm timp puțin înapoi și mergem în sală pregătirile pentru Jocurile Olimpice Tokyo. Marian Drăgulescu, 40 de ani jumate, ăia care sunt în jurul lor, n-au cohonez de roc pe ei, n-au nimic, nimic, cum să te bată bunicul ăsta, mă? Cum o să meargă bunicul ăsta la Jocurile Olimpice? Pe care eu îl întreb câte mai sărituri faci, Marinușe, că tu te dai peste cap și el zice 10, Cătăline, că pârie toate și sunt ciuruit. Tu în sala aia acolo nu ai cohonez pe tine? Bă, cum bă, dacă ăsta face doar 10, fac 50 bă lângă el și mă duc în fața lui la Olimpiadă. Că eu am 17 ani jumate și ăsta are 41. E zbârcit aici la gât, că asta e viața și asta e și noi, zbârciți cu cearcăne, cu graș, cu tare. Așa e și Marian Drăgulescu, că atâtea accidentări, atât a stat în sală. Da. Tu n-ai pe tine orgoliu, mândrie să-l bați. Vine fata asta cu 7 accidentări, băi, 7 operații, dintre care unul le-a zis doctorul Codărean că închideam ochii că nu operam ce e acolo. Închideam așa, exagerez acum. Teritorile sunt oribile, da? Te uiți la piciorul ei. Și tu nu vii niciuna să zici, stai bă că noi cu școală. Nu, pentru că e telefonul mobil, toți copiii la școală au hepatită. Cum să facă sport? Au toți hepatită. Au suflu sistolic, au aorta pe stânga, pe dreapta, pe... au lama ciuruită a etmoidului inversată și așa mai departe. Că asta îi dă domnul, îi dă medicul de familie, familie, da, în baza la o ciocolată africană și la un pachet de Kent, cum era pe vremea noastră. A, cred și, că toți copii, și, acum. Și toți copiii sunt bolnavi. Și un, toate fetele au menstruați. Toate. Fiecare zi. Da, la 6 ani. Și un frate de-al meu care lucrează la Radio România Actualități și jumătate în urmă să se ducă la absolvent de ANES, de școală, deci facultatea de tumbe a absolvit-o. Și zice una, o vecină, auzi mă, prințule, e rămase grea una de la noi, profă de sport, e embarazada. Poți să vii, mă, să-i ții locul 6 luni, bă, vin că mai ciupești și un cașcaval, să duci acolo clasa 11, apare un BMW alb cu unul la volan și cu două fete, să dau alea jos. Eu zice, eram în curtea școlii, pot să zic și numele liceului, dar nu contează, Nichita Stănescu. Bun, și zice, eram în curtea școlii și eu, hai să nu le arunc o minge la ea doar să-mi iau cașcaval. Stăteam de vorbă cu ei, era vreo 4 leșinați într-un trenic și vreo două fete cu niște unghii atâta, vreo 7 inși atâta, restul toți erau învoiți, cocârjați, aortă pe dreapta, opt amigdale, hepatită, toate bolile. Toate bolile din lume. Bun, și am zis la ăștia așa, băi, băieți, eu sunt cu tare, uite, eu lucrez așa și am venit la voi. Și a apărut alea două mâncând așa gumă ca în filmele alea cu alu Custurița, pleznind guma pe față și a zis, am uitat așa la ele, clasa 11, ce erau dezvoltate armonios așa, adică ok. Și a zis, auzi, mă, profule, deci exact alea, American Pie 2, 3, 5, auzi, dar niște norotiri de trunchi așa nu facem și noi acum. Și a zis, bă, azi, cu mingea asta și jucați ce vreți, bă, hai, noroc, și am plecat. El se chinuia să zică, eu sunt profesorul cu tare, în lipsa doamnei că a înghițit pe greuceanu și rămase grea, voi fi cu al vostru 6, nu, frumos, cum se face? N-apare unul de le dă o minge. Uite, băieții, profule, și gurița anexă la al tău, facem niște rotiri așa, așa de trunchi. Și a zis, da, luați, bă, bășica, că nu vreau să intru în pârna aia, mă. S-a terminat. O să zici că e ca singular. Toate sunt așa. Nu, dar așa se întâmplă, da. Toate sunt așa. A zis, da, asta le-am văzut și eu. Și ăla le-a zis cu BMW-ul. Când viu, mă, să vă iau? Cât vă ține șchiopul ăsta? 40 de minute. Bine, prințesele mele. Viu cu așa urmă cu de toate. Nu e bopri. Bă, într-o clasă, hai să... Uite-te la sistemul de învățământ cum e. Da, e plin de bube. Sigur că da. Eu am făcut niște școală prin Franța când mergeam la schimburi de astea de experiență. Și mergând pe acolo, pe la ei liceu particular e sculă. Liceul de stat e ce-ți oferă statul, da, dacă n-ai loveri. Da. Și la liceul la Fenelon se numea La Gras. Acolo era zi, miercurea era zi doar de sport. Pe lângă faptul că se făcea în fiecare zi sport, miercurea era zi în care veneau cu autocarele și te lua de la școală. Toată ziua de miercuri, mergeai și sâmbătă la școală, câteva ori. Dar toată ziua de miercuri te ducea. Ăla care juca rugby era echipa de rugby, ăla care juca fotbal era echipa de fotbal. Dar sârbii n-au asta. Asta zic, adică eu n-am pretenția să se nască generații de astea, de N'Golo Kanté, Ndombele și cu Mbappé și da, cu... Da, dar sârbii au răutatea, dar noi n-avem nimic. Noi avem bagabonțeală, lasă-o că merge. Reclama la Țiriac cum era? Ca cum era reclama la Țiriac? Nu știu dacă nu merge, dacă nu merge cu sârmă, dacă nu merge cu colier, pune o sârmă. Nu, noi nu vrem asta. Deci noi e în ADN-ul poporului român, dacă poate să meargă sârmă, nu-i pune colier.
Da, da. Da? La mașina ta. Tu știi că poți să mori când pui frână. Că băi, am pus, lasă-mă că-i pun o sârmă, nu-i pun un colier, ce dracu, nu se întâmplă nimic. Băi, când pui frână pe șina de tramvai, te duci și să-mi fige țăpușa aia în tine, pe între picioare ți intră. Lasă-mă, nu se întâmplă numai mie. Nu mi se întâmplă tocmai. Tocmai mie. Da. Uite cum se fac ITP-urile. Da, da. Uite-te cu târcile astea de mașină, când accelerează la un pic, te-a făcut pe față, zici că ești miner la... Și ești, mă face așa la ochi, zici că ești Avram Aurel Vlaicu când trecea munții. Păi bun, și de exemplu la ăștia, la Hagi, că tot revin la exemplu ăsta. Da. Au ținut de pe vremea lui Ceau și au tot mai dus-o până în 2000. Tot încerc să mă leg de ceva. Da. Nu la, la Hagi Gheorghe, Hagi, da. La domnul Hagi, da. Apropo de da. Nea și de astea. Da. E domnul Nea Emanea, știi, la interviu la Digi, bună ziua, stăm de vorbă cu domnul Nea Emanea. Cum e? De cine e Nea Emanea? Nicolae Emanea? Dumnezeu să-l ierte, da, dar așa. E Nea, domnul Nea Emanea, pentru că în mentalitatea jurnalistului era Nea Emanea, așa-l chema pe om. Da, da. Nu era un ceva de adresare. Da, da. O da. Formă de politețe. Era Nea Emanea, așa-l chema pe om. Apropo și de asta cu Nea, povestea un prieten care are un apartament, avea un apartament în renovare, mi-a zis că, bă, trebuia să mă întâlnesc cu unul Nea Ciprian. Da. Și mi-a zis că stai să vezi ce moșneagă îmi vine aici Nea Ciprian ăsta. Da. Avea 26 de ani. Dar pentru că era cel mai priceput dintre muncitori, el căpătase titulatura de Nea. Eu am zis așa, de ce nu punem pe burtieră asta la toate posturile sportive? La telefon, Nea Nelu Crăciunescu. Eu așa aș da, nu Ion Crăciunescu. Uh-huh. Nu? Păi, Nea Romică Pașcu. Așa ar trebui, cu Nea. Nea. Ca asta, de ce o dăm noi, mă, cu Nea? Nea cu tare. Nea Cornel Dinu. La telefon, două puncte, Nea Cornel Dinu. Bine, acum e Nea oricare care atinge un anumit prag de vârstă. Adică și asta e o chestiune. Nu știu. Da, nea cunosc toți. Nea care nu-și merită titulatura de Nea. Adică eu le-aș retrage. Zici că-i sir, obi, obi. Păi, dar cam așa e. Revenind la asta cu Hagi. Deci, în momentul de față, în 2009, în 2022, da? Gheorghe Hagi are o academie super performantă. Da. Unde n-au voie cu telefoane. Da, ce performanță au făcut jucătorii de la Hagi? Concret. Asta n-au făcut. De ce? Te pup, că-s român. S-a dus ăla la dați-vă deoparte că vine Bascu să moară viața mea când o începe ăsta să joace cu Leoieș, cu Os Leoeres din Bilbao, care au 4.000 de meciuri oficiale. N-aș ca niciun meci. Nu s-a dus, vorba, păi nu s-a dus Gane la așa Gane, da. Păi n-a fost la pe San Mames în el catedral? Da. Conio! 4.000 de partide oficiale Bilbao, vine copilul, dă fotbalul basc peste cap. N-aș ca niciun meci. Nu, mie asta mi se pare absolut fascinant. Și totuși, de ce? Numai că sunt români? Da. Că, da, bun, dar totuși uite că în informatică avem niște performanți. Știu eu, am un vecin la mine în scară. Da. Mihai Melnic se numește. Pentru că, da, că ea nu fac muncă. N-are nu tată. Fac, nu aleargă mult și astea, nu știu. Nu-i pune la... Auzi? Amă, da, e tot eu, e o alergătură psihică. Sunt fotbaliștii români, numeri pe degetele de la o mână ciungă ăștia care s-au adaptat. Vorbim în istoria din 90 până încoace, nu ăștia. Nu ăștia. Da. Păi, da, deci tot nou, timpul da. antrenorul a avut ceva cu el. Sistemul de joc nu s-a calat pe caracteristicile tehnico-tactice ale jucătorului respectiv, da? Erau bisericuțe toate. Băi, erați patru români în echipa aia. Voi erați ceva? Nu, nu, nu. La Valencia erați toți un conjunto de romano, una iglesia, bisericuță. Nu, nu, nu. Toți aveau ceva cu ei, indiferent ce antrenor venea, primul pe care luați. Și a sunat, dar uite, vezi, acum ești răutăcioși și mă fac să hulesc și eu. A sunat telefonul la ăla de la unde a fost, mă, Bloc Notes? La Arminia, unde a Bloc Notes era ăla cu ciorbă. Da. Nu? Cum îl cheamă? Pentru o ciorbă, Claudiu Răducanu. Claudiu Răducanu, așa. Pentru o ciorbă, eu am vorbit cu Nea, eu nu mă bag. La Arminia, nu știu unde a jucat, în Liga a doua germană, nu mai contează. Și a sunat telefonul lui ăsta. Lui Christoph Daum. Nu, da, lui ăsta. Marcel Răducanu. Her Răducanu. Gea, ia vol, ai nebite centrale cu tare. Bă, am un jucător aici, zice Claudiu. Bă, nu se rudă cu el. Nu, că nu de asta v-am sunat. Puteți să veniți, zice, un 90 de kilometri că avem. Păi ce să vin eu, că nu e cu jucătorul meu. Bă, vină-mă un pic 90 de kilometri. M-am suit, zice, pe autobanda aia m-am dus acolo la un meci, avea un meci amical, Arminia. Unde juca ăsta? Nu contează. Cu alți deșinați, cu niște bucătari, cu niște ospătari. Și a zis că eu m-am dus în tribună, ce, dar rugămintea e să nu vă vadă, dar oricum nu vă cunoaște. Și m-am usuit așa în înaltul cerului și el a jucat. În 90 de minute a atins mingea de două ori, rețineți, 2-1 și 2-1, 2. Odată a zis că a dat o centrare, dar spar niște plopi, a deranjat niște ciori cu alea și a sus care avea odată. Și odată i-a zis antrenorul să dea pe stânga, a dat cu dreptul cât a putut. Așa, după care a venit antrenorul, așa, eu v-am sunat, sunt her cu tare antrenorului. Am ceva cu el? Nu, de aia v-am chemat. Stai, vrei, că nu te înțeleg, v-am chemat, când astăzi sunt Marcel Răducanu, în Răducanu, cei mai
bun jucător, 10 din istoria României. Aveți aici o personalitate, aveți o personalitate marcantă a culturii și literaturii sportive de aici. Aveți o școală de fotbal, o școală Borussia Dortmund. Noastră aveți o din asta, o expertiză, adică lumea se poate baza pe dumneavoastră. M-am chemat să vedeți dacă am eu ceva cu el. Am băgat așa 90 de minute ca ceilalți, da. Am țipat aceleași instrucțiuni tehnico-tactice. Le-am pus în cameră cu germani, cu francofoni, cu zimbabueni, cu cârcâzi, cu ceceno-ingușeți, cu calmâci, cu mongolesc, cu Madagascar. Nu înțelege nicio limbă, nu pricepe nimic. A zis: "Am avut tot ce am putut aici, cu somalezi, cu Sudan, din Sudanul de Sud, din Sudanul de Nord, din Iowa, din Mississippi, din Missouri, din..." Nu am înțeles nimic niciodată. Nu mai am alții cu care să-l pun. Nu mai pot. Înțelegi? Bun. Am ceva cu el? Nu. A jucat 90 de minute ca acela. Ați văzut că a spart ciorile alea de nu mai au alea acum căsuță? Da. Ce să fac cu el? Că toți scrieți în România că mi-au zis ăia că antrenor are ceva cu mine. Nu mă înțeleg cu el. Păi dacă îi explic și nu pricepe nimic, îi zic dă-o pe sus, le dă numai la firul ierbii. Astăzi jucăm numai la filbul ierbii, dă numai centrări șutate pe sus, să dea ăla cu capul. Ce să-i fac, a zis. Păi că nu înțeleg limba în primul și în primul rând. Nu înțelegi ce desenează ăla, trebuie să înțelegi niște desene. Că tu dacă te duci acum în Burkina Faso, fostă Ouagadougou, fostă Voltă Superioară, bă, te înțelegi cu ăla să-i ceri o pastilă? Cap! Dă la o pastilă, nu mor dreacul lângă el. Nu te găsește morți. Păi nu știa limba de Ouagadougou, de Burkina Faso. Ce ori vorbi ăștia? Da? Adică îi vor, te lipești de unul, bă, italian ceva, unchiule, ce-a vrut ăsta, mă, să zică? Cum o pune? Jos? Nu! Pe sus? A, gata, m-am înțeles. Ia-mă și dacă dau de două ori și ăla zice, bite, bravo, înseamnă că e bine. Good. Good, good, super good. Tu nu potrivești jumătate de an? A zis ăla cu ce să... A zis, l-am pus în cameră și cu Google Translate. N-a putut să doarmă nici cu ăla în pat. Ce să-i mai fac mâncava și gurița voastră? Luați-l de aici. Te-am chemat pe Matale, că Matale ai o expertiză, o probitate, te știe lumea, ca să demonstrezi că n-am nimic cu ăsta. El nu știa că ești în tribună, eu nu i-am spus nimic. L-am lăsat să joace un meci obișnuit, fără să spună, bă, vine Marcelo Ducanu în tribună. Jucăm un meci de antrenament contra unei echipe de ospătari, 90 de minute. Și-a rupt dinții. Ce să fac cu el, a zis, că noi juca cu Bayern München și ține pe piept ăla de mănâncă copii cruz dimineața. Cine era pe vremea aia? Ce să fac? A zis, chiar atunci, Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger, mâncai aia și nevasta lui. Bun, da? Cine cu aia? Tenismenă ceva? Tenismen și tenismene cu Ana... Ana... Ivanovici. Așa. Da? Te ținea ăla pe piept și îți respira aici în ceafă. Te întorci aici, ăla de respira greu era Darth Vader și ăia. Cum joci? Cum joci tu? Păi dacă este și... Te prinde un Sergio Ramos, 52 de tatuaje și care ăla de dimineață numai șmirghel mănâncă. El ia o mână de șmirghel și mănâncă și îți respira așa și tatuat așa și cu părul ăla strâns așa și tatuat tot și te ține pe piept. Ce faci tu, unchiule, atunci? Ce faci tu că n-a pus te întorci? Poc! Da. Și ăla zice, am dat pe tine 1,5 milioane, 2-3, nu erai băiatul ăla care în România dădeai 466 de goluri, numai foarfeci cu aia, unii petrolul, unii oțelul, unii gaz metan, unii chindia, ai venit aici, noi avem meci cu Dortmund, cu Leipzig, cu ăștia, cu, da? Nu mai ești scula aia din basculă? Nu. Pac, în două luni unirea ești din nou la Fălticeni sau unde te împrumută, că nu te mai au nici ăștia, că bă, te-am dat. Da. Voi... Că îți mai dăm bani pe tine. Tu nu ai putut să te adaptezi la spaniol, te-ai dus acolo când te-ai dus, că stăia toți cu tribuna cu tine, s-au prăbușit peste tine, te-ai întors cu spatele și ai plecat acasă? Da, și mai ales acum, având în vedere că e plin de diasporeni peste tu tot. Tu n-ai putut să te adaptezi la spaniol, bă, nu e vorba de Barcelona sau de Real, mai la spaniol, putare, frumos, noi nu avem niciodată obiectiv, numai să nu retrogradăm, dacă prindem locul 10 și ocupă european, avem Bayram puternic, putare și așa mai departe. Cum o să nu te adaptezi la ăștia? Da, și plin de români. A zis că este minunea medicinei. Nu s-a mai întâlnit în istoria omenirii așa ceva. Pentru că ei la hotel în Barcelona, știi, la ei la hotel în Barcelona, pentru că era pe litoralul însorit al Mării Mediteraneene și veneam albi ca noi brânzet, a zis, bă, fiind hotel, brava, fiind hotel de 142 de stele, avem un bec de microunde. Ăla s-a bărberit și s-a dus la baie 4 zile cu microunde și a zis, nu există în istoria medicinei că trebuia să bubuie de mult să faci baie și să te speli. Pentru că el nu a știut de unde să aprinde lumina și tot timpul s-a bărberit la ultraviolete. Și a zis, domne, normal, făceai cancer generalizat, aveai leucemie de mult. Să putea înțelegi. Și el s-a dus jos și a zis, băi, nu râdeți că nu-i de râs, azi este minuna medicinei, în anale, în omul vitruvian, în alea. Și a zis, băi, râdeți degeaba. Și s-a dus jos la recepție și a zis, că nu știa să-i zică. Și el a zis, și a urcat sus cu el și a zis, de 4 zile eu mă bărbieresc cu ultraviolete, bubuise tot pe acolo, era fum ars, nu mai avea canapele, nu mai avea nimic. Și a zis ăla, bă, da aici mă, să aprinde becul normal și ultravioletele, uite că scrie, max 5 minute. Că n-ai voie mai mult, ești nebun, e ca la solar. Era 4 zile azi că a stat așa. Au dat aia prin ziar o minune a medicinei de la Leonardo da Vinci în coană. 4 zile să stai cu un bec ultraviolete, bubuiai de mult, o aveai sângele în tine făcut de mult. Ce era Borcea prindă Mercur? Și tu vii și spui că antrenorul are ceva cu tine? Păi tu ne-ai apucat să ajungi până acolo.
Tu ne-ai apucat să ajungi pe la antrenament, că tu erai să... Și el a zis, Doamne, asta s-a bărbierit la ultraviolete 4 zile. Baie, pe WC. Și a zis, da, uitați, de aici s-a prinde. Poc, și a prins și a zis, uite, erau două becuri, unul de ultravioleți. Hai mă, ce dracu. Vrei să zic două povești în oglindă foarte amuzante și edificatoare pe care o le-am trăit în ultimii 5 ani, să zic. Acum 4 ani pe vremea asta, fix 4 ani, juca Poliaș, încă era în Liga 1, adică și asta vreau să intrăm și subiectul ăsta neapărat. Dar ca să revenim, juca Poliaș cu Viitorul Constanța. Era în... Neapopică, cu cine era, Dumnezeu să-l iert? Nu era, mă rog, nu mai era Neapopică, nu mai știu cine era antrenor. Stoican, pentru că au făcut băieții masă cu primarul, frumos, eram la club eu cu Măciucă și au făcut masă cu primarul, cu ăștia, cu toată lumea, trăgeau șpagă acolo la club la Frateli. Beau oameni acolo, totul bine și frumos, după meci, că au făcut egal cu Viitorul și s-au calificat în play-off, că scoseseră 0-0 cu Viitorul. Apare după aia și echipa Viitorului, ea toți în training-uri, știi? Și mă întreabă, vine Măciucă și mă întreabă, zic, da, ăștia, uite, ăștia de la Iași s-au îmbrăcat în blugi, de asta, da, nu știu ce. De ce au venit în training? Mersi. Și am zis că, băi, Măciuc, ăștia schemă inteligentă de marketing, că ei și-au dat seama că nicio femeie nu i-ar recunoaște pentru că ei sunt nimeni în drum. Dacă nu și-au pus trainingurile cu Viitorul, poate mai vine vreo fomistă, vreo fripturistă de aia să le zic că, a, sunteți fotbaliști, ia să mă ne băgăm în seamă. Voi sunteți FCV. Și FCV. Poți să-și confunzi cu voluntari, foarte ușor. Da. Dar, deci ăștia, cu ăștia am stat acolo, s-a dus Măciucă, i-a spus lui Ianis Hagi că trebuie să mai lucrezi la condiția fizică, era Măciucă beat, și, dar avea dreptate și beat era, că trebuie să mai lucrezi puțin pe fizic, să mai bagi mai multă forță, mai de astea, după care, 2 ani mai târziu, mergem la Cluj, juca CFR cu Sevilla, am stat în același hotel cu Sevilla. Și am stat 2 zile cu aia, am văzut exact ce făceau ei. Jesus Navas, era antrenor Lopetegui, ăsta Ratangiu ăsta de la Barcelona, dar care a dat gol CFR-ului, Luc de Jong. Cine mai era? Mai era Munir El Haddadi, care era jucător bun, era David Ocampos, că am făcut ședință cu directorul de la radio în lift, că l-am certat în lift. Și stați și nu vezi că aici avem 300 de milioane în liftul ăsta? Deci, dar cine sunt ăștia? David Ocampos ăsta, coleg cu Messi la Argentina. Da. Uite, ăsta e Jesus Navas, a câștigat de 2 ori european și odată mondialul. Ăsta e Lopetegui, a fost antrenor la Real Madrid și așa. Și la Naționala Spaniei. Hai, noroc. Să ajungem pe etaj că mă cerți după. Corect. I-am văzut pe aia. Adică am stat cu ei, am văzut că Jules Koundé, spre exemplu, mergea prin hotel, avea șlapi și mergea la masă, lua masă în același loc. Mergea pe vârfuri. Și atunci mi-am adus aminte ce îmi spunea mie Dorel Stafie, fostul meu profesor de sport, care fusese fotbalist la Poliaș. Și zicea, bă, proștilor, voi nici nu știți să... Nu zicea proștilor, că vorbea frumos. Dar așa suna tonul. Bă, proștilor, nici nu știți să alergați, că la fotbal se alergă pe vârfuri, nu călcați cu toată talpa. Și atunci mi-am dat seama că aia atât ați deghidat spre performanță și atât ați dețintit, încât Jules Koundé ăla, poate că și el s-ar fi bărbierit la ultraviolete. Când mă uitam așa la privirea lui, nu prea părea genial. Nu prea îmi venea să intru în polemici cu dânsul. Da. Dar mergea pe vârfuri, pentru că lui i-a înțeles clar că el aia trebuie să facă. I-au dat aia niște indicații, el aia făcea, bă, aia respecta. Deci e și chestia asta de disciplină care asta contează foarte mult. Asta am întrebat eu, fără să vrem să jignim, Doamne ferește, populațiile, prietenii noștri din America de Sud. Bă, toți ăia care vin de acolo sunt genii? Că vine la din Chile, din Bolivia, din Peru, din Ecuador, din Venezuela, toți, e plină Spania. Nu, ei au foame, mi-am zis toți. Am zis, bă, adică acum vorba ta, nu, fără să jignim. Nu cred că, bă, toți aia care vin din Paraguay sunt, au 4 facultăți și ei vin să joacă fotbal, cum zic ăștia, da? Nu cred că vine ăla din Uruguay și zic, mamă, ăștia, ce dracu, mă, ăsta are 3-4, 2 academii, are la Sera, la stat, dar nu, dar au foame. O românul când a luat 800 de mii și a luat gagică scumpă și s-a tatuat și a luat un Lamborghini puș din alea care se deschide așa. Ăla trimite bani acasă. Lumă să lua taxul să-i țină acolo când s-o retrage din fotbal la 35 de ani, exact, să deschidă o mică afacere, o mare afacere, o nu știu ce. Sunt și jucători români, Gardo și alți băieți deștepți care au început să investească și fac complex de hoteluri, de vile sau de blocuri în Râmnicu Vâlcea. Sau nu sunt tot. Dar marea majoritate asta face, ca să facem acordul cu majoritatea. Uite, Marica, de exemplu, a făcut bani. Mulți. Mulți și sunt buni jucători. Da. Dar tu trebuie să înțelegi că această carieră de sportiv, iartă-mă, durează de la 20 la 35 de ani. În această perioadă tu trebuie să-ți găsești o soție și să faci o familie și soția să aibă și răbdare cu tine, să aibă grijă de tine, că tu ești un țărănuș care te duci la fotbal și ea trebuie să te cizeleze. Și de aceea ce să vezi, pe Ogăraru când l-a luat la Ajax Amsterdam, a zis, dar nevasta unde e? Păi ce să faceți cu ea? Păi cu cine negociem? Cu mine. Hai mă, ce drag, măi, la mișto, că-ți negociem cu tine. Ai soție, e important. Pentru că noi vrem să vedem dacă ai un cămin stabil, dacă parlezi niște limbi străine, dacă ai copii și ce facem cu copiii, că tu vei veni la noi și noi n-avem grădiniță română-olandeză și tu toată ziua noastră te gândești la Ajax
și cum să dai gol cu De Graaf, Schaff și cu Herenven și cu Aze Alkmaar, așa tu te vei gândi unde îl dau pe Șoșoică, n-am grădiniță și așa mai departe, să vină soția. Și a zis 25 de minute am discutat cu soția și ăla, băi, sunt și eu aici, nu vă supărați, eu ogărarul joc. Nu, 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 tu, noi ne-am lămurit cu tine. Pe fotbal, pe asta e sculă, dar să vedem cu soția. Și a venit Diana Munteanu. Diana Munteanu, nevasta lui Claudiu, fosta Claudiu. Și a zis că m-am dus la Duisburg, a zis, bă, tu ești meserie, gol, foarte, unde-i soția? Păi eu joc, bă, unde-i? Aveți și echipă de fotbal feminin? Nu, bă, ne trebuie soția să discutăm cu ea. Da. Și vorbiți așa. Și noi, și acum du-te la Gigi. Femei, la mine, birou, ieșiți! Și așa, mă, da? Să-ți-am venit și cu soția. Păi ce, negociez cu ea? Cu țâțe, eu joc cu țâțe! Afară! Și așa mai departe. O, noi toate astea avem 200-300 de ani înapoi, că voi veniți și 50 de ani. Pe bune? Pe bune? Avem, nu, chiar avem mult, 100-150 da, de ani în urmă. Undeva noi suntem pe la 1850. Acum facem unirea mică. Asta, comparativ asta cu... era limpede că am văzut, apropo de cele două comparații, cele două elemente ale comparației, că e o singură, da, comparație. De fapt, aia la viitorul erau și ăștia, fomiști ăștia la ea, și aia erau neplătiți de 6-7 luni, aveau 3.000 de euro salariu, aproape cât aveam eu la radio, și munceam 3 ore pe zi. S-a mai luat din bani? Și umblau cu niște papuci în picioare de 1.000 de euro, adică aveau easy-uri de alea de 1.000 jumate. Și a zis toți fotbaliștii să îmbracă în training-uri și așa coboară ei din avion, din autocar, din autobuz, din hotel, da. Bă, noi nu suntem, bă, ce-o fringar să stăm în hotel. Păi da, da, training. Nu, bă, fotografia de grup de acum se face la Parpalac, la Pardesiu, primii din istorie. Cum stăm așa pe bancă cu picioarele crăcănate și cu o bășică spartă între picioare, masori în capăt, ăia cu mânușii portari așa, ăia mai cărunți în spate, ăia mai înalt, așa cu tare. Și ăia desculți că oricum nu se vede. A zis, nu, bă, vine o firmă și ne îmbroacă la 15 AC, nu la 4 AC. Parpalac, vestuță pe dedesubt, joben cu tare. Păi exagerăm, nu? Nu exagerăm că fiecare între noi are 3-4 milioane pe lună, pe an. Cum să exagerăm, azi? Noi suntem oameni de 3-4 milioane. De-aia bugetul nostru e 150 de milioane. Cât exagerez, cât da, e. Da? Cum apărăm în training torpi scris pe piept sau capa sau alea? Alea ok, când ieșim pe teren, când mergem într-un hotel... Dar nici sponsorul nu mai aveam cum îl aveam înainte. Că înainte aveam Adidas, acum avem Home. Avem Abadidas. Înțelegi? Bun, dar cum gândesc ei? Ziua porților deschise la Alaves, a zis, suntem vicecampioană europeană la echipe de club, am pierdut finala cu Liverpool la Dortmund cu guriță contra. Deschide porțile să vină copiii. Prințule, ne strică gazonul, nu-i nimic. Ăștia ne dau banii că sunt soți, o spunem altul la vară. Lasă-i să intre pe teren, că acum ați nemâncați, sunt dornici să intre pe teren să smulg o bucată din gazonul echipei care e pe locul 2 în Europa. Cum să ne ia pământul? Da, punem la altul să însămânțează, asta crește la noi fără probleme. Da, da, da. Fă o mascotă de la copii, pixuri, telefoane, țigări, cole. Dă-le să bea, să mănâncă gura lor. De ce? Că la cum a făcut Shea a noi, da? Shea cu Five Gang-ul lui, ce a zis? Cum vine copilul mic de 9 ani la Arele Romane? Nu poate, vine cu măsa cu taxul, pune 2 milioane jumate biletul să luăm 5 dintr-un start. Și a luat 100 de euro de la 2 inși, că ăla micul de 9 ani nu vine. Shea, gândită de Shea. Ah, Shea, uite, de ce n-apare un Shea în fotbal? Aia e ideea. Pe mine asta mă frustrează foarte tare. Sau un sport, sau dacă... De ce n-apar în niște lucruri de astea care ar putea să fie de promovare? Loții Belloni a fost și a pus lui Fane Pet cu plombă și a ținut 25 de ani la tribuna a doua stadionului Steaua. Până al durea a venit, i-a scos, i-a pus plombă, l-a ținut 25 de ani sus la etajul 2. A zis, eu nu joc la Steaua până nu-mi acest scaun de stomatologie. De unde mă să te aducem în 1984? Ești tâmpit? Și a zis, nu mă interesează. Și Ilie Ceaușescu l-a chemat pe tatălui Cristi Brancu, colegul nostru jurnalist, da, care a fost primul team manager din istoria omenirii a noastră, și a zis, faci rost de un scaun. Ce-ți fac? A zis, un scaun. Păi ce vrei, îl cumpăr de la metalul casnic, adă un să... Nu mă interesează. S-a dus cu două chei de 20 la Spitalul Militar Central și a zis, vă iau un scaun. Băi, vrei să-ți rupem picioarele? Băi, am venit să vă iau un scaun. E ordine la Ilie Ceaușescu. A demontat cu o cheie de 12 și de 16 și cu o cheie franceză, a luat scaunul, l-a suit într-un papuc, l-a dus la etajul 2 la Ghencea. L-a pus lola și a zis, nealoții, aveți masă, bă, și scaun. Și ăla din când în când a zis, eu nu vreau să-mi pierd. Eu nu vreau să-mi pierd exterioritatea. Și a venit Fane Petcu și a zis, moară viața mea, ce mă doare, îi dau cu ketonal, cu ce îi dădea pe atunci, cu albocalmin. Și a zis, vină încoa, i-a curățat, i-a făcut și i-a pus 25 de ani, a ținut până în 2000. Incredibil. Ăsta e unul. Klinsmann a zis, păi da, stai puțin, eu fac telefonul fără fir, eu îi spun lui să-mi ceară de la ăla o mașină, păi nu pot să-i spun ce necesități am, cum adică îți vine impresarul cu mine? Dar cât sunt ăștia? Viali, Klinsmann, Socrates. Socrates a făcut legi în Germania, democrația corinciană este de la Socrates, 1982. El dădea legi în țara lui, modifica legi, Socrates, după care își punea aia, intra pe teren și mânca copiii, cum zic eu, la fotbal. Da? Cât sunt ăștia? Viali, Ogăraru, Belloni, Klinsmann și s-a terminat deștele. Nu mai am la mâna asta la altă ce să-ți mai... Da. Cât sunt ăștia? Și ori mai fi.
Can și mai era. Bun, mai găsim, că nu știm din toate campionatele. Cât sunt ăștia? Restul sunt azis impresarul. Cum adică azis impresarul, mă? Păi nu că e bine să ai să... A, ăla merge și scaute echipă și nu ce până aici. După care necesitățile tale, nevoile tale le spui tu. Ești retardat, nu poți să spui, Doamne iartă-mă, că nu, să nu vorbim urât. Nu poți să spui ce vrei? Păi, vor să vor și multă epatare de asta. Ca asta îți spuneam. De exemplu, aia la 3000 de euro pe lună umblau cu Easy în picioare, apropo de Shea. Da. Da, dar Shea produce de Easy. Aia nu produceau de Easy, adică ei dormeau pe undeva, pe unde îi lăsau un prieten de-a meu să doarmă păi, pentru un complex. Păi, asta înțeles că asta înseamnă la ei fotbalistul. Păi da, și aia de la Sevilla, de exemplu, eu aveam același telefon atunci, care la momentul ăla era vârf de gamă. Vreau să-ți spun că niciun păi, fotbalist... Păi, nu spartă. Îl dăm toate pozele. Da, dar nu e, deci nu e făcătură. Nu. Și nu e eveniment. Deci crede-mă, Jesus Navas avea iPhone 7 atunci. Dar el atârnă de tot ceea ce le dă clubul. A zis, avem mașină de la club, cum să-mi cumpere mașină? Pentru soție, exact, poate. Da, da. Păi eu țin în garaj 4 ani cât joc la ăștia și după aia o vând cu... Mă uitam că Simeone, de exemplu, într-adevăr, mergea cu un Range pentru că el era imaginea Range Rover și Jaguar. Da. Mergea cu Range-ul la antrenament. João Felix ăla la fel, era imaginea Audi, dacă da, nu mă 120 de milioane. Nu, tot Land Rover. Tot 120 Land Rover. De milioane el, da? Preț de transfer. Da, păi dacă tu îl pui pe Moruțan, de exemplu, dacă îi dai banii lui João Felix, păi da, și cumpără iaht în ziua a doua. Păi am nebun? Dus eu Alfa Romeo la o echipă, nu pot să dau numele, începe cu S, să termine cu Eaua, Steaua. Și pă, acum mulți ani și a zis, cum să mergem la 3 acte pe an? Da, domne, odată până ianuarie, dar nu mergem nicăieri, mă, să ne dea gratis așa. Bă, la 3 acte de-astea de ale lor, o dezvelire de mașină și două sprițuri, trebuie să veniți și voi trei jucători. Marș, mă, că nu mergem nicăieri. Da, superb. Păi și cum vrei să-ți dea ăștia? Și ăia vin și a zis, los jugadores de Real Madrid recibieron sus nueva scoces. Și apare ăla, tiu-tiu, la Audi, tiu-tiu, da. tiu-tiu, și zice, iată îmbrăcați mașini, Hugo, ia uite-te mașinile alese, el a ales un A8, titi, el a ales un A432, titi, el a ales, putem să facem o poză cu tine la bolan? Seguro, și, claro. Al nivel, da. Și tot a, băi, tot păi pe mine știu... mă chinuit, eu sunt la Real Madrid, mă stau să fac ăsta poze cu mine la volan. Știi, n-am mai văzut o chestie de asta foarte tare. Era, bă, și-a făcut Nenci un cont de asta pe Prime, pe Amazon, da. Și era, e un serial, am uitat cum se numește. Cu el? Nu, e cu Sergio Ramos. Și ăla cu Sergio Ramos, dar nu, m-am uitat la, era istoria lui Juventus sezonul precedent, 2020-2021, da. Cu pandemia, cu tot ce trebuie. M-am uitat la serialul respectiv, era un episod în care era ziua lui Cristiano Ronaldo. Și al treilea portar, deci nu Buffon, nu, că Buffon nu mai era la ei, nu mai știu, nu Szczesny, nu știu care, era al treilea portar, un nea. N-am reținut numele. Ceva, un nea, dar nu nea că era săr. Da, un, da. De acolo. Un copilandru, un căprior. Și în episodul ăla era filmat cum se duce ăla să-i cumpere cadou prietenului lui Cristiano Ronaldo. Ăla chiar dacă era al treilea portar, îți dai seama că la Juventus tot avea un 20.000 pe lună, 30.000. S-a dus cu nevastă sau cu mașina frumos, cu copil, cu tot. Și în capul meu era când se duc la cadou, noi ca la români, că trebuie să meargă la mall. După aia mi-am dat seama, zis, stai bă, că ăștia n-au mall-uri, au outlet-uri pe afară, pe la astea. Se duce prin Torino, un soi de ponte vechi, cum e la Firenze, așa era și acolo în Torino, umblau aia pe acolo, au intrat într-un magazin, au luat un tricou de la alb la 15 euro simplu, pe care l-au imprimat cu nu știu ce mesaj pentru Ronaldo și l-au dat lui Ronaldo. Și am văzut reacția, Ronaldo bucuros, foarte bucuros, l-a îmbrățișat, nu știu ce, nu știu cum. Pentru că atunci când ajungi la nivelul ăla, la banii aia, la performanțele nu alea... Nu te mai face ăla acum. Nu te mai da... Dar eu mai povestit-o, mai... Caparco, băiatul venit la noi în România, italianul. Care așa că la Iași, da, știu. Așa, a fost al doilea portar, de la, al treilea portar de la Juventus. Aha, da. Și el a zis așa, Catalino, am mai povestit-o pe asta cu riscul de a plictisi pe cei care ne-au ascultat, dar e exact în ceea ce în linia pe care ai povestit-o tu. A zis, frate, eram acolo al treilea portar și ei câștigaseră Liga Campionilor cu o săptămână înainte când am ajuns eu. Nu eram atunci în lot. Am ajuns transferat, nu știu ce, cu tare Iași. Și era Peruții sau cineva, nu contează cine, dar ei erau deținători de Liga Campionilor proaspătă, era caldă aia. 2003. N-a apucat să o pirograveze, înțelegi? Mm-hmm. Bun. Și a zis, bine ai venit la noi, merge astăzi cu soția și cu copilul meu să-ți luăm ceva de îmbrăcat. Și la asta, stai mă puțin, că sunt totuși la Juventus, am și eu mă la Iume, băi, boule, n-ai înțeles, e de bine, de bun venit. Și a zis, ne-a luat și ne-a dus la Nike, ca să nu mai lungim. Nike era pe 4 etaje. Aha, știu. Știi, și cu reducerea. Da, da. Exact. Și a zis, cum adică să nu dea reducere? Păi a zis, tu dacă tragi cardul ăla, cumperi tot ăsta, închid ăștia tot și îți dau firmație. La câți bani ai pe cardul ăla? Și a zis, nu, e munca mea și cu atelii tale, boule. Da, trebuie da. Să ne dea reducere. Dar cum gândesc ei? Dar n-ai chiar sponsor la Juventus. Dar cum gândeai? A zis, scrie acolo că da 200 de euro ne dați înapoi. 15 dacă vine unul după stradă de înapoi banii, dar mie de ce să-mi dea? Păi tu ești Barosan, ce nu ți-e frică că te vede cineva? Păi da, nu, 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 de asta. Altă mentalitate, într-adevăr. Cu atelii tale, bă.
Da, uite, a intrat Amancio, iartă-mă, a intrat Amancio în vestiar la Real Madrid. Real Madridul pe final, anii 60, Hector Rial, Ferenc Puskás, Alfredo Di Stefano, Paco Gento și așa mai departe. Ăia imenși, șase ligi ale campionilor, da? Dumnezeu să le te Paco Gento, că singurul din istorie care s-a stins săptămâna trecută cu șase urecheate. Nu mai există în lume. Bun, și a intrat Amancio. Amancio 320 de meciuri la Real Madrid. Adică un băieț așa, a noroc, ăla, cómo estamos, tot. Și s-a uitat așa la el, adică, băi, intrase în vestiar la Real Madrid. Și a zis, bună ziua, mi-a zis antrenorul domn Miguel Muñoz să-mi da și mie un tricou. Da, mă, fără probleme. Și Di Stefano i-a luat și i-a aruncat un tricou. El l-a pus pe el și a zis, păi ce faceți, mă, că n-are siglă? A zis, da. Păi mi-ați dat un tricou alb. Păi a zis, prințule, ca să-ți pune în siglă trebuie să alegi o patru ani la Real Madrid. Da. Păi a zis, eu sunt jucător cu voi. N-am auzit asta, că ne-ai mai zis de două ori. Dă-i drumul la ture, mori aici, pătărezi, rup cioare, după aia prime. Haide, mă, dați în tricou. Ăla i-a luat și i-a dat o cârpă. Și l-a pus-o pe el și a zis, mă, sunt n-are... Băi, n-am sigla. A zis, ce trebuie, m-am pus-o pe partea ei lată, stai să... Și a zis, nu e ok cum ai pus-o, dar dăm sigla peste 3 ani. Da. Dar uite, o altă chestiune care mă frământă foarte tare. Mă uitam zilele trecute, stric raportat la orașul Iași, care e al doilea cel mai mare oraș ca număr de locuitori din România. Un oraș care, na, comparativ cu astea din Germania, Dortmund e mai mic, dar are echipă. Și atunci mă gândeam, zic, bă... Și echipa mai veche, Iași, decât Dortmund, că Dortmund e prin anii 60. Dortmund e 1905. Dacă, 9. 1909, că au avut centenar în, da, 2009, da, pierdut cu Real Madrid 5-1. Da, dar campionatul lor e mult mai de față de al nostru. Da. Că ei cu Bundesliga asta au pornit prin 60 ceva, nu? PSG-ul e în 70. Da, e bine, ei, așa... Glumim acum, Manchester, că glumim. Manchester City era nimic înainte, da, să bagi bani. Glumim. Da. Așa, scuză-mă, zi. Dar mă gândeam, zic, apăruseră niște topuri de astea. Top cei mai bogați ieșeni, top 100 cei mai bogați ieșeni. Și mă uitam și citeam averi. Unele dintre ele legit, altele, într-adevăr, erau umflate. Adică dăduseră unii niște, da, bani la aia care scrie, da, zic, băi, fă-mă mai bogat, dacă poate fut și eu ceva. Da. Alții care erau legit, adică, nu știu, deținători de imperii în multe domenii, averi construite pe bune, real, da, unii dintre ei. Oameni care... Da? Sute de milioane, 100, 200, 300, ăsta la de la ăla, de la Cosarom, ești Fiterman, cu Fiterman Pharma și așa mai departe. Adică branduri foarte puternice la nivel de România. Și atunci stăteam și mă gândeam, zic, bă, unul din ăștia nu e microbist, unul din ăștia n-o fi vrut, că zicea Măciucă, tot zice, bă, dacă era dascălul microbist, îmi ba picioare, ce echipă aveam la Iași. Și zic, nu cred că e de chestia asta, Măciucă, că uite, că a vrut Porumboiu să vină la Iași, că n-a făcut la vas lui. Da. Și ne-a zis, ne-a Gigi Nikita. Stai, da, că nu trebuie să-i pui nealul Gigi Nikita. Da. A zis Nikita, zis că du-te, vezi de treabă. Că el avea de retrogradat echipa și de promovat numai când erau cicluri electorale. Da. Exact același rahat l-a făcut și Chirica după aia. Ba chiar a ajuns în punctul care să nu mai interesezi deloc și a dat seama din sondaj. Zis, câți mai sunt pensionari de ăștia de interesează de Poliaș? Atât. Las clepul în panseluți, bagă echipa. Retrogradează. Retrogradează, două mă, să nu mai scoatem înapoi. Și atunci mă gândeam că, bă, unul n-ar fi să investească în chestia asta și cum, Doamne, iartă-mă, mai poate vorbi în secolul 21, în anul 2022, de echipe de fotbal care sunt finanțate de buget local sau, cum e cazul lui CSA Steaua, că eu cu asta nu sunt de acord aici în războiul Steaua cu FCSB, de ce trebuie să plătesc eu pentru un club de fotbal când există investitori care pot plăti pentru clubul ăla de fotbal și mult mai mulți bani decât poate să plătească statul? Amic, pentru că UEFA a spus că pe ea nu interesează și că pe ea vrea să aibă echipa acolo, nu interesează de cine este plătită, contrar a ceea ce se spunea și cei de la CSA au propovăduit treaba asta și ți-au arătat documentul în care UEFA a zis, nu mă interesează ceilalți la voi în țară, poate fi sponsorizată și de o echipă de mercenari sau de ce aveți voi acolo. Și Bemic, în afară de Gigi Becali, câți patroni au rezistat în fotbalul românesc? Puțin, într-adevăr. Nu, niciunul. În afară de Gigi Becali, nu există în ea. Păi da, Copos nu mai. Uriești precum Iacob în pușcărie. Da. Grav în momentul ăsta. Nețoiu, Borcea, șmecheri mari. Păi Iacobov ăla, Iacov ăla de la Progresul, dar nu uita că... Care era din PVM-ul FC Național. A dispărut FC Naționalul, îl punem și pe băiatul ăla. Porumboiu, șmecheri, greuceni. Doi de Marian Iancu. Marian Iancu, doi de Nicolae. Da. Da, și așa mai departe. Mulți, mulți. George Copos, asta ești, Berlusconi din Giulești. Da. Gigi Nețoiu, șmecheraș, toți, relații cu tare și așa mai departe. Niciun. Singurul care a rezistat a fost așa pentru că au fost niște afaceri făcute cu... Hai, să vedem ce mai faci tu. Mai zi o întrebare, mai nu știu, da? Și atunci tu te-ai băga? Bă, eu da, dacă aș avea acum niște sute de milioane. Ta, soția sau copiii ți-ar rupe picioarele în seara aia când dormi. Când dormi, ți-ar pune în cerșa pe față.
Că ar spune așa, hai să ne uităm la un meci din Campionatul României și imediat în, sau în paralel luăm două televizoare că costă 10 milioane și ne uităm la Barça Real Madrid. Mai bagi vreun ban? Nu. Hai, noroc. Au altă viteză. Ei sunt, da, mă, dar ei sunt cum avea Costel Gâlcă viteza înainte și marșarier, atâta. Gâlcă avea doar întâia și în spate. Înțelegi? Da? Și după aia tu te uiți la ei. Când a intrat Casemiro, când intră Casemiro în tine, zici că este undeva locomotiva de la Electroputere Craiova, costă 20 la oră. Uh-huh. Tu ești pirpiriu, păi așa, tu întâi te tatuezi aici pe craci, după aia începi să tragi de fiare, înțelegi? Ăla când a intrat în tine a trecut pe-n plexiglas. Da. Și zici, nu, mai trebuie să lucrezi un pic. Păi ăla te-a luat și te mai așteaptă 3 ani, ca să pui tu masă musculară, tu când vii trebuie să fii tan petrolier, nu pot. Hai, noroc, du-te la, înapoi la voluntari. Pe bun, dar dacă, deci hai să ne mai imaginăm... Apar toți ăștia ai noștri care sunt sculă de jucători, ăștia cichitim la 1,60 m. Bă, ăștia nu mai merg. Messi a murit, s-a terminat, are 35 de ani. Hai, noroc, mai trage două bășini pe cracă și e mort, e bezencismă. Gata, mai vinde tricouri. Basketul nu mai merge cu aia. Ha, o să moară ultimul dată, că vine ăla Doncici și ți-o dă. Doncici care ai văzut gras, porcușor, mănâncă numai slănină, numai tot. Când a intrat în tine, cade ăla peste tine, rupe și parchetul și tot. Nu mai merge cu din ăștia să o păcălești. A mers, apare ăla 1,78. Când o faci odată și intră ăla sârbul de la Nuggets sau de unde, trece până perete, până ușă cu tine, ca în filmele cu Steven Seagal, iese până lift. Unde mai te duci tu, mă? Hau, că eu sunt înăltuș și costeliv. Apar toți ăștia cichitine așa, de zici că-s de liputan toți de la formație așa și te ține pe piept Wijnaldum. Ia vino puiul meu cu acest, te ține așa pe piept și ține așa al lor. Hai vino un compi și respiră sau și-l ține pe ăla pe piept. Are unul la 1,68 așa. Da, dacă... Uite, da? Hai să ne imaginăm un scenariu de ăsta ipotetic. Așa. Zic eu, Radu Țibulcă, să așa. Ne imaginăm că eu sunt moștenitorul, cum e familia Anieli la Juventus, așa. Că m-a pasionat subiectul, de ună zi vorbeam cu Măciucă. Zic că sunt moștenitorul unui imperiu de ăsta. Am casa de vinuri Cotnari, care nu-i Cotnari, se cheamă altfel. Perfect. Și face niște vin de rivalizează cu Bordeaux și cu astea. Perfect. Cele mai aici, că Cotnarul chiar face, da. Că vinde 2XL, partea a doua. Bun. Și... Bag bani la Poliaș. Îmi fac acum... Nu, stop, de ce să bagi la Poliaș? Te duci în Austria la o echipă. Sau în Croația. Dar cred că-s patriot, că mă apuc de-astea. Mm. Patriotul român, știi care e ăla care umblă nițar să dă jos de merțan. Și enie. Da. Înțelegi că zice, bă, în Dacia mi-e târșă, că intră peste mine un tramvai și ne omoară pe toți patru. Lasă, ai o merțan cu tabla groasă. Dar umblu nismene, în ie. Și în budniță. Și cu o bască pe cap și ascult dacă e... Da? Dar lasă merg cu merțanul să nu mă omoare, că intră primul tramvai în mine și trecem în partea altă pentru un Logan. Bun, dar dacă îmi fac un plan de ăsta pe 20 de ani, da? Da. Te-am mâncat statul în prima săptămână. A venit și a zis așa, apele care se deversează, poftiți apele pe care le deversați dumneavoastră când faceți duș, le-a verificat cineva? Nu. 120 de milioane și paga că dacă nu vi le analizăm noi și închidem tot. Gata, ia de aici, prințule, gunoiul unde îl deversați? Ce să fie gunoiul? Păi noi n-avem, aveți, că aveți materiale din alea, lucrați cu delea sterile, că-l tundeți pe ăla pe picioare, cu îi curge sânge, cu tare. Vine sanepidul, vină cu băieți, că ăștia nu au delea cu tare. Pac, ți-a mai luat 300 de milioane. Următor. Și într-o săptămână ai zis, auzi, închidem o echipă, hai, băi, care vrei mă să-i dă-te-o, bă, liber tu sunteți, mă, fugiți unde vreți voi, la petrolul Dolhasca, Berheci, unde puteți duceți-vă. Bun, dar care e interesul statului să facă treaba asta? Doar ca să obțină șpăgile astea? Da. Doar pentru chestia asta? Da. La ANAF n-ai putea băga 3 calculatoare, de ce trebuie să lucrezi aia până ca ai studențe? No, da, cu un pic să fac așa și poate după urechi. De ce? Ăștia IT-ști, ăștia șmecheri de care ce ai tu, că chiar sunt sculă în România și o industrie care e pe primul loc, probabil, da. Peste orice. Ia, bă, 20 de băieți din ăștia, dă-le, bă, cu tare să facă, bă, o rețea. Pac, 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 zi-mă, Oprișan, 176-26054, ia uite banii pe care i-ai de plătit, aia ce, tați așa că mai aveți un leu jumate de colea și cu unul și cât facem, mă, și 2,20, 1,7, nu e bine, sta cu Oprișan, da? Da, doamnă, că eu sunt singur de aici în birou. Teodor? Nu, Teodor e tata. Aha, dumneavoastră cine sunteți? Monica? Băi, sunt băiat! Ha. De ce mă să faci asta când tu la un click mi-ai trimis acasă? Real Madrid ce face în timpul ăsta? Real Madrid dacă e sosios îți vine scrisoarea acasă scrisă. Îți mulțumim că și anul acesta ai fost alături de noi. Semnat Don Florentino Perez, președinte de Real Madrid CF. Și tu zici, wow, ce tare. Ce tare m-a făcut unul la o imprimantă 400 de din alea, ți l-a trimis acasă cu o felicitare. Și tu la ANAF nu știi.
ghiseu.ro, intră, info, vrei să te loghezi ca autentificat, certificate, ești persoană fizică, ești persoană juridică, iată acum parola ABC-3, stai bre că nu ții minte că eu am 84, da, nu pot să... Și atunci toți bătrânii din cartier să duc pe 2 ianuarie și dărâmă geamurile la ei, ei putem să plătească pe 31 martie. Ție nu-ți pune nimic treaba asta? Ba da, ba da. Ție nu-ți pune nimic, așa, așa sunt storciți de geam pe 2. Și ea spune, domnule, mai aveți 3 luni, 100 de zile înseamnă 3 luni. Să plătiți să nu rămânem din prima zi, să nu rămânem așa. Dumne, dar puteți încă 3 luni de zile de acum. Nu așa ne place, să nu intrăm în primăvară cu de ghiocei să ne... Dar puteți și pe... Dar puteți și pe 20 februarie. De ce trebuie astăzi? Da? Să ducă ea la tigăi, sânge, să o omoară. Au, babilele dărâmă raftul de bromașini. Ce face că le să fie în casă? Mama, ăsta e ciocară, tu percutor, te învârte, uite așa, de 40 de ori, te face ca la centrifugă, mâncați așa. Să fie mamă în casă. Bă, ce faci cu rotopercutor cu cap Vidia care dai gaură să tragi fire? Ce faci, mata, în casă cu ea, de te omor cu ea, că ei se împing? Le zboară băștile alea din cap ca la aia când ternă la drept, de aruncă togile alea în sus, așa le zbun, mai râde. Și după aia, transpurate toate zi. Vai, mamă, ăsta e rotopercutor Einhell, dacă ai dat gaură, treci în gragă, trei babele găurești și palea de lături dacă ai scăpat pe ăla din mână. Ce-ți trebuie ție cu el? Dacă să dă gratis. Stai, mă, mă îngrămădesc la ceva care îmi trebuie mie. Mă duc la rotopercutor Einhell, are 1200 de rotații, când ai dat drumul ăla e perforat tot. Și canalizare și tot. Ce face, mă? Dar mătușa nu poate să ridice ăla în primul rând. Că e alerg scleroză în plăci de 20 de ani, săraca, că e bătrân. Știi, sau lomboșiatică. Cum saltă ea să fie în casă? Ce să-ți fie în casă, mă, trăiți, anunci o canotă percutor? Asta, dar e gratis. Că la român, dacă îi dă, ia dă-i un pix, o omoară și pe pixul ăsta, dă-i și mucurile astea, la mă că mai trage un pic, așa, de pe. Înțelegi? Cele mai tari țigări române sunt de pe jos, știi? Când e... Nu mai râdeți, mă, că râdeți. Înțelegi? Asta e românul. Și tu vii și spui că ne schimbăm. Du-te, bă, de aici te contrazic, cum să zic, până la cu argumente, tată. Cu argumente. Am mai dat exemplu. E singura țară din lume fără muzeu de istorie. Asta nu-ți spune nimic? Ai un etaj și un subsol. Dacă femeia nu-i plecată să suplinească o profă de geografie la un liceu. Dacă e plecată, nu vezi tezaurul. Dacă nu e plecată, vezi 6 cărămizi. N-are nicio inscripție, nimic. Și încep tu cu ăla mic. Mă, e 1000, câie, câte, câte, bă, câu. 100, nu e mă 100, 500, dău boule 500, așa, deci 1300, nu e mă, când, deci 2000, nu scrie nimic. Și pleci, ăla e muzeul de istorie. Și vine ro englezul și ce zici, Ceaușescu, popor, house, building, great, yeah, Korean, yeah, atât, altceva, și îl duci în centru istoric și îl îmbesc până ca de sumasă. Romania, great, yeah, golanci ieftine și băutură, Carmol, ăia de la Chelsea când a zis, joacă Chelsea, care Chelsea m-a zis? Nu i-am venit de băutură și de bagaboante. Păi are Chelsea meci cu Steaua, lasă-mi pe asta să joace, noi am venit pe altă treabă. A, și meciul care ne încurcă o oră jumate. Cât, cum, cât ai putut tu să bei încât ai văzut Palatul Parlamentului, Hotelul Meriot, ăla de a intrat acum 2 săptămâni până la spart geamul, s-a dus să culce la etajul 3. Am zis, măi, eu aveam o clădire mare așa, asta e, asta e, mă, să mă. Cât era ăla de beat, de a sărit pârleazul, a ieșit la etajul 3, s-a culcat în casa poporului. Păi tu pe ăla nu-l luai imediat și îl făceai ministru de război? Cum să dai pârnaie sau să-i fă? Vină, bă, unchiune, încoară, arată-ne pe unde intram, în cața și gura ta. Da, am un prieten la Sibiu care a făcut asta. Deci, un prieten la Sibiu pe care îl cunoscusem de la o fată cu câteva zile înainte și un prieten bun din Iași era student la Academia Forțelor Terestre la Sibiu și era de serviciu în weekendul respectiv. Eu am plecat din Sibiu către Iași vineri și sâmbătă dimineața îl sun pe ăsta să-l întreb ce mai face. Eu, după ce eu eram matol, ăla ses de serviciu. Îmi sună Cristianiții, ce faci? Și spune, bă, lasă-mă în pace că toată noaptea n-am dormit și de 4 ore completez foi. Ce s-a întâmplat? Și a venit un bețăv aici și a dormit în unitate la noi. Mă, trebuie să dăm, să vedem, să dăm cu subsemnatul, că ăștia au vrut să tragă în el, au crezut că e ursul. Ma! Și tu vrei să aperi la granițele țării? Păi dacă vin 3.000 de aici de la Zenit San Petersburg, cu 3.000 de la Spartak și 2.000 de la CSKA, mai ai nevoie de armată? Ultra și? Dacă îți dezbracă ea la pielea goală și cu după 2 sticle de vodcă, tu mai ai nevoie de armată, ești nebun la cap? Păi știi până unde ți intră pe Dâmbovița parchează, de acolo de sus, de la Târgu Sucevei și a Botoșanilor. Ăia 6.000 de ultrași. Păi ei pun armata în, ești nebun la cap? Uite-te la mine în cartier, toți bagabonții din cartier sunt polițiști de proximitate. Și toate pipițile alea, le-a dat pantalonii aia și cascheta aia scăpată în lapte și aia te prăzesc pe tine. Bă, la mă păzește pe mine, mă, când bate vântul, dă capul de pereți, umblă cu 2 cărămizi în buzunar. Bă, sunt și polițiști ca lumea. Cine, mă, să aia de la criminalistică, săracii care lucrează tot așa.
așa cu un tibișir și cu un șpaclu și să analizeze mai crime. Sunt, Cătălin, crede-mă. E prins pe aia de la de a pus bomba la Arad? Bine, e prins pe ăștia de la omorât pe marocan, l-au prăjit acum două luni? Da, sunt mulți care au fost prinși, da. Crede-mă. Da, și nu mai stăm până aia cu. Ca azi că nu e obligatoriu să oprești la trecerea de pietoni. Na, e discutabil. Sunt și polițiști foarte, da, foarte ok. Adică eu am mai cunoscut în decursul vieții doi mele. Chiar mai mulți. Am văzut ăștia pe la acțiuni speciale. Nu e nicio vina lor că lucrează în condițiile alea și vai de capul lor ăștia de la Pașapoarte. Acolo da, la Pașapoarte așa, ordine până a venit COVID-ul. Când a venit COVID-ul s-a dus naibii tot. Era singurul loc unde puteam spune că poliția română și băieții de la buletine. Faci programare online și așa mai departe. Nu e vina lor că lucrează în condițiile alea. De-aia adun pe mâine de la o mânăciungă, cum zic eu. De-aia pot să-ți spun, uite, fără să intru în detalii medici, pe care oricum n-am și eu să le știu. Taică mi-e comisar șef de anticorupție și l-am văzut eu vara trecută, eram aici, filmasem un podcast chiar cu Cristian Onețiu într-o seară și a doua zi dimineață vine taică meu, care avea de la Iași, era detașat la nu știu ce arestare, la Stamora Moravița, adică din colțul celălalt de țară. Cum naiba? Uite, pentru că e lipsă de personal și pentru că în zona era aia... Era ca Gheorghe Pascu, am venit să reclamă un jaf. Da, ce a jefuit? Bre, nu eu! Era un trafic de țigări, ceva care oricum e periculos, te duci la traficanții de țigări, mai ales acolo, e cred foarte periculos. Cred că era ăla de la, dar știți ce, dar cum să nu știu? Era ăla, dar nu știați, cum să nu știu, ăla dar e Basarabea. Ăla cred că era. E, și gândește că taică-mi venise de la Iași la București, conducând și așa mai departe, el, colegul lui, adică ei nu mai au șofer. E un dibaian de șofer. A venit el, comisar șef, a condus el frumos mașina, a venit și a tras puțin sufletul aici, a băut un Red Bull și a plecat a doua zi dimineață, am văzut în breaking news-uri arestările și astea. La asta după aia adu-l înapoi pe asta la București. Comisarul Moldovan, păi da, și tu mai ai vreo speranță? Da, am, pentru că am mai văzut de ăștia tineri. Ești ca Gigi Dinică, mă, cu aia. Moldovan! Așa e poliția română, toate, din cauza dacă dai cu pistolul carpaț, mă vine, îl întorci în vers și dai în capul ăla că-l preie, ce-a drept. Moldovan, nu mă lăsa aici, ești nebun, o să vină muncitorii la rugă. Mamă, ce dracul. Ești nebun la cap. Moldovan, ai nebunit. Așa e. Nu din cauza lor. Că nu mai sunt ăia grași burtoși, acum sunt unii mai zvelți, mai nu știu ce, care cu ochelarii, tip cobra, așa, de zici că Silvestre Stallone cu... Le mai trebuie un cribit în colțul gurii și așa mai departe. Nu din cauza lor, că nu... Bine, acum... Dar nu-s bani pentru instituțiile astea, adică ele sunt suprafinanțate. Nu, nu-s bani pentru nimic. Da, nici pentru spitale n-avem. Auzi, fii atent, moare Ceaușescu. Dumnezeu să le cazi era ziua lui, da? Da. Câte școli erau în București când a murit el? Habar. 311, câte s-a azi? 310. 311. Te pun, câți ani au trecut de la Revoluție? E o performanță că nu-s mai puțin. Da, câți au trecut de la Revoluție? 32. Te-am pupat, ai făcut o școală? Bă, o școală. S-au mai făcut particulare. Lasă-mă o școală de stat, eu zic. Că șoșoiul de la mine de militar n-are bani să dea 8000 de euro pe an, măsa cu taxul. Că unul lucrează la Cet Grozăvești și unul la fabrica de pâine. Dar copilul tău la ce școală e? La Cervantes. Ah, și Cervantes bănuiesc că ține de ambasada Spaniei. Nu, a ținut când eram noi. Ambasada Spaniei a zis, băi, nu o mai dăm. Ce să... Și unde e Cervantes ăsta? La Plevni. Gata, știu unde e Plevni. E pe lângă Carol David la Spitalul Militar, nu? Pe acolo? Mai, unde întoarce troleibuzul de la Gogălnicianu. Și tu cu ce îl duci pe copilul la școală dimineața? Asumată de la început, din startul începutului vorba lui Divertis, că va fi un Kim Șojale timp de 13 ani. Adică 12 de asta plus clasa 0. E bine, când o să crească mai mare, îl bagi la tramvai. Zici? Da, 100%. Stai că mi-așa a făcut, în liceu, hai gata, tramvaiul. Să intri tu la mine pe Moinești un pic, să mergem într-o seară. Că, uite acum, mergem pe la 9, mergi cu mine pe Moinești, dacă vrei. Pe la Gorjul, acolo și... Știi cum e și mai rămâi în chiloți. Îți iași căștile din urechi. Păi da, le lăsăm aici, că scofir. Înțelegi vorba ta, îți desface și poza de buletin. Îți rămâne buletinul gol. Bun, și cât timp faci tu, de exemplu, mâine dimineață, când te duci copilul la școală? O oră dimineață faci mai puțin, l-a întors o oră jumătate, asumat. Ca el, okay. Ca el să nu poată să-mi spună după 20 de ani, unchiule, mai de la școala de cartier, unde nu mai erau numai cetățeni birmanezi. Dar în cartier cum e? Foarte mișto. Ce se întâmplă? Să zicem că acum, bun, acum e frig. Zice, când dă o leacă căldura, ce se întâmplă? Ies băieții la băutură la aia, pute a mort de pe lacul Mori, ai 485.620 de țânțari, că nu mai sunt bani să mai dăm nici cu din alea să gonim țânțarii, că ai lacul Mori acolo. Cartierul militar, singurul cartier din lume, fără niciun parc, ai avut unul la păcii, l-au făcut ăia oamenii pe așa, te duci, încerci să te plimbi în Politehnică, în Institutul Politehnic nu poți să te plimbi pentru că acolo este închis de 2 ani de zile cu COVID-ul, s-a rămas Grădina Botanică. În Grădina Botanică mai e un salcâm de la 1860, un stejar, înțelegi, și 3 petunii moarte. Și cetul lângă. Și cetul lângă, exact. Singurul loc din lume unde lângă Grădina Botanică au făcut un cet. Da, asta, eu nici nu știam cum e Grădina Botanică în București. Și serele care deschisă de la 11 la 11 jumate.
și vezi doi cactuși beliți și un portocal pe care l-am oricum în casă, o mandarin și crește de acolo. Altceva, alte întrebări. Păi bun, dar... Tot Iuliu Maniu blocat și l-a dus și l-a întors. Când militar în ȘCM poți să închid doar pe Iuliu Maniu sau pe Verturi, ambele blocate. S-au mutat oamenii în Chiajna, în Dragomire și Domnești, încolo s-au mutat în Roșu. Pe unde e? Să ia pe o stradă cu un sens, cu o singură bandă, pentru că pe aia sparcate mașini. 4 zile face. Virtuți e blocat tot timpul, cu Verturi e blocat tot timpul. Altceva, foarte mișto militar. Și dacă vrei să te duci la mall, la ce mall te duci? La niciunul că n-ajungi, niciodată. La niciunul că n-ajungi. Pe bun, vrei să te duci la film, de exemplu? Te uiți pe Netflix. Te duci în mall și nu găsești niciun loc de parcare. Te muci de 400 de ore, îți bași picioarele de nervi și pleci acasă. Pentru că tot românul nu se duce în mall. Păi și unde vrei să te muți? Dacă ai putea mâine să te muți? În Elveția. Mă refer păstrând jobul ăsta pe care m-am dus la Cluj, la concert de peșe. Am zis, cel mai frumos oraș din lume. Vă pup, clujenilor, cel mai frumos. O nenorocire. Luni dimineață nu puteai să ieși din hotel. 480.000 de mașini. Eu am ajuns vineri seară. Uite, bă, ce frumos la ăștia. Ia uite. Spații frumos cu tare, neștiind. Da. Cânta cu Depeș cu tare, toți au stat numai în picioare, n-ai văzut nimic. Clujenii, altă țară, altă lume, civilizați cu tare, toți în picioare. Unchilor, stați mă așa un pic cu tare, ne-am ridicat cu toți în picioare că la Depeș se dansează. Da. Da? Bun, hai, ne-am ridicat cu toți, ai dat banii pe biletă degeaba, cu tot în cârcă ne-am ținut. Luni dimineață, piș, omor. Știi, cu Bulă care zicea, bunica noastră s-a dus într-un loc mai bun. A murit bunica. Nu, a plecat la Cluj. Știi? Nu e adevărat. Nu e, nu e. Nu e adevărat. Am fost eu fascinat de asta cu Ardealul. Nu, nu, e un mit. Nu, e un mit. E gogea mitul. Da, nu, asta am văzut-o, cel puțin aglomerația în Cluj, plus că am observat că în toate orașele așa. Adică și Timișoara e așa, și Brașovul e așa. Bine, pe aici ei mai salvează la capitolul trafic, au giratoriile alea și multe străzi cu sensuri. În Elveția, tată, mi-au 2 vaci, le cresc. Păi da, dacă ar fi nu, să-ți păstrezi jobul pe care l-ai acum. Mă apuc să scriu în limba aia lor moartă. Okay. Flamandă aia, în ce scriu ei? În belgiană aia, glumesc acum. Da. În Liechtensteineză. În Liechtensteineză. Vaduziană. 33.000 de euro pe cap de locuitor, produsul Interbrut. La noi e 2.200. E, da, câți locuitori au? Bă, e marele ducat. Da. Luxemburg. Dacă, Luxemburg. Dar n-au un urs acolo. Eu dacă vor urs, trezim aici. E bine unde ne-am născut noi. E bine, e bine. Păi dai ofertantul, dacă era elvețian, nu mai era așa nu, spumos. Nu, e bine, adică m-am gândit, Doamne ferește, că puteai să te naști în Afganistan, puteai să te naști în Elveția și noi suntem la jumate. Înțelegi? Adică nici. A, geografic suntem mai aproape cum de Elveția. Cum zicea și domnul Rebenciuc în Balanța, în Cântaru, cum era, că zicea divertis Cântaru, Balanța, nu, că Balanța e fabrica, Cântaru e filmul, cum zicea așa, de bine, de rău, ne descurcăm. Da. De bine, de rău, românul are de toate câte nimic, cu tare. Ia mai adu-o pe niște băutură. Și venea părintele și punea cu... Și așa mai departe. Am făcut aici e niște bine calcule. După ce am ascultat ce spunea la Mihai Morar cu faptul că la evenimentul zilei se printau 1.000.000 de exemplare într-o zi. Da. Și acum gazeta se vinde în 16.000 de exemplare într-o se zi. Se printează, nu știi dacă se vinde. Printează. Nu știi dacă se vând. Da. Asta înseamnă că se printează într-un an 6 milioane de ziare. Da. Tu ai fost stop, la... stop. Și Mizu și Imbun trage într-o zi, cel mai vândut ziar nipon, japonez, trage 6 milioane pe zi. Deschide de bine, populația 128 de milioane, s-o cătări Japonia. Nu cred că are atâta. Are peste 100, din câte știu. Nu cred că are. Stai să vedem. Nu cred că are. Ei sunt aglomerările urbane, dar nu contează asta. Tu gândește-te că ei se presupune că un ziar e citit de 3 inci. Deci ei au 18 milioane de cititori de print. De print. Da. Tu ai ucis toate ziarele din România. Tot. Da. Toate revistele. Tot. Tot ai ucis. Ok. Tot. Dar fii atent. Tot. T-O-T. Da? Imediat o să mai dau niște exemple. Bun, zi tu. Dar calculele astea pe care le-am făcut aici vine așa. Deci, într-un an, 6 milioane de printuri înseamnă 365 de ediții de ziar. Da. Da? Asta înseamnă că... Păi nu, că sâmbăta nu ies. Dar mă rog, pun-le așa. Tu când mergi la un podcast, da, oriunde te duce, că am văzut și la canale mai mici și mai mari, oriunde merge... ai o audiență cât au 60 de ediții de ziar. Așa. Unde vorbești ce vrei tu. Sau, mă rog, ce vrea și omul care dar te și în ziar scriu ce vreau eu. Și în ziar scrii ce vrei tu. Da. Numai că pe lângă asta, acolo ziarul respectiv, pe lângă faptul că românii citesc mult mai puțin, asta e limpede, e clar, adică mă uit, eu dacă mă întreb cât am citit în ultimul an, am citit numai chestii tehnice, atât ce m-a interesat. Da. Beletristică, neamă, nici măcar o carte de Boia n-am mai citit. Perfect. Care eu le-am plăceau, erau broșure. Bun. Mă simțeam bine când le citeam, parcă vorbeam cu Oprișan. Dar nu era așa de mișto. Bei ceva rece. Da. Bun. Și atunci stau și mă gândesc, zic, bă, poate că oamenii ar mai citi ziar
dacă pe prima pagină n-ar fi tot aceleași pârnăi care sunt fiecare în viață de zi cu zi. În al doilea rând, chiar aseară stăteam la masă și mi-arată, căutam un articol pentru Augustin Vizieru ca să-i dăm de aia de bifă, de verificat pe Instagram. Da. Și a găsit Nenciu cel mai vizualizat articol cu numele ăsta în ultima lună. Era un articol despre podcastul de la noi. Zicea că în podcast la Radu Țibulică, și atunci am stat și m-am gândit, bă, ce ziariști au scris Radu Țibulică? Nici măcar nu poți să vezi acolo Țibulcă, după care mi-am adus aminte, zic, bă, am lucrat în două instituții de presă și am văzut care sunt oamenii care lucrează acolo. Și atunci m-am gândit, zic, bă, e puțin trist, dar de ce? Din nou, pentru că nu e mediu ofertant, nu sunt salariile corect ofertante și nu există nici cineva care să cultive pasiunea aia unui tânăr pasionat de, nu știu, de corect, condei. Dar primii doi ani tragi, primii trei ani tragi. Deci considera micuțul Abagiu în orice redacție, așa eram noi. Era da, jucătorul portughez, Dugunoiu. Da. Da? Tragi. Tu vrei din prima zi, azi. Ai venit, vedetă, mai ai și o țățișoară, o crac înalt, ha, păi n-am apărut, nu, păi noroc. Nu, scrii. Păi cum să scriu în presă, scrii, să du-te, bă, de aici eu apar pe sticlă. Nu. Tragi trei ani. Dacă cineva te vede după un an de zile. La început pornești, ok, de jos lumea n-are încredere în tine, n-ai CV, n-ai nimic. Așa e cam peste tot. Nu cred că ia pe cineva la 18 ani un fotbalist și dă-l la 400 de milioane. Dar dacă adună 100 de meciuri ca lumea, după aia îl vinde pe Mbappé cu 150 de milioane. Da? Da. Bun, da, un exemplu, nu știu, e forțat. Tragi 2 ani și lumea te vede. Bă, din ăsta se poate face ceva, are miez, are cultură, are cutare, nu știu ce, că uite, a citit, mă, s-a taxul și așa mai departe. Tragi, nu poți din prima zi. Și dacă societatea te vede și te promovează? Ok, te vede, te promovează. Și ce, asta înseamnă că nu poți vină altul în locul tău să scrie? Ba da, dar trebuie să fie la fel de calibru tău sau cum, că nu înțeleg unde. Adică, tu vrei să scrii la un ziar. Să zicem că, da, ce te împiedică să scrii materiale bune, să le cauți două zile? Păi, cred că și e o chestiune, ești de mentorat aici. Pentru că cine bun, învață pe copiii aia să scrie? Trece peste treburile astea, ajungi, păi cine? Trebuie să ai talent la jurnalism. Nu prea se învață asta. Ok, trebuie să ai talent, trebuie să ai condei, cum se spune. Da. Da? Să ai okay, verb, să ai bun. Perfect. Și ajungem în punctul în care tu ești într-o redacție de genul ăsta, da? Da? Cine te învață cum să-ți faci documentații? Tu. Cine te învață... A, am răbdare cu tine 2 săptămâni. Cât vrei să am răbdare? Da, eu n-aș avea timpul nici... nu mai are răbdare cu oamenii, da, ca în romanele Rebreanu. Exact, da. Da? Nu mai avem răbdare, nu de acum. Deci mai... la noi pare că are foarte mult răbdare. Ăia nu mai aveau răbdare. Nu, 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 am discutat acum și o să băgăm o emisiune, am discutat cu Xavi Pascual, care într-un rolul Dinamo la Balonmano, la handbal, da? 11 titluri cu Barcelona, 3 prin EHF și așa mai departe. Și ce a spus, aveți două lucruri care vă lipsesc. N-aveți răbdare, da? Și n-aveți discreție. Orice știre vă spun apare a doua zi, chiar dacă te-a rugat să n-o scrii, și n-aveți răbdare. Voi dați afară după 2 săptămâni. La noi e media 3-4 ani ca să facă la o echipă. Zic 3-4 ani, am dat 5 afară în 3-4 ani. Și asta e o problemă, bun, da. Bun, deci nu mai avem răbdare. Dar și societatea s-a schimbat. Da. La când venea, pe vremea lui Ceaușescu, era Sportul, Sportul Popular sau Gazeta, un singur ziar care așa s-a chemat, adică n-au fost trei, și concurența era, erau corifeii de la, fără să jignim, dar așa era, corifeii de la Scânteia Tineretului, de la Informația Bucureștiului și de la România Liberă. Cronica era așa. După ce pilotul Constantin Vasilescu a pus pasărea de foc pe burta aeroportului din Atena, asta era cronica. Acum tu trebuie să umpli 4 pagini. Zic, online, să umpli și site-ul. Păi da, tu ai văzut cum se fac știrile acum? Da, după nu Instagram. Mă refer la... Exact, după Instagram. Da. Ceea ce da, mi se pare absolut fenomenal. Adică, nu știu, am pus odată un story aici, da, și era un tânăr, un prieten de meu, care întâmplător da, e deputat, dar e prietenul meu. Și oamenii nu știu cine e ăla și zic, uite-l da, pe unul care cu tare, da, un mafiot da, cu tare, în și ăla-i de vârtu. Sau lui Țibulcă, care ăla... stau cu chirie. Da, ăla-i vârtu sau ăla-i fratitul. Da. S-a întâlnit cu un mafiot, că ăla a venit cu un Porsche Cayenne. Un mafiot care conduce un Porsche Cayenne, ăla a luat-o de la Bulgar da, cu 25.000. Înțelegi? N-are o roată pe stânga, merge cu o roată din aia mică de 80 de km la oră, știi? Da, mafioții s-au întâlnit, băi, a venit la ziua 2 conserve de la mine, că... Na. Și așa mai departe. Și știrile astea, de exemplu, ele au trafic. Pentru că senzaționale pentru publicul din, da, cel puțin în provincie. Dar stai, nu veni așa. Fata de la pagina 3 e inventată de The Sun. Mamă, ăia conservatorii lor, ăia cu perciun, cu tare, ăia au inventat-o. Ăia când i-au zis, Daiano, te prindem și în gaură de șarpe cu arzi, cu instructorul de fitness, și a zis, marș de aici că vă dau în judecată, au luat un elicopter, l-au suit la nivelul sălii de fitness și au tras prin gaura cheii cu un tund ăla și au prins-o cu mămângâia băiatul. Și a zis, n-am, ți-am zis că te facem. Ți-am zis că te facem. Da. Și Dumnezeu să ierte, nu să știe dacă n-au făcut-o și în tunelul din Parigi. Da. Da? Între al 13-lea și al 14-lea stâlp. Dar i-a zis, prințesa mea, nu te pune cu noi, că noi am inventat asta.
ei, dație conservatoare, cu tare, conduc-o pe partea ailaltă, cum banii sunt inversi, ei nu și așa, nu intră, nu Brexit, hau, 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 ai zice, bă, nu. Ei au inventat asta. Da, cu toate astea... Ce-a dat astăzi marca este cel mai... cea mai mare probitate morală de ziar. Ei tot timpul dau cronică de meci, dau aranjarea tehnico-tactică cu tare. Ce au dat azi la Kobe Bryant? Ce au dat azi la 2 ani de Kobe Bryant? Cum s-a împărțit averea de 600 de milioane lui Kobe? Gata, s-a stricat și marca. Să vândă ziarul, da. Gata! Înainte făceai Pau Gasol, care este fratele lui și care și-a botezat fiica după numele Vanessa, a fiicei moarte că în accident, da? Mm-hmm. Care e fratele lui, care merge după Kobe Bryant la tot ce făcea el alea caritabile, s-a dus și a luat el locul. O prietenie senzațională, Pau Gasol, Pau, că am văzut că tot așa citesc spun, Pau. Pau da. Este în... Pau Gasol, terminați cu Pau, că m-am luat... Pau Gasol, care catalan, n-are nicio treabă cu ăla în America, cu așa cu tare și așa mai departe. Ce ai dat? N-ai dat cu el. N-ai dat nimic cu ăla care a jucat, că Kobe parcă a jucat în Italia, nu? Hai să mergem pe urmele lui Kobe în Italia, cum a jucat el. Hai să vedem dacă a fost al doilea Jordan. Hai să vedem dacă Shaquille O'Neal. Hai să vedem paștele mății. Nu? 600 de milioane, averea cum s-a împărțit. Marca! Uh-huh. Care el îți dădea din alea de începeai și plângeai și tu-i paștele mății, ce material. Lasă-mă un pic 10 minute, te rog, că am citit și e greu să mă revin. Da. Și acum am părțit, s-a bătut soacră, s-a cuncă două verișoare cu două cimoti și au dat în cap o cărămidă, au părit 100 de... Asta era material. Marca, care ei aveau, iată cum a mers Benzema, șut de aici 40 de km la oră, a tras un vincul, două, pac, uite așa era. Cum era analiza lui Pițurcă la Euro aia. Da. Deci aia pasul Feier. Da, cu Luca. Era Spania Elveția și zic că golul Spaniei care a fost cam panoram. Aici... Uite cum e la pas, vine Freyler. 48 de pagini, marca. Deschideai că dai sumas. Acum a apărut facea de la pagina cu tare, că mai vrei să destinzi omul, să vedem și noi o țâțișoară, că ne place și nouă tuturor. Hai să ne dăm abureală. Dacă-i fata... Dar mai ai nevoie de țâțișoară în ziar? Da. E discuția dinainte de podcast. E discuția că este o fetiță, o fată care are 19 ani și e în lotul de biatlon a Elveției. De unde o știi tu pe aia? Și o remarci acolo. După aia o iei la mână, la figurat. Da. Nu la propriu. Da? Și te uiți după ea. Dar nu știi până atunci de naționala hipică a statului Costa Rica. Și au descoperit-o unică, a aruncat aia cu surița și când s-a plecat era un posterior bombe. Și o dai și așa mai departe. Nu. Spre asta se tinde, spre asta se merge. Dar n-a murit aici. Da, adică dăm-i 600 de milioane. Mamă, cât avere avea ăsta, frate, de jumătate de miliardă, bă, cu tare, da, sunt interesat. Și dăm două chestii din alea, Kobe, ultimile zile din viața lui. De ce vorbim numai de Kobe? Dă-l deoparte, Dumnezeu să-l ierte, cu 600 de milioane. Și hai să facem două pagini, uite, așa, față în față, cu antrenoarea de basket care a murit în același timp cu el în avion, în ăla. Gata, bă, Kobe, am vorbit de el. Hai să vorbim că și aia e suflet. De ce facem despărțământul ăsta? Hai să vorbim și de fata aia, care a crescut copii, care era cu tare și care a fost, din păcate, la momentul nepotrivit acolo. De ce nu scriești de aia? Pentru că trebuie să muncești. Și vin doi comentarii din ăștia care spun, oprișene, iar ai copiat, bă, nu ce. Bă, ai muncă de 2-3 zile la un material de 3.000 de semne. Ai copiat, bă, nu ce. Păi n-am fost la bătălia de la Podunal, mă. Și Grigore Urechi a copiat? Grigore Urechi e primul om care a copiat. Iorga a furat tot. Iorga a furat, oprișene, cum vorbești că face moarte de român? Bă, Iorga a furat tot. A fost la vreo bătălie? N-a fost, nu. Păi și atunci a compilat de la băieții ăia. Dar contează măestria, cum e bine, ghersu cu versu și așa mai departe. Cum e rima îmbârligată, împerecheată, îmbrățișată. Cum o faci tu, monorimă, treaba ta, cum o faci? Uite, când eram eu în școală, apropo de chestia asta, era, tocmai se transferaseră Diverti și de la Antena 1 la Pro TV, în vara lui 2009, eram în clasa a 7-a, începeam clasa a 7-a. Eram cu istoria românilor, cu astea. Da, aveai 19 ani. Nu, aveam în a 7-a cât? 13 ani. Și în perioada respectivă, tocmai se transferaseră Diverti și aveau, erau despărțiți. Cu Nemuriciu. Era, da, era Serviciul Român de Comedie și după aia era Nemuriciu. Da. Chiar recent m-am reuitat la, am revizionat. Nu mai avea același farmec. Bă, tot erau buni. Nu. Mie mi-au stăvit pasiunea să învăț despre chestiile. Știu, dar am prins Diverti în perioada de aur. Nu i-am 90, 91, 92, 93, 94. Când făceau două săli ale Palatului Pligă și unde te duceai la costum, la cravată, în viața ta nu te duceai altfel, nu exista plovăr pe gât. Cum se duci la Diverti plovăr pe gât? Da. Te duceai întotdeauna la spectacole de la sfârșit de an, îmbrăcat la costum, la cravată, cu maimuța lângă tine la 18-19, tinerii de 18-19 ani se duceau. Nu existau altceva. Ăia bătrânii nu înțelegeau nimic din glumele lor, că erau comuniști și prăfuiți foarte. Și acolo publicul, dacă dă, când dă ăla așa cu camera de la vedere, să te uiți la un spectacol normal la sala Palatului. 17-30 de ani.
Și ăla se presupunea că, mamă, e publicul ăsta care, gata, ne-am eliberat, ăștia boșorogii deoparte, au venit băieții care au făcut revoluția și care nu știu ce cu, dar de unde să iau 32 de ani? Mamă, când ori veni ăștia, înțeleg glumele de Ducks from the Tracks, adică rățoii provin din tiruri, wow, ce tare și nu știu ce cu tare și, da? Și toate glumele astea, noroc că prostia nu doare, noroc bun, bă, cu minerii, mamă, ce tare, bă, harfă, da, Times New Roman de acum 25 de ani. Da, da. Unde da. Să ia tinerii aia frumoși? Bă, s-au mai alterat. Nu, zic eu unde sunt, sunt în Anglia. Mulți, sunt da. În Villarreal, da. Da, sunt în Milano, unii sunt în Stuttgart. Da, știi că mulți vor să revină. Mm. Mulți vor să revină, uite, de exemplu, și aici contează mult și calitatea celor plecați. Că uite, la mine m-a apropiat foarte tare de comunitatea asta de pe YouTube, asta diferit de celelalte platformele mele. Și n-ai plecat în Veția, de... să stai cu YouTube-ul. Aș pleca, nu, aș pleca, categoric, dar ce m-au legat diasporeni care îmi scriu din foarte lumea multe țări pe care îi salut. Că lumea te întreabă, dar de ce rămâi, mă? Problema lui Ceau, zicea unul, vindem bilete București-Frankfurt și la ce a dus întors cu tâmpiți. Nu dau bilete la proști. Cu proștii, da, nu stăm de vorbă. Da. Dar nu, asta să știi că contează foarte mult și calitatea diasporeanului. Și nu vreau să intru în... Nu, vreau să nu dar știi ce o să spui? Păi ne descurcăm în România. Asta e verbul. Lasă-mă că ne descurcăm și aici. Deci nu e bine, dar ne descurcăm. Unde mă să plecăm? Ne descurcăm. Mm-hmm. O legăm cu o sârmă. Dar ție ți-a venit vreodată să pleci din țară? Nu. Niciodată. N-aș pleca de militar, de exemplu. Păi să nu mai am pe băieții mei acolo. Pe toți ăia care... Pe că sursă de inspirație. Burghiluiesc. Și te-ai obișnuit cu ei. Păi cum, ăia care aruncă gunoi la 6 dimineața, fiți când cade la populație... Și tu dormi. Cum? Sâmbăta când peretele e moale tot timpul, cum să nu dea la gaură? Sâmbăta când peretele e moale. Totdeauna sâmbătă peretele e mult mai moale. E mult mai moale sâmbăta, rest e dur. Sâmbăta dimineața și așa mai departe. Nu există unde să pleci. Da. Unde să pleci? Să găsești tu școlile închise tot timpul, să nu poată și ăla să arunce de două ori la un panou. Înțelegi? Și așa mai departe. Unde să pleci? Bă, da, nu știu. Adică știu oameni foarte valoroși care au plecat și care s-au și descurcat și sunt foarte apreciați prin străinătate. Am cunoscut și ulterior oameni de genul ăsta. Cunosc și oameni care au plecat și care nu ne fac cinste. Adică îți spun sincer, uite, eram pe aeroport la Dortmund. Am coborât din, mă duceam la o nuntă, by the way, a surorii lui Măciucuță cu un băiat care s-a născut în Germania, din părinți români, care au o clinică stomatologică la Düsseldorf. Oamenii foarte mișto, niște somități, într-adevăr. Trebuia să mergem acolo într-un alt mediu, dar n-am prins curs. Bagă aia în cadru, că nu... Dă-mă cu acina, că torni pe sumas. Să fie primit. Gata, am rezolvat. Primești-o, Doamne, și pe asta. E rec acolo, Măciucă? Bun. Momentul în care n-am mai prins cursă de asta cu compania lor bengoasă, cu Lufthansa, și am luat una de asta MOV. Să le dea Dumnezeu sănătate, că nu se-i vinovați. Și am zburat București-Dortmund. În avionul respectiv, îți spun sincer, deci nu, eu am făcut naveta Iași-București și pe vremea când era foame mai mare, mergeam cu, era o cursă Teisa, care tot asta se ocupa. Adică lua oameni de prin toate zonele, că oprea în fiecare orășel din Moldova. Și la Onești, la Onești nu era în drum, la Jud, la Focșani, la Bacău, la toate astea, la Roman, și lua câte un om care voia să ducă la București cu destinația străinătate, că cursa era Iași-Otopeni. În avionul respectiv, crede-mă, era mult mai nasol decât în cursa respectivă de microbuz. Când am ajuns pe aeroport, era cu mască, cu tot ce trebuie, cu nu știu ce, ca să-ți dai, când să-ți dai jos, să-ți arăți pașaportul sau buletinul, eu având buletin expirat, arătam pașaportul, nu știu ce, mă pune la să-mi dau jos mască. Mă văd compatrioți. Unii dintre ei, recunoscându-mă, începe iureșul. Era una care n-avea pașaportul expirat la copil. În secunda respectivă, îți spun sincer, mi-a fost rușine de polițiștii aia nemți care se uitau la mine și zic, ce costă, de ce trag toți aia de el? Și nu, n-am știut cum să reacționez, adică nu era mândru momentul ăla. Nu era o mândrie de aia, zic, bă, dar uite, conaționalii mei. Știu, dar nu toți brazilienii. Știam la ce se ducă aia acolo. Nu se duceau la clinică să lucreze cu părinții lui Tom Cruise. Dar nici brazilienii nu sunt așa și nici nepalezii bănuiesc sau alte nații. Fiecare... Da, sunt evenimente și evenimente, dar da. Și diasporenii aia, adică au plecat din toate păturile sociale. Au plecat da. Și oameni foarte mișto, indiferent da. De jobul lor, că unii poate au plecat, nu știu, lucrătorii construcții, dar foarte mișto. Da, clar. Niciunul n-a plecat de bine.
S-au plecat la mult mai bine. Da, că am dat-o pe mâhneală să mor. Mai avem puțin începe să plânge. N-aveam cum să, pleca, să nu-ți ridic problema asta, pentru că mă interesa. Am fost 23 de milioane. Neanicul la ultimul din ăla apare cu copilașul ăla mic în brațe, care e cetățeanul român cu numărul 23 de milioane la ultimul revelion. Acum mai suntem vreo 16. Hai să vedem că suntem la recensământul ăsta. Deci s-au dispărut 7 milioane. E exact ca Israelii. Da, s-au făcut mulți copii în pandemie. Da, da. E visit Israel before Israel visit you. Știi? Exact așa e și cu, exact așa e și cu noi. O să ajungem să fim mai mulți în afara granițelor decât înăuntru granițelor. Da, nu, asta e periculos, într-adevăr. Păi, da, uite, ne-am dezvoltat ca țară, mergem în străinătate, mergem numai Belize, Zanzibar, acasă la Freddy, ce dracu, numai în față sunt 400-500 de români în fiecare zi. Freddy, how are you? I'm fine, thank you, and you? I'm well too, is it a fine day today? Eu habar n-aveam până săptămâna trecută că Freddie Mercury s-a născut în Zanzibar. Da, dar nu mai au nimic acolo, ești o cărare tot, nu există nimic, adică unde e ca la, nu e ca la Mozart că le-a făcut. Acolo e un copac cu două maimuții jos la intrare, ce ai s-a născut Freddie Mercury. Dar chiar s-a născut acolo? Da, da, da. Adică ai casa? Nu. No. Că s-a născut în Zanzibar, e clar. Era protectorat, da, nu, era protectorat, dar nu acolo. Da, aia, Mozart, Geburshaus, aia de la Salzburg, e al Mozart? Trecut 300 de ani, acum cine mai știe? Că s-a găsit unul de la voi de azi că-i frate cu Ștefan cel Mare și a făcut arbor legionealogic. Mai săptămâna trecută a coborât în negura timpului și a găsit niște neamuri care a zis că era doi răzești care îl bărbierau pe Ștefan în răspăr. Și s-a dat știre, uite-l bă, bă băiat, băiatul părea ok ca om așa, adică nu părea că are o siguranță lipsă. Știi, nu-i fi la nimic. Da. Părea așa, zis, domnule, eu m-am analizat, omul venea, cobora, uite așa, bunic, străbunic, stră, așa, bungea până la Fane Babanu, care băuse străbunic. Bravo lui! Dacă... Eu cunosc un băiat de ăsta, Petre îl cheamă, care e chiar moștenitor de lui Ion Creang. Da, îți trebuie foarte mult timp liber. Cum la fel îl cunosc ăla care a dormit în cazarmă la Sibiu, e strănepot de lui Emil Cioran. Adică există, oamenii ăștia există. Da, da, până la Fane Babanu sunt 500 de anișori. Da. Știi? Că nici da. Moștenitorii până la hramul de la Putra nu i-aș putea găsi. Da, bravo, bravo că există. Dacă omul a avut mintea odihnită și asta, adică să stai să-ți cauți bunicii până la Basarab întâi în temetorul, denotă că ai tip liber și dibăcie. Că la un moment dat te înfunzi. Cât poți să te duci în negura timpului? Te duci până niște arhive, până niște... Da. Bravo, le fiecare... Crezi că o să fie război? Că n-am cum să te întreb treaba asta. Război, nu? Mă mai să fie crezi că o să intre ruși în Ucraina? Posibil acolo, dar nu ne deranjează pe noi. Pe noi ne-ar deranja nici dacă ar fi la și noi. Și să te deranjeze. Și domnul Putin, dacă vă uitați, să știți că eu la Neața tot timpul am vorbit de bine de dumneavoastră. Adică să aveți grijă că nu o fi. Că eu așa zic, domnul Putin, lăudat fie numele. Înțelegi? Nu e curăț, acum ne pricepem. Noi, a fost ceva la ce nu ne-am priceput în ultimii 2 ani? Am făcut eu o postare care chiar am fost mândru de cât de inteligent am fost când am scornit-o dimineața de pe somn. Așa am zis că urmează o perioadă în care toți cei care până acum s-au priceput la virus se vor pricepe la război. Dar nu la virus, că te-ai dus mult. Noi ne-am priceput în primul rând cum e regulamentul FIA pentru Verstappen cu Hamilton. Care cum intră, care da, cum putare. Da, da, înainte te-ai priceput la tot ăsta lui Messi. Spune mă de ce a plecat Messi de la Barcelona. Ești tâmpit, fii atent. Deci nu e adevărat mă, ce spui tu. Ascultă-l pe fratele. Te wifi scria acolo așa în contract și așa mai departe. Nu? După aia asta cu virusul, cum să zic, e ceva așa, na, acum ne pricepem la treaba asta cu războiul. Deci fii atent, geopolitică. Care, să o denumim științific. Dar nu te du departe, spun cum e cu Kazakhstan, întâi la fii atent. În Kazakhstan, care e cea mai mare țară cu fără ieșire la mare și e locul nou, are resurse uriașe, mai de acolo pleacă petrolul, gaz, gaz care rom petrolul. Și așa, gata, ai rezolvat-o și pe aia, știi exact cu tot. E ceva la care ne pricepem? Orice, că luăm toate subiectele astea mari. Toate subiectele astea mari le luăm, le analizăm, vino. Băi, frate mele, lasă-mă să spun eu cum e, că tu nu știi. Ascultă-mă pe mine. Băi, fola mea, știu tot. Deci contractul, nu se potrivește nimic, dar nu contează. Înțelegi? Tu te pricepi la tot. Acum o lună, două, trei, o să discutăm și despre război. Unde, Putin, cu tare și așa mai departe. Verstappen sau Hamilton? Nu le am cu astea. La mine a murit la Senna. Okay. Odată cu Senna. Poate un pic Schumacher, da, nu. Și Alonso. Păi nea Fernando l-am iubit, că cu Spania, că nu știu ce, 2005-2006, când a luat alea două titluri, atât. Deci undeva de 16 ani... Deci îți place Spania din cauza liceului Cervantes sau te-ai dus la Cervantes pentru că aveai așa o apetență către cultura spaniolă? Și. Nu aveai ce apetență să ai în 90, că nu se făcuse. Ok. Știi? Dar știai de Sevilla, de astea. Da. Erau niște legături. Da. Iubeam Barcelona, culmea, de la meciul cu Steaua. Cât puteai să iubești Barcelona pe vremea lui Ceaușescu. Hai să nu exagerăm, da, acum, nu? Că aveai pe frigider magneții, că n-aveai nimic.
Înțelegi? N-aveai nimic. Dar o harta Barcelonei, un atlas, știai de Madrid, știai de Sevilla. Ei, Sevilla, Sevilla, Sevilla. Da, știu și eu. Aquí estoy contigo, Sevilla. Eu numai cu Sevilla, Sevilla, Sevilla. Da, știu, că la Giralda presumo. Și la Barcelona știu să-l fredonesc, că versul nu știu. Hotel Camp. Tata. Es un clam. Tata. Som la gent blaugrana. Asta e în catalan. Și Madridul știi? La Madrid, la Madrid. Da. Și la Atletico e Atleti, Atleti, Atletico de Madrid. Ce când au picat în B în 2000, că au fost și în B. Atletico. Atletico a fost în B. Da. Cu Sevilla și cu Betis în același an. Și... cum aducea, readuceau ei oamenii la că a fost o gaură și o sincopă, na, și așa mai departe. Și se duce tatăl cu puradelul mic așa, cu copilașul de mânuță, cu fular de lui Atletico, se duc în fața mormântului lui bunicu, tatăl lui ăla, da, și bunicu. Uite, bunicule, am venit să-ți spunem că noi nu mai putem fi de-a lui Atleti. Eu am trăit ani, știu ce mi-ai spus, am trăit ani de zile cu Jesus Hilihil, terminam pe locul 5, pe 6, pe 7, dar niciodată n-am suportat, n-am ajuns să fim așa în groapă, să retrogradăm. Am venit să spun că eu, care am iubit Atleti, vorba aia, că de la tine a rămas moștenire 30 de ani, și cu ăsta micu care de 3-4 ani să chine, nu mai putem ține cu Atleti. Și copacul de deasupra le dă cu creangă în cap. Și am înțeles. Atleti, Atleti, Atleti. Ei cred că n-au fost niciodată mai sus decât acum. Nu. E că nu le cunosc istoria foarte bine. Au mai fost cu Atletico Aviacion și cu, în perioada când se jucă fotbalul cu Bască și cu buzunar la spate cu pieptene. Și a mai fost după aia cu Luis Aragonés, cu El Sabio. Așa, da. Cu Luis Aragonés. Dar vorbim acum, știi, cu Hugo Sanchez și cu băieția. Dar vorbim niște vremuri imemoriale. Dar mie asta mi se pare perioada foarte modernă tare, și contemporană, nu. Habar n-aveam, ei creșteam că trece drumul ăla, șoseaua aia pe sub, la tribuna la Vicente Calderon. Da, dar nu înțelegeam cum naiba să facă un stadion atât de mare. Și când o să-l umple vreodată. Și când am văzut că, mă rog, până la începutul pandemiei, ăla a fost plin tot timpul, Wanda Metropolitano, mi-am dat seama, zic, bă, echipa asta e mai iubită decât Real Madrid în Madrid. Dar ei n-au nevoie de asta, pentru că la Barça sunt 108.000 de socii și 104.000 de locuri. Deci ei, dacă ar veni, așa tot n-au loc. Da. Înțelegi? Da. Ei au, cum să zic, nu le mai trebuie. Păi și există socios care nu merg la meci? Da. Se cheamă... că mă chinui în spaniolă, nu vreau să zic în catalană, nu în castellană, era Saint Iurie sau ceva, scaun liber, și suni, ești obligat să suni. Bună ziua, eu împreună cu fiul meu nu venem, locurile 138, pavilionul 12, sectorul 8, sunt libere. Și ăla ori le scoate la, le dă la băieții ăia de 4.000 care rămân, da, în 108. Ori le scoate la vânzare. Sau le scoate la vânzare dacă e vară și e supercupa Spaniei și nu vine lumea. Dai la doi englezi, doi francezi, doi chinezi, doi români și așa mai departe. Ești obligat, dacă n-ai făcut asta de 2-3 ori, te-au belit. Hai să-ți spun o întrebare. Azi e respectul, cum să rămână alea goale? Din sfera, am eu cu Măciucă niște glume de astea în care el mă întreabă întrebări retorice, da? Complet retorice. Una dintre ele ar fi așa, că ne-am gândit să-ți o de-aseară, da. Zis, că este, bagă. Cum ar fi să-l întreb Neculai, că asta e porecla mea, cum ar fi să-l întreb Neculai mâine pe Oprișan, Kylian Mbappé sau Florinel Mbappé? Niciunul. Kylian e fotbalist. Kylian e fotbalist, dar... poți să zici că e umflat, că copilul are 200 de goluri până la 23 de ani, are 202 goluri până la 23 de ani, dar nu e stilul meu. Ronaldo sau Messi? Asta Messi, nu e retoric. Messi. Și ultimul jucător, acum mă înjură toți, da, cu pietre, cu cărămiți, că nu e nicio problemă, ultimul jucător pe care îl consider că a jucat fotbal de plăcerea de a juca fotbal este Neymar. Ok, nu știu. Știu, 222 de milioane. E singurul care făcea braziliană pe... la Bilbao. E singurul care punea stop cu ștou. Da. Plăcerea, de la Ronaldinho n-am mai văzut. Plăcerea de a juca fotbal. Da, disciplină sportivă și bătaie de joc, da, cu 100. Da, și că a venit taxul cu 222 de milioane, asta e treaba lor. Eu vorbesc de faptul că mingea vine de sus, tu ești pe nou cam. Probabilitatea să nu potrivești e de mare, de 80%. Vine mingea cu Bolt, are 456 de km la oră, zici că e naveta Calambia care aterizează să pregăte. Și tu oprești de aici. Hap. N-ai cum. Bașcii, ăia mănâncă în fiecare dimineață numai cherosen, nu o marmeladă sau gemi, mănâncă cifra octanică mare și așa mai. Tu faci braziliană peste ei. Următorul minut ai dublă fractură de tibie și peroneu, nu se discută. Da. Și tu-i prinzi în colț, te uiți stânga, te uiți dreapta, ce fac, mă? Hai că încerc o braziliană și-ți iese. Da. Bayern München sau Borussia Dortmund? Niciune, nu-mi place fotbalul german de niciun. Deloc. Nici măcar tacticizarea asta, că mi se pare că e epoca antrenorilor germani. Da, nu. Ok. Nu îmi place, de ce să zic, vai... Liverpool sau United? Liverpool. Aici, da, și eu. Liverpool.
mare. Mai așa, mai pe bețivăneală, mai s-a dat la jos, l-ai văzut acum pe Klopp? S-a dat jos, i-a zis la prințule, ne dai și nouă două beri și a coborât ăla cu două beri din autocar și a zis, luați-mă de beți. Altceva. Manchester a fost 25 de ani cu Sir Alex, mai așa, mai în afară clefăia ciungă, nu, și dădea lor la cu gheata în cap lui Beckham, în Spania le făceau Beckham. S-au dus la Madame Tussauds și după aia au făcut și lui gaură aici și au lipit. La aia de ceară. A zis, dacă are gaură original, că le-a dat cu gheata în cap și a spart arcada. Și aia a doua zi s-au dus cu un bisturiu, au tăiat la așa și au făcut și ăla și au pus plasturi. A zis, cum? O lună, două, trei, până-i trece, lăsați-l așa. La Madame Tussauds, la muzeul de ceară. Mamă, asta e pe bune? Da, cum? Cu poză. Incredibil. Cum? Adică, nu mai e cam ăla, așa, cum ne-ai spart. Crezi că o să ajungem... Crescova... O să ajungem noi să găsim civilizații extraterestre sau să ne găsească ei pe noi? Cine mă, unde să găsim? Românii sau în general așa? Nu, noi, păi noi suntem extraterestri. Pământenii. Eu zic că România e extraterestră de vreo 200 de ani. ți se pare că n-am fi extraterestri? Știi că azi a ieșit, a scăpat de sub control o navă din SpaceX și o să lovească Luna? Peste două luni? Bine, o să fie un impact mic. Ce ați servit aseară sau... Nu, dar am citit știrea azi, vorbesc serios. Unde mai, tot la aia care iau de pe Instagram și fac știrile. Nu, era o știre, era, nu mai știu, mi-arătase niciune, dar era o publicație destul de serioasă. Da. A ieșit ora că sub control, se duce în lună. Se ducă în lună, ce acolo, ce, nu e nimic. Nu, clar nu e nimic. Sunt americanii ăia 2-3 care au rămas cu studioul ăla de făceau poze, fotografie, care făceau trucajile alea, că n-a fost nimeni pe lună, cum zici, toți de la bloc. Crezi că o să mai prindem vreun turneu final la nivel de echipă națională în următorii 50 de ani? Da. Când se vor face 108 țări. Sau cât vine multiplul de 64? 130 și cât e? 128. Dar acum la europeanul ăsta 2024 nu, crezi că e. Păi ai avut în țară la tine și n-ai jucat. Tu ai fost host. Da. N-ai fost gazdă? Da, da. Și n-ai potrivit-o. Nici n-aveai unde, că nu terminașe stadioanele. Că Rapidulețul nu-i gata nici acum. Da, da. Nu, glumim. Păi au extins-o ăștia cât vrei să o mai extindă. Că au extins-o la 32 acum. Și nici Platini nu mai e în putere. Poate să facă 64, dar nu statea țări în Europa, cred. Adică încurcă și pe ei și n-au cum, mai scot o bilă, o aruncă. Păi ca la Eurovision, că mai juca și Israelul și Kazahstanul și alea, care erau democratic, politic da. În Europa, dar da. Azerbaijan, poate Armenia. Poate se enervează rușii. Vin cu 200 de republici din Soviet și Sovieti. Nu mai unde să mai... La european mai poți, pentru că sunt foarte multe, dar la mondial... Campionatul cine îl câștigă? CFR-ul. Încă câți ani? Că și asta e o întrebare. Dar nu mai mui la voi, chiar mai credeți în astea cu Moș Crăciun? Adică că vine seara și lasă înghetuțe la copii? Adică la ce te mai uiți la fotbal? La fotbalul românesc nu mă uit deloc. Și n-ai mai o durere de ui, dar nu-ți clipocesc cu ochii așa? Dar tu te uiți? Niciodată. Păi și cum scrii despre asta? În amintiri. Ce aud? Dar nu scriu. N-am scris, cred că în 25 de ani, nu pot, nu... Și când le verifici pe fetele alea, când se duc ele să prezinte știri? Păi ce, trebuie să citească voluntar, clincie și rezultatul. Da, poate să citească în loc de Raed Arafat, Rafael Nadal, că s-a întâmplat. Da. Nu, ideea este că ele sunt profesioniste, le mai verifică nimeni, dar ideea este că nu reziști, fiți profesioniști, ce dracu, nu reziști să te uiți la meciul, adică în momentul în care îi vezi pe băieți, nu poți. Și Doamne ferește, înainte sau după să fie o meci din Spania sau din Germania. Știi ce am pățit? Deci m-am uitat la primul meci al lui Ronaldo când s-a întors la United. Era United cu Newcastle. A bătut 4-1, dar Ronaldo două goluri. Și era meci pe canapea. Și ai legat-o cu ceva din România. FC Argeș cu ceva de... Se vedea... știi că la Pitești se vede strada. Da, se vede da mai trece unul cu o salvare. Cu, da. Nu te ustură ochii, nu simți o arșiță în ochi așa? 8 minute am adormit. Fără să vrei să jignești, asta este nivelul. Da. Asta este nivelul. Da. Uite, de exemplu, mai mă uit la basket, care a crescut nivelul, dar am ucis echipa națională pentru că au venit toți băieții care au jucat până... Joacă pe la UBT, tot soiul de americani. Atenție mare, atenție mare, au bătut ieri Unicaja Málaga. Atenție mare. Mm-hmm. Echipă de câștigătoare de Eurocup în 2017. Bune. Atenție mare, dar Rușafaca au bătut în decembrie. Atenție mare, Brindisi în decembrie. Au într-o lună de zile Brindisi, dar Rușafaca și Unicaja Málaga. Da? Într-o țară în care n-avem două de un leu. Și Ana Maria Brânză la 482 de ani, că a zis oprișeniu, după olimpice puteam să rămân și la paralimpice așa de operată, câștigă medalie. În momentul în care băieții ăștia sunt în Champions League, ok, nu sunt în Euroligă, n-avem bani, n-avem valută, vrem ca Roman să ne... Da, nu putem mai sus. Da? Ești în Champions League și ai rezultatele astea, hai tată să vorbim despre ei. Da, dar hai nu vorbește nimeni. Am vorbit. De cât era o reclamă la astea, la produse, cât nu, se că poate... nu știu ce sana mâncau ei. Da.
S-a stricat? Nu mai... Mestecai, când eu mestecam marihuana, tu mestecai pâine cu sană. Înțelegi? Da, hai să vorbim. Și știu ce o să zici. Păi și ce audiență are asta? Păi nu, că ar trebui să aibă. Uite, de exemplu, Hambalu are audiență. Hambalu face audiență. Dar nu se bagă bani. Cel mai mare antrenor din ultimii 10 ani. Este la Dinamo. Da. Stă pe scaun acolo. A venit să facă ceva din handbal, să se bată cu echipa PSG care are buget de 8 milioane de euro și avion propriu. Basket, handbalul. Da, băieții da, vin da, cu avionul da. Lor. Nu încurcă pe ea de la fotbal. Da. Da? Te bați cu Barcelona. Te bați cu PSG-ul. Imenși, uriaș. Și tu ai venit aici și să faci ceva. Hai să facem materiale cu omul ăsta, să-l săltăm, să-l ridicăm. Să... Ok, nu bate Barcelona că dai tu material în pas.ro. Nu bate că dai în gazetă sau nu știu ce. Dar hai să vorbim. Nu, mă, ne interesează doar fotbalul și ăștia. Cea mai da, cât ce-a mai zis ăla, ce-a mai zis ăla, ce-a mai zis ăla. De ce? Cine merge acum să facă material cu Neagoe? Că începe Olimpiada. Poți să-l mai ai, Doamne ferește, să-l mai ai încă 10 ani. 81 de ani, e greu. Da, și e greu să mai poți să mai faci material cu el în următorii ani. Da. Chiar dacă îl mai ai în viață. Nu știu dacă mai poate vorbi și așa mai departe. Hai să-i căutăm medaliile alea, să le ștergem de praf. Bă, ipocriților, păi de ce nu faceți astea? Păi să facem, că le facem, cât se poate, cât poți, să nu poți să iei pe toți foștii campioni olimpici și mondiali și să ai grijă de ei, că nu ești ce OSR-ul. Tu ești un pârlit de ziarist, cu un pic și cu un calculator băgat în priză și conectat la net. Eu cred foarte mult în chestia asta, că oamenii ajung să își dorească să consume și ce le dai da. Să consume. Da. Trebuie să le dai. Nu pentru că... sunt morți, pentru că am prieteni care operează pe creier și a zis între două operații pe creier, vreau și o să citesc. Și eu sunt om. Am văzut numai sânge, numai cornee și numai ochi și așa mai departe, vreau să văd altceva, că într-o oră intru iar într-o operație. În ora aia dăm ceva, vreau să citesc de parfumul Reginei Maria, să dădea cu chelcă Flor Royal de la Ubigan. Ah, și există în România, da. Băi, ești prost, poți să cumpăr parfumul Reginei Maria, da. Ia să mă spun, să-i leau nevastă mea, zic, uite fata, Regina Maria. Hai, ce mai citim altceva? Păi citim de fata aia care nu știu ce a făcut. Aha, de băiatul ăla care nu, acum a urcat ea primii pe Everest, cum a... nu știu, paștele măsii. Cum s-a făcut unirea la 1850? Cum s-a făcut, mă? Păi uite așa, așa, bă, hai să înțelegem. Da, 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 explicată cu cea tuțu cu Dumnezeu să-l ierte pe interesul pietonului de pe zebră, mă. Înțelegi? Adică nu da. Acade. Pentru toată lumea, pentru că unii au mai citit treaba asta, nu descoperim noi apa caldă. Acum și cu asta. Da. Da, mai citești, mai te completează unii, tu știi că sunt cititori care te completează. Oprișene, ia vezi mă că ai comis-o, nu e așa, Dallas Cowboys n-a jucat cu ea. Bă, ea știu rezultatul lui Dallas Cowboys în 78. Ah, asta înseamnă ceva. Că altul tu ce ai acolo, 11-1. Da, da. Ai găsit unul, e de ajuns. E perfect, da. E de ajuns. Da, și alții Tunica. Cărora poți să le strânești interes. Da, ia mă să citim. Adică cum ăla a făcut record de 965 de meciuri consecutiv, băiatul ăla de aseară, Keith ăla de la Philadelphia Flyers. Cum adică? Adică lași ca 965 de meciuri legate de hockey. A început și nu s-a mai oprit. Nu a avut accidentare, n-a avut suspendare, n-a avut bătaie, dinți rupți, picioare rupte. Și înaintea lui era un băiat care făcuse 964, că dacă el a făcut 965, care, te rog să intri pe Wikipedia, nu a pierdut niciun meci în viața lui. A început și când s-a retras, s-a terminat. Înțelegi limba română? Da. A început și când s-a retras, se acabă. Da. 964 de partide. V-am pupat, o seară plăcută. Hai să scrie de băiatul ăsta. Bă, cine este ăsta? A fost o mașinărie ceva, trebuie să fi fost. O întorcea unul cu o cheie, era din tablă, din zinc, din ceva. Cum să n-ai o durere din dinte, să nu-ți dea unul în cotă în gură, să nu-ți scoată unul în oi, să nu-ți dea unul o crosă după ceafă. În NHL? Unii ea zboară când se arată la una 6 dinții, nu merg pe jos, opriți un pic, să-i adună lui băiatul de dantura. Corega, dă-i cu lipitură, dă-i cu super glucu, țaca-paca ceva. Da. Și ăla așa ca 960, nu te duce mintea. Au 80 de meciuri într-un campionat ăsta, într-un sezon regulat. Și mai urât, bă, deci ar fi cam vreo 11 ani, de ce ăla ai dat? Nu, 16 ani are băiatul. A intrat și n-a mai... Care e cel mai bun film pe care l-ai văzut în ultimul an? Film bun. Băi, o să râs, dar e ăla cu... Am văzut unul cu... Dar nu mai știu titlul, că-s bătrân și... Cu femeia bărbat, cu... Stai, ia mărgetul. Femeia bărbat care joacă cu Keanu Reeves. Toată viața lui a fost prietena lui Keanu Reeves. Cu... Ha, mă, care joacă în Speed, în... Zi. Care... Miss Congeniality, aia. Haide, mă, coștiți. Dar nu știu cum o cheam. Singura prietena lui Keanu Reeves. Umblă el cu una. Singura prietenă al Keanu Reeves? Dă-mi toate filmele. Dă-mă Speed. Nu, mă. Sandra Bullock. Sandra Bullock. Așa, da. Și dă-mi un film cu ea acum. Nu e femeia bărbat. Sandra Bullock. N-are. Mai... n-are nimic. Adică n-are, nu e dotată. Nu e. Da, da, Unforgivable. Când ea, îl știi? L-ai văzut? Nu.
Puneți mâna și îl vedeți. The Unforgivable. Nu-l, acum nu sunt ăsta să zic. Nu da spoiler, nu. Nu. Don't Look Up l-ai văzut? Nu. Pentru că s-a vorbit atât de mult despre... Eu sunt cu filmele românești și acum mi-a zis opriceni, ești nebun. Adică eu zic, de exemplu, și am mai spus-o, Osânda este film de premiu Oscar, tradus în engleză. Da. Am atunci auzit, am condamnat pe toți la moarte, e aia. Tomiță Caragiu e Oscar. Da, ăsta l-ai Oscar, văzut al lui Strunilă? Am o gen așa cu filmele astea românești, în afară de Umbre în ultimii, nu știu, nu nevăzând. Umbre e top. Ia m-am ceva. Uitat la... Dar asta să știi că, uite, acum eu jignesc, recomand acum să te uiți. Sunt porc și jignesc, m-am uitat la Regina Maria, la ce personalitate a fost aia, la ce film a scos, să răsucește erotisul Regina Maria, mormânt, uite ce face. Regina, să mergem până la Paris. Nu pot, duce, sir, de ce nu mergem? Să mergem. Băi, parcă e Sergiu Nicolaescu. Ne iubim, da, de la cât? La 1, la 1 și un sfert. Pe cai. Băi, Regina Maria, stai nebun la cap. Femeia asta de ne-a dat toate, că eram păduchi flaușeața Europei. Și ne-a dat femeia asta toate. Și noi rolul ăsta îl facem. Scuze pentru actrița care interpretează, sunt și niște băieți acolo. Brătiene, spune tu, cine este liderul? Să ne suim în tren. Să mergem la Paris. Băi, ați nebunit. Acolo trebuie să tremure carnea pe tine, bă, când vorbesc să cadă microfonul. Când e rolul, joci rolul cine, bă. Trebuie să intri într-o transă, mă. Întâi vreo jumătate de an, tu trebuie să stai într-o transă. Da. Te machiază ea, să mor, eu așa văd, două luni. Dar actori care au murit te după roluri de astea. Te rujează, te fardează aia, a râs ca Regina Maria și tu umbli pe stradă, bă, ca Mike Powell ăla, cum îl chema, nu Mike Powell, Robert Powell în Isus, al lui Zeffirelli sau cu e. Și simți așa că faci vind în apă. Așa mi se pare mie. Tu, brătiene, spune tu, merge la Paris, merge Regina mea. Mă mai iubești? Te mai iubesc. Până la cât? Până la două. Zi, prințe barbor, știi, vei. Vrei să... Bă, vreau. Bă. Uite, apropo de chestia asta, taică mi-a filmat la, mă rog, figurați. El era în armată la Brașov. Da. Și a filmat, avea de ales, ori curăța cartofi, ori mergea la Cheileră și nu avea la filmări la Mircea cel Mare, că nu-i spuneau cel bătrân pe vremea aia. Da, că nu avea voie cu nenicu. Și a zis că, bă, era turc, ba, român câte o săptămână. Era mișto, în afară de faptul că trebuia să alerge pe acolo și de astea. Și îți dai seama că pentru mine filmele astea lui Sergiu Nicolaescu, zic că dacă a jucat tata, poate îl văd, că era în copil. Și fraier, și că poate îl văd pe aici, pe figurație. Toate filmele astea care, adică, nu știu, mie mi se stinge orice orizont în momentul în care am văzut, de una zi că nu-l văzusem la vremea lui, Dunkirk. Da. Pe lângă că e Christopher Nolan, care mi se pare Dumnezeu pe pământ, cast-ul cu Cillian Murphy, cu Tom Hardy, cu ăsta care joacă și în Don't Look Up, englezul, am uitat cum îl cheamă. Mă, dar sfier pe fier, Mark așa, Ryle, așa aia. Tiș. Eu nu l-aș da pe Osânda, știu că lumea zice, opricene, ești nebun, mă, nu l-aș da, ca interpretare. Acum totul în computer, joacă ea în față la o cromă verde, pune ea, fac filmul. Asta nu ai făcut pe cromă. Tragă ea cromă de... Și cadrele, maniera de filmare e mișto. Auzi, foarte mișto. 1917 ți-a plăcut? Astea care sunt făcute pe calculator, nu le suport. Dar nu-i, din nou nu-i făcut, nu e CGI, tată, au făcut tranșee. Dăm rolul, bă. Au făcut tranșee special. Dăm rolul ăla, dă-i ăla așa și stau la masă 6 persoane și vorbesc. Ba, ce tu doreți, facem o mormântare frumoasă, bă. Dar eu sunt prostul satului. Da, bă, bace, dar și ce gardă îți face la cimitir? Păi n-are nimeni garcă ăsta, mă. Păi da, dar eu sunt dobitocul satului. Bace, e nebunul, trage cu tot. Nu mai îți spune nimeni, mă, așa. Tu ești rege pentru noi. Dacă tu te duci și recunoști că l-ai omorât pe ăla, păi să facem ca voi frumos. Deci asta e de, bă, numai ca idee. Ăla discutau despre... Și vine la dimineață, ce au plecat nemții, bă! Nu mai fa, nu mai ne omoară. Ăla urcă cu Amza Pelea pe vremea lui Ceao, cu crucea în spate, pe Golgotă, în zăpadă, și ajunge sus și ăla îl împușcă. Iisus, Iisus, unul la unul. Și zice, grijania mamei de viață. Ce vorbești, bă, să facem pielea de 4 ore așa? Mm-hmm. Și noi venim cu astea. Tiș, tiș, Dunker, tiș, pare tiș, 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 nu, da, mă, sânge. Dar trebuiau să-l și vândă. E totuși a câștigat 3 Oscar-uri filmul. Știi cum e? E ca Dakarul. Nu mai e beduinul, înțelegi? Va, vin ăia să bată ăia între ei, care e fier pe fier mai tare. Unde mai e competiția, mă? Faceți-o pe un computer, vedeți, un e-sport, scoră, un e-sport, scoră, dați drumul, care ange primul. Dar o să ajungă și în punctul ăsta cel mai probabil. Păi s-a ajuns. Pentru că și așa medicina sportivă a evoluat așa, foarte mult. Și așa încet, încet te întorci la Felix și Otilia. Adică ăla, rolul lui Stănică Rațiu, lui Dumnezeu să-l ierte, lui Gigi Dinică în Felix și Otilia, nu e Oscar. Terminați-mă cu tâmpeniile voastre, cu Don't Look Up și cu toate imbecilitățile, cu o planetă care o să vină și o să ne topească pe toți și noi. Bă, luați rolul ăluia. Deci știi ce s-a întâmplat în Don't Look Up? De ce nu te-ai uitat la că film? S-a vorbit despre el tot. Și acum de aia nu te mai uiți la film. Deși Leo Acapre e senzațional. Leo Acapre nu în filmul ăsta. Leo Acapre în ăla cu ursul, când îl belește ursul tot pe el,
ăla este fiind ăsta. Dar au dus-o prea mult în computer și în cromă. E mult, e desen animat, e ca ăștia cu 4K. Când intră aia pe teren Benzema, să nebunesc dacă nu-i FIFA 2022. Nu, FIFA a devenit atât de șmecher încât știi uite-te că... Uite-te mă la 4K, dacă scot ăștia și 8K, nu te mai ai în viața ta la televizor. Deci nu, acum vreo 12 ani. Uite-te la 4K în 2010. Tropă e unii așa. Își luase un prieten un televizor de ăsta șmecher și avea Xbox la el și a zis că bă, ești nebun că dacă o chem pe mama aia, acum zici că o porni meciul, da. Că jucam PES 2010. Da, da. Atunci. Acum, bunica mea când ne-a văzut pe noi jucându-ne, chiar a crezut că noi ne uităm la meci. Da. Pentru că asta e diferența. Da, dacă când te uiți la Benzema când intră pe teren, în spate vibrează așa, unii este exact FIFA, dar meci în direct. Da. Păi ce am făcut? Acum o să confund în care... Băi, stai, ia oprește-mă un pic, ăsta e real sau nu? E real, dar nu e jucăm PS, jucăm... Ce am făcut, mă? Da, da, lasă asta, uite-te, cel mai bun exemplu, Goretzka și toți jucătorii lui Bayern, dar Goretzka în mod special, ce before and after pandemie. Nu, adică două luni, cât a fost starea de urgență, că Bundesliga s-a reluat prima. Da. Atunci. Fără spectatori, fără... Da, dar a fost în mai deja jucau. Ăla în două luni a pus vreo 15 kg masă musculară pe el, adică era ceva îngrozitor. E că a trimis Hansi Flick, că el era antrenor atunci, a trimis băieța acasă pe izoleu, dar le-a dat și niște seringi, băgați băieții mei. Și tu vii cu pigmei ăștia de 1,58 la noi să pună umăr la umăr cu ei? Dar noi n-avem bani să băgăm și noi ăștia noștri de astea, că toată lumea știe că se dopează. Păi și-a băgat ea 3 și le-a dat una în jumătate de suspendare. Care? Și-a băgat Alex Ioniță cu Fatai și colaltul. Nu s-a oxigenat? Și le-a dat una jumătate. Cine știe ce rahaturi? Bă, ce? S-au băgat în venă și au făcut poză. Și asta cu dopaj e peste tot. Adică știu povești de pe la Zanetti, la Inter, care urinau unul pe lângă el. Știau că trebuie să dea un jet afară, un jet în aia și un jet pe lângă. Ei, las că nici noi n-am fost sfinți. N-am fost, nu. Nici noi n-am fost sfinți. Dar acum, hai să nu demitizăm. Las-o așa, că na. Bine, la noi se speriau ăștia când sugeau aia lui Reghe, cam din pungă. Da. Și când au apărut RX-urile și a zis, mamă, când au apărut și au făcut RX-urile, au zis toți cei de la Steaua, FCSB, cei ratuși, că au vomitat toți. Incredibil. Că se lucra cu propria greutate. Băgase ăla un cui, două d-astea de, cum se cheamă, curele și trăgeau de ele și le-a venit rău la toți. A leșinat toți în ziua aia. Da. Nu mai era cu de-astea, cu păcălitul la aparat, pui acolo niște greutate acolo și trei scripeți care îți atenuează tot. A zis, dar de ce să facem asta? Afară cum facem asta? Cărând ganterile cu noi, ia lipiți, bă, să-i. Bine, ăla lui Suarez și-a cumpărat casă special cu cameră hipobarică, să bagă la minus 190 de grade, să bagă la-i trage aerul, îi trage oxigenul și la noi, vine, te întinde ăla și te masează la cu revulsin o zi. Asta e recuperarea. Păi suntem 23, până ajungi la mine, ăla s-a terminat. Că tu trebuie atunci după meci. Ăla se duce acasă după ce face duș, se bagă în aer, se bagă la minus 196 de grade, stă 2 minute și gata, când iese de acolo, alergă 3 km. La noi ne întinde ăla, ne amărin. Și facem masează. Și ăla zice, unchiule, noi suntem 20, păi până ajungi la ultimul ăla, ai trece de mult. Dar tu ai meci parte în parte cu ei în cupele europene. Da, da, da. Și zici, oare de ce nu i-am bătut? Păi ești nebun? Cum de ce? Ca să nu mai zic de aia care era medic pe la Chelsea, cum o chema? Faiesc de treaba ta că era ce dezvoltată. Ce frumusețe era de aia. Capul meu, ce probleme avea. Aia s-a accidentat intenționat, cred că. Da. Să dădeau loviți așa. Dar ce studii trebuie să ai? Dar unde s-a ajuns cu medicina asta? Dar unde ăla face 3000 de bagă cu alea picioarele sub scaun și face 3000 de abdomene? Ia pune-mă pe aia, nu știu ce-ți fac 3000 de abdomene zilnic. Vomită toți. Până la ce vârstă crezi că o să mai joace ăștia? Messi, Ronaldo? Băi, n-au păcălit antrenamentul. Uite Dorinel Munteanu. N-a păcălit. Mm-hmm. Atunci sportul îți dă... Ei probabil că mai tirează un Qatar, un undeva, să mai duc un anișor, doi. Păi au 34-35 acum. Nu? Păi Ronaldo are 37. E ziua lui, acușa, nu? Păi 5 februarie, odată cu Hagi, cu Tevez la Pașu și cu Neymar. Toți patru. Nu, Tevez nu-i urez nici lui Neymar, că mă enervează. La mulți ani Gheorghe Hagi și la mulți ani ăsta, Cristiano Ronaldo, pentru că, uite, pe 3 februarie noi postăm ăsta. 3 februarie, nu? Nu, 1 marți, 2, 3, da, 3 februarie. Păi mâine e ziua lor, dacă vă uitați sala. Să dea și el o jumate. Da. Uite, pentru Cristiano Ronaldo. Doamne ajută. Doamnele ajută, Cristiane. Trimite și noi un tricou de la cum s-a dat portarul 3 de la Juventus. Să striască Georgiana. Sau cum o cheamă, Georgia. Sweet Georgia. Ai văzut că te face Netflix documentar despre ea, o scoate acum pentru că se întrebau ăștia când perioada campionatului european că de ce e cablată la meciuri, avea la valiera. Și acum s-a făcut reveal-ul, ce zi azi, miercuri, mâine. Mâine se lansează documentarul I Am Georgina.
așa îi zice. Bă, dacă se iubește cu asta, o fi ceva de capul ei acolo. Era, știi că era o glumă, Ionuț Bodonea, o făcuse foarte șmecheră, că era cum, știți că Georgina era vânzătoare la un magazin, la un magazin de genți și s-a dus Cristiano Ronaldo acolo să-și cumpere o geantă și știți ce a făcut după aia? Și era bucata aia din Spike și a plecat cu tot cu vânzătoare, bro! Și atunci, da, uite, la muzică totuși putem. Că avem muzică șmecheră în România. La IT putem, la filme putem. Sau am putut, am putut. Dar o să mai putem. Că care mai apare muzică mai? Că ai Carlos Dream și e Maia și încă doi în rest, toate deci ca Gață CD-ul să nebunesc. Mai e The Motans care e foarte mișto. Mai sunt. Nu mulți, dar sunt. Muzica s-a oprit până 2000, așa maximum s-a dus. În rest e computer și... Dar tu asculti radio când mergi cu mașina? Niciodată în viață. Păi și atunci de unde știi de ăștia? Niciodată. Ai îmi trec pe la ureche, n-am mai ascultat radio în ultimii 20 de ani. Vorbesc că ea în continuu și publicitate. Înțeleg pe oameni că trebuie să ia bani. Da, nu. Păi nici dimineața n-a ascult niciun matinal? Niciodată în viață. Nu-ți place nici Exarhu, nici astea? Că mi se pare că ești pe același calapod da. Cu... Da, nici nu l-am ascultat, adică nu pot să spun că nu-mi place. Cum să spun că nu-mi place dacă l-am ascultat? Dar nu ascult niciodată. Am înțeles. Nu ascult. Glume stupide. Era într-o zi la un radio, nu pot să zic că începe cu capa să termine cu ISS. Zicea ăla, în pădurea cu alune aveau casă trei pitici. Vine Dinamo și spune, și aia spune, vreau să stau și eu aici, nu? Păi ce spune, zice? Păi ne-a făcut pe stadion? Nu. Ea fiind fat. Nu, și începeau discuția. Am închis pe loc. Da, se mai întâmplă. Nu, tot timpul. Dar emisiuni mai proaste decât alea pe care le făceam eu, crede-mă că nu mai există. Alea au fost cele mai proaste. Nu, nu vreau să comentez, că acum fiecare ce opricere și tu scrii. Nu, 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 nu mă bag. Neascultând, știi cum se zice, nașca pe partea mea, nu. Dar pot tu să... acum când te duci la observator acolo, la sport, da. Ce faci mai exact? Am o pastilă. Pe lângă ce scrii tu, nu, da. Că știu ce faci. E o pastilă. Știu, nu, ce faci pe lângă. Adică știu da. Și ASE.ro, știu și emisiunile da. Alea tale. Le urmăresc acolo, cu drag acolo, de ani de zile. Acolo să rămân. Acolo încercăm să vorbim pe înțelesul pietonului de pe zebră. Ăsta e primul lucru și cel mai important. Cum zicea Nea Țuțu Condurățean, pe care l-am văzut cozi înainte să moară. Dumnezeu să-l ierte. Cea Dumnezeu mai mare personalitate din istoria României post-decembristă. M-am marcat îngrozitor întâlnirea. Așa. Să explicăm unui lucru din sportul mare, nu numai din România, din România, prin care el să înțeleagă că nu a murit calitatea. Mm-hmm. Că nu a murit sportul de nicio culoare, că nu a murit competiția, da, cuvinte din astea, șablon. Mm-hmm. Mm-hmm. Așa? Nu ești chiar șablon. Da? Adică explici unui om că un om, un organism uman la 23 de ani are marcate 200 de goluri. Mm-hmm. Da? Da. El să înțeleagă treaba asta. Că are 180 colo, că are cutare și așa mai departe. Să înțeleagă un om că astăzi este ziua în care s-a inventat basketul. Ăla așa, așa mă, și basketul fiind inventat de un băiat care a aruncat mingea la un coș făcut dintr-un paner de piersici. Că n-avea coș. Mm-hmm. Și a tăiat fundul cu flexul și a dat la el. Pentru că cei din gașca, din clasa lui, care era prof de sport, nu puteau să joace sporturile afară, că era frig de înțepenei. Și atunci a trebuit să găsească într-o sală. Mm-hmm. Și a pus colo și colo. Noi trebuie să știm că primul meci al echipei naționale din toate timpurile a fost 8 iunie 1922. Nu ținem minte anul, nu ținem nimic, dar ținem minte că a fost la ziua în care Regina Maria a României, că ea este nașa echipei naționale de fotbal, okay. O căsătorea pe Regina Maria mică Minion cu prințul Alexandru I Karađorđević. Și acolo la festivitățile de la Belgrad a zis, băi, ok, mâncăm, bem, dănțuim, dar nu le dăm oamenilor pâine și circa, să dăm un meci de fotbal. Ce e la fotbal, mă, că noi nu știam. Și atunci s-a fondat echipa națională a României, care, ce să vezi, în 3 luni de zile împlinește 100 de ani. Dar Iugoslavia aveau deja? Cu 4-5 meciuri înainte. Ok. Noi nu aveam nimic. E mult spus o echipă de așa, pentru că a fost numai din Ardeal și din partea asta de țară unde a putut băieții din Banat, plus Aurică Guga, adică ei erau... Și aia altfel... din tot regatul sârbo-sloveno-croat erau da. Numai de la Novi Sad în nord. Ce a putut să adune, da? Dar ideea este că anul acesta avem 100 de ani de echipa națională. N-a trebuit să faci o petrecere să dărâmi România? Bă, sau un meci. Orice da. Care are un secol de existență neîntrerupt, că au fost comuniști, că au fost fașiști, că au fost legionari, că au fost iar comuniști, că au fost PSD-iști, că au fost PNL-iști, tu ai avut echipă națională. Da. Neîntreruptă nicio secundă. Calificări, cu meciuri, mai mult necalificări. Mai meciuri și așa mai departe. Da? Dar o ai acolo. Da. Oamenii trebuie să știe asta, bă, avem echipă națională de 100 de ani. Bun. Avem echipe românești mult mai vechi care funcționează fără întrerupere decât Borussia Dortmund și PSG. Borussia Dortmund nu, că luăm perioada, punem cu perioada romantică și antică. Dar PSG-ul e în 70 fondat. În perioada aia Dinamo și Steaua aveau 15 campionate.
Da, da, alte echipe din Franța erau mai vechi. Da, bădun. Drobu și astea. Să nu uităm că la noi am avut federație la 1909, adică nu suntem înapoiați rău de tot cu fotbalul și cu alte... Da. Ei, și treaba asta încercăm să... E foarte greu, că oamenii, da, public mai mult feminin, oamenii încearcă să, bă, nu mă interesează minutul și scorul. Dai, dai ceva, ce, aha, de ce e când aș ca basket, au dat la un cos de piersi? Băi, ești nebun, interesant. A, la meciuri tari și la astea, la povești, se uită și femeile. Eu am observat chestia asta, adică... Hai să încercăm mâine să dăm cu păpușa Nadia. Hai să vedem. Știi că noi exportam păpușii Nadia în Africa și ne dădeau banane? Băi, ești nebun, pe bune, da. Mai ales după 7-6 la Montreal, Zeiță și așa mai departe. Până în 80. Bun, asta, hai să mai vedem ce mai putem să mai facem. Știi că Cristina Pârș, cea mai mare jucătoare de volea noastră în toate timpurile, e soră cu Pele și că i-a dus suică și bea Pele țuică până cade sumasă și ridică asta de sumese, hai, din prințul meu și așa mai departe. Și el zice, Dracula, Transilvania, zice, mai trage un gât Pele și mai trage Pele un gât și așa mai departe. Wow. Cu poze, cu tot și bea Pele de cade sumasă, de pierd, de prune. Bun, de și pe lângă treburile astea, tu ce faci? Te ocupi și de știrile sportive de la Antenă? Nu. Acolo există un departament. Deci eu am emisiunea asta, podcastul ăsta, să zicem, că nu e... E ca un podcast. Da, de 45 de minute, prin care noi am încercat să aducem oamenilor altceva decât, nu ignorăm fotbalul, dar altceva decât minutul și scorul, dacă a fost sau nu fanta de lumină și offside și așa mai departe. Mm-hmm. Adică omul să vină să spună cum a început, greutățile prin care a trecut și așa mai departe. Da? Mm-hmm. Pentru că sunt mii de povești. Am mai spus-o pe asta cu Elisabeta, doamna Elisabeta Lipă, o povestesc de 4130 de ori. A venit acasă, a zis, eu am un ciclu olimpic de 4 ani, trebuie să ne iubim, facem copilul, să facem copilul acum, și așa mai departe. E pauză. Multe mii alte, și a făcut copilul, a crescut pe baltă, s-a dus și a luat titlu olimpic în următorii 4 ani, adică în al 4-lea an. Miliarde de istorii din asta. Foarte, care mi se par foarte mișto și inspiraționale totodată. Pe care, da, exact, că să uită unii, bă, hai să începem, că uite, nu e un spor atât de nuci, adică avem campioană europeană la drifturi la 13 ani jumate. Poate sunt alte fetițe care, mulți oameni au spus, păi ce mă, ne-ți dă-mi ție bani, te dai tu să spargi cauciucurile, și alții zic, nu bă, uite, hai să investim în ea, că uite, e ceva de treaba asta. Da, da. Mii de sporturi, România e campioană mondială la table în acest moment. România e campioană mondială la table, la asta big game. Asta se explic. Nu. Băieții sunt numai profesori universitari și care au rezolvat teoreme care n-au fost niciodată deci rezolvate. Nu spunem că jucătorii de table sunt idioți. Nu să mânzare. Dar jucăm cu toții table. Nu, ăla e back game-ul, ăla cu un cub care se mulțește la 2, la 6, 4. La... Omul calculează, adică eu i-am spus 12 ori 32 și ăla 522, dar calculează cu câte 3 cifre. 386 ori 422, zice 16.136. Pe loc. Adică copilul, în momentul în care ai pus mâna pe pul și l-ai mutat, el zice, mai ai 72 de mutări și te bat. Poftim. Adică e mult peste șah. Cine mă, tablile alea, dă alea. Da. E clar că suntem buni. Suntem buni în multe ramuri. Dar nu ne vede nimeni, vorba Robert Niță. Care la Survivor acum. Suntem sculă, dar nu ne vede nimeni. Avem multe domenii, au murit toate. Jucăm cu tine și terminăm, sau mai avem timp? Jucăm fazan pe sporturi? Da. Bun, zic eu alfa sau zi tu. Unde, zi o literă sau unde vrei tu. A. Stop. E. E. Ce sporturi avem cu e? Că nu prea avem. Mai zi, avem? N-avem. E... N-ai, mai zi altul. Ia zi, Nenciu. Echitație, da. Echitație, așa. Câte hipodromuri avem în România? Știu că este unul la Ploiești. Nu, a fost, nu mai e nimic. Nu mai e. Se chinuie de ani de zile să-l facă să așa. Altul. Habar n-am. Am avut unul la Băneasa, 62 de hectare, era al treilea cel mai mare din Europa, după Longchamp și după aia de aia, făcut de Berindei, avocat, venea Regina Maria, ea l-a inaugurat și așa mai departe. Unde e? E sub Romexpo și sub complexul expozițional, sub Casa Scântei. Adică aici. Da, a murit? Stăm pe echitație, ești nebun. A murit? A murit, da. Mai avem sportul ăsta în România? E ambasada SUA, a făcut pe centrul de echitație Felix Popescu, tastelul Cristian Țopescu, cel mai mare jocheu al nostru, sau unul dintre cei mai mari. Da? E ambasada SUA de la grădina zoologică. Păi, ras tot, de mult. Bubuit, Puiu, Popoviciu, Pârnaie și așa mai departe. Altceva, zi. A. A lămurit-o cu echitația, da? Stop. Stop. Păi zi, nu, zi tu. A. Ca A. să nu zici că le așez eu. Orice jucăm. Până dimineață. A. Stop. Că. Că, zi, cu că. Carling. Nu. No, da. Caia canoe. Caia canoe, da. Vine doamna și spune așa, canotaș, caia canoe, sportul olimpic. Bă, ce rugăminte am, eu am fost la participante la 6 jocuri olimpice. Îmi faci pe lacul Snagov 2 din astea, 2 vreau, nu 8, mm-hmm. nu 2 culoare, cu niște scânduri, le bați așa în cap la pești, faci 2 scânduri așa și eu îți garantez că, ca să nu de ăia cu care vin cu ski jetul ăla sau cum se mm-hmm. cheamă, cu ATV-urile peste mine să ne omoare, și o fata îți vine cu băieții și cu fetele de aici cu încă o medalie de aur de la campionatele la jocurile olimpice peste 4 ani, că noi ne pregătim acum. Nu putem, zice, atunci nu mai pun nici eu să mă duc. Mm-hmm.
Vii acum, zici, păi da, oprișene, dar te-am prins la încremădeală, nu merge, pentru că noi acum am luat medalii olimpice. Cum am luat medalii olimpice? În ianuarie, doamna Elisabeta Lipa a zis, toată lumea a suit în avion, plecăm în Italia. Nu vă mai vedeți mama, tata, luați-vă gândul de la ei, la revedere, vă pupați pe frunte, nu vă mai întâlniți cu ei niciodată. Cum niciodată? În iunie vă mai întâlniți. A plecat, 6 luni de zile, n-au avut Paște, n-au avut Crăciun, n-au avut Revelion, n-au avut Valentine's Day, Dragobete, nimic. 6 luni de zile s-au antrenat în Italia, că nu aveau ce face în România, au venit aici în iunie, au plecat în iulie și au venit cu medalii. Păi, și atunci medaliile alea, da, sunt obținute de români. Da, dar cum sunt obținute? Da, cum? Da. Cât de românești mai sunt medaliile alea? Hai să mai jucăm, că-s curios. Zi. A. Stop. F. Sau uite, te las mai mult. Zi încă o dată. A. La fotbal n-avea rost, că vorbim 3 zile și... Stop. R. Zi cu R, ceva. Rugby. Rugby. Câte stadioane avem de rugby în România? Ăsta de aici, la Arcul de Triunf. Nu, funcționale zic. Funcționale, stai așa să mă gândesc. Ăsta e funcțional. Nu. Nu se joacă pe el. S-a jucat un meci test, s-a inaugurat și la revedere. Am fost eu, am călcat gazonul acolo. S-a inaugurat și la revedere. Avem unul la Iași, asta știu sigur. Așa, câte echipe de rugby avem? Care să reprezinte, cu cât a bătut în scutul european pe Dinamo? Știi când i-au bătut cu 129 și ei pe Twickenham aveau doar până la 99 și au mai adus o salbă de becuri ca să poată să facă și pe 1? Incredibil. Tabela pe Twickenham arată până la 99, că incredibil, ei nu s-au gândit. Și a zis, păi și la 129 ce? Și a venit un cu o salbă de becuri legate între ele, așa, în serie, în paralel, și a pus acolo. După acest meci, fără să fie o jigneală, toți băieții de la, nu știu cu cine și caseră, cu, nu știu, cu niște englezoi, așa, au zis, hai să adunăm niște bani, să le dăm la ăștia. Au adunat niște bani, tot ce aveau în buzunare, ei băieții ăia 15, s-au dus cu banii vreo 5.000 de lire sterline la Dinamo și azi nu vrem să vă jignim, că nu, așa, rugby e sport de bărbați. Luați pentru copiii și juniorii de la voi niște echipament. Că sunteți dezbrăcați rău, mamă. Dar e cu poză pe toate site-urile. Astea jari, ăștia totuși joacă binișor. Ai fost adică la ultima cupă mondială? Nu. Te pup. Ultima cupă mondială care a fost? Aia de care s-a jucat în Anglia, nu? Nu, care s-a jucat cu un băiat care din Tonga pe care tu n-ai știut că n-ai dreptul să-l folosești. Și l-ai folosit. Au dat ăștia suspendare, să nu te mai duci la ultima cupă mondială. A, da, gata, știam. Știam, da. Câte succesuri? Succesuri cu doamna Maia, ai cu Steaua, cu Dinamo, cu ăștia, câte? Mai știi așa, cu ieși în scut european, bați pe francez. Nu mai știu. De câte ori ai mai bătut Franța în ultimii 40 de ani? Ne. Ultima dată pe Giulești, în 80. Era încât pe ce să-i fi bătut atunci, în 2000. Eram, bine, acum 15 ani. Tremurau chiloții pe ei, ce dracu, erau terminați. Bine, asta se întâmpla cu 15 ani, nu știu, că a fost mondialul francez, organizat în 2007, deci, în Franța. Ultimul succes în rugby pe care ți-l aduci tu aminte. Concret, repede, pac, 2007 acum. Ceva, am avut niște meciuri bune. Da. Deci, e mort? Mai juca binișor și cu englezii. Da, e mort, da. Hai să mai jucăm. Zi! A. Păi am zis deja până acum 3-4 sporturi. Stop! O. Zi, oină. 7 echipe în toată țara. Sport național. Sport național. 7 echipe. Sport național. Eu sunt convins că dacă tu întrebi acum din 10 români, 9 nu știu ce e oină. Aia e problema. N-ai teren, nu știi cum să joacă, n-au bâte, n-au nimic. E sport național. Tu te lauzi că e sport național, România, sportul nostru național, l-am descoperit. Câte ai? 7 echipe. Leșinați de unii care muncesc și vin seara și mai dau cu o bâtă într-o bășică. Mm-hmm. Articulari. La polo, știu că ai vorbit la domnul la Morar. La polo n-are rost să vorbim. Și îți mai dau un exemplu, s-a făcut bazin, da? Proiect de bazin la Iași, la mine în cartier, se facă bazin olimpic să antrenezi băieți. Și notul, și săriturile, și polo, tot ce era 7-1, ca așa la noi. În 2007 l-au ridicat, la roșu, așa l-au lăsat, a venit un băiat, a făcut niște blocuri în față și acum îl încurcă pe băiat. Parcă ar face niște blocuri și acolo. Ți-am zis la Măciuci, când aruncă fetele la un ăsta din Floreasca la un club și acolo are 6 metri și când se duc în sar la Charleroi sunt 23 de metri. Și a zis, doamna profesoară, noi nu putem să ne concentrăm. Păi cum? Păi da, acolo au 6 metri, aici au 23, nu se mai pupă cu muzica. Și pierdem toate concursurile. Noi eram învățate să aruncăm, că era sala, 6 metri până sus și pica tân, tân, tân pe muzică, tân. Acolo când o arunce, tân, 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 care 23 de metri. A zis, eu am forță să o arunc până acolo sus, cum ar fi normal într-o sală de concurs. Dar eu tot antrenamentul a fost făcut la 6 metri. Cum să mă acolo să arunc 20? Da. Până cade Măciuca aia cântă 3 ore. Nu se mai pupă cu muzica. Ăștia care la sărituri... sar tot numai pe bureți. Da, pe bureți. Au toți picioarele băgate până aici, săraci. Sunt liliputane, așa, nu-i de glumă. Acum râde. Incredibil. Luăm orice sport vrei, atletism. Ca să trecem așa repede, atletism. Vine fata aia frumoasă, cea mai frumoasă din România, Mariana Baboi, de Dumnezeu sănătate, să duce pe la Iolanda Bala Soter la pista de atletism. Sunt doi grași ca mine, burtoși în față, transpirați, doar că care a zis, am dat la fel aceiași bani, 10 lei, nu mă dau din fața ta, mă. Bă, dați-vă pe culoarul 4, vă rog frumos, că eu sunt campioană națională, mă duc încă. Ce național, mă, vrei să-ți dăm și una și vine prietenul ei, bă, aia ușor, vrei să vă calp amândoi, bă. Aia grași au zis și noi, domnule, plinuți, dolofani, să nu ne luăm. Și noi avem aceleași drepturi că am dat 2 lei. Bă, nu poți să te dai pe culoarul 4, că ea fata zice, eu plec în sprint la 60 de metri, gardul
la nu știu ce, rup gleznele, dau peste ei, ne omorâm, ne storcim, chiar facem fracturi. Da. Box. 4 ani de zile ai luptat pentru calificarea la Jocurile Olimpice, da? În ultima lună am înțeles-o, 5 ani, că a fost 5 ani, ultima lună am înțeles-o, trebuie să te bagi la Izvoran în bulă ca de acolo să poți să pleci necovidat în Tokyo. Corect, am înțeles. La Izvoran n-ai saci. Și a zis, boxați cu umbra așa, hau, hau, hau. Și ei a zis, noi mergem la Jocurile Olimpice, hau, hau, că n-avem saci. Te duci în Dedeman, 2 lei, dă un o gaură cu un ciocanul tot percutor, pune 2 saci. Cum alea să antreneze 5 ani și după aceea le pui să boxeze cu umbră? Incredibil. Dar nici la box, nu știu, nu neapărat ca sport olimpic. L-am avut pe bute, așa ca... Stai, mă, nu mai vorbi de în 1980, când era curcubeu alb-negru. Ce de la bute, de când l-a bătut Froci, de a ieșit... România, ieșit... nu se mai întoarce în spate. Da. Nu se mai uită să vadă dacă vine vreun român. Care? Toate sporturile sunt la pământ. Nu mă, că ce, avem table, unde suntem campioni. Vrei zic care federația, că își dau un cap cu tablile, le-a dat un leu și a zis că dacă voceți acolo și nu reprezentați federația, noi vă dăm o judecată. Am observat că noi suntem buni la sporturi de astea care pot fi practicate de oameni care fac altceva pe lângă sportul. Păi da, aia nu e profesionism. Da. În diploma, pe cartea ta de muncă nu scrie meseria jucător de table. Da, da, da. Tu da. Ești prelucrător, ești avocat, prin aștiere, ești, ești aboritor plută. Arbitri. E un sport. Le luăm pe toate, stăm până dimineață, nu e problemă. Dar e o rușine să stăm să căutăm un sport. Am înnebunit. Trebuie să găsim un... Ai patinoar? Nu. Ai patinoar? Dar nici nu mai... Nici iarna asta n-am văzut patinoar pe nicăieri. Ba da, la Hotel Caro jos, 2x2, un lighean a turnat unii o apă și a înghețat. Unde e Hotel Caro? Ăla la... În Pipera. Așa, da. Da, gata, 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 știu. Nu mai e nici în Cismigiu, nu mai e nici în mall, nu mai e nici în drumul taberei, nu mai e nicăieri. Hai, mai este ăla de la AFI Cotroceni. Hai, noroc. Care da. E și vară și iarnă. Da. Și așa mai departe. Sunt mult. O să vină, o să scrie 2 inși în comentarii. Ba da, mă, uite, vă spun eu 2 sporturi. Hai, astăzi căutăm 2 sporturi din 200, am înnebunit. Aici e vorba de sport de masă, tăticule. De... La scrimă vine Ana Maria Brânză și spune așa: băi, eu n-am avut cu cine să mă antrenez, că la noi toți sunt paralizați, am chiloza. Și am adus un bunic de 40 ceva de ani în Ungaria care e prieten cu mine. Și ăla i-a spus: păi eu îmi părăsesc soția, da, vino să mă ajuți. Noi nu avem unul care știe să facă o fandare, să facă un atac. Și l-am adus pe ăsta, un prieten al meu, ca să pot să mă pregătesc pentru olimpiadă. Bă, nu găsim pe unul care să facă o fandare? Nu. Cum mă, nu găsim? Nu. Da. La orice, la orice păi sport. Păi și crezi că treaba asta n-are nicio rezolvare, n-are nu. Nicio soluție? E numai orgoliu omului respectiv, atât. Numai orgoliu și... Dar din orgoliu nu mai merge să te bați cu aia, că apare aia la 2,20 m. Păi și dacă apar niște diasporeni de ăștia copii care au fost crescuți, de exemplu, prin Ganea. Alte țări... Ganea, la Bilbao. Na, lasă pe Ganea. Zic, uite, da. Apa e Drăgușin. Nici Drăgușin s-a dus. Păi nu e niciunul. Mai apar alții. Aha. Care s-au născut, aha, nu știu, în păi ultimii trebuie 11 să fac o echipă. Da, tot apar. Uh-huh. Să zicem că apare un val de ăsta din 5 milioane de români plecați în diaspora. Așa. S-or găsi. Asta speri. Cam asta ar 2 fi milioane de speranță. Și să se bate cu ea germanii pe care întorci cu cheie, întorci cu cheiță și le dă drum pe teren. A debutat la Bayern la 16 ani jumate. La păi ăla la 20, la Bayern München nu, a debutat un copil care e de nepotul lui Salihamidzic și care are 16 ani și 5 luni. Păi era la 20 de ani tu și ce face din tine? Da, mai era la Florian Wirtz pe care l-au de la Bayer Leverkusen, dar duseseră ăștia și profesorul lui că l-avea de dat bacul. Așa, ce face ăla la 20 de ani, că deja are 4 ani de experiență în Bundesliga, nu o să joace la Bayer. Îl împrumută la Mönchengladbach, nici acolo, că e la unii, nu știu, nu contează. Și are 4 ani de experiență și dă la peste o echipă românească. Ăla deja are la 20 de ani 4 ani de experiență. Categoric. Mbappé la 23 de ani are 200 de goluri. 23 de ani. El mai are încă 15 ani. Deci că și început foarte tânăr. Eu asta zic păi că, de ce a început uite, foarte tânăr? Dar și știrile astea din sport. Că mie îmi plac toate femeile alea de prezintă știri din sport. Stai mă, dar nu le scriu ei. Le-aș picta ele, aici. Dar nu ele, știu. Da. Știu, dar îmi vine să mor și să sparg televizorul în momentul în care aud tânărul mijlocaș și tânărul mijlocaș și mai bătrân ca mine, ești nebun la cap, pe ăla mai e tânăr pentru fotbal. Iată, nu. Tânăr e Jamal Musiala, tânăr da. E, nu știu, Florian Wirtz, tânăr e, bă, nici măcar Jude Bellingham nu mai e așa tânăr, că deja face 18 ani. Corect, corect. Deja dacă ai majorat, da, nu dar 18, mai ei la 18 ani au demonstrat. Da. Și uite, la Sârbi Vlahovici, 21 de ani, la sau 20 la 18 de ani, ani rupe, demonstrat. Rupe fâșul. Da, ia-l pe Doncici, care la 16 ani jumate și ca la Real Madrid. Și asta ia când iul cu ei au zis, n-am văzut în viața noastră tu pe mai mare ca asta. Cum la 16 ani tu să fii Barosan la Real? Și uite, ungurii care încep să facă niște jucători foarte șmecheri. E Szoboszlai, Vili Orban. Da, dar au băgat bani și au avut echipă în Champions League. Spania 92 și-a dat seama, a zis, e foarte mișto, corect, o să vii și o să zici că în 82 făcuseră campionatul mondial. Bun, dar ei până în 75 au stat sub dictatură, sub Franco, da? În 92 a zis, să nebunești, ce mișto e olimpiada asta, deci dacă bagi bani ai rezultate și vine lumea, da. Hai să băgăm, păi în ce să băgăm? Păi uite, hai să băgăm în handbal. Păi cine-ți Dumnezeu în handbal? Românii. Și ăla vine și zice, eu am învățat handbal cu cărți de românește. Când a venit Berbece și cu stângă la noi, mamă, am zis, să nebunesc, că ăștia sunt Dumnezeu. Și am învățat și am băgat bani. Cine cele mai tare echipe de handbal acum?
Spania. Basketul, ce facem? Păi exista Real Madrid, da, mă, dar nu era așa. Hai să băgăm și în Unica Hamalaga, hai să băgăm și în Tau Ceramica, și în Juventud Badalona, și în FC Barcelona. Cine sunt acum cu două, trei echipe, Valencia, Real Madrid și în Euroligă? Spania. Mii de exemple, mergem mai departe. Mai vorbesc de Nadal, de ăștia, așa mai departe. Băgăm în Formula 1. Păi stai, mă, că Formula 1 nu e, că era Renault la... Nu, Fernando Alonso a fost crescut acolo, la 4 ani el era campion al Spaniei la karting. Na. Bun, mergem mai departe. Polo. Nu aveam nici piste de karting. Polo, cine-s cei mai tari în polo? Au băgat bani și au așteptat. Mai vorbesc de fotbal, unde sunt țeavă dublii campioni europeni și campioni mondiali. Mai vorbesc de Barcelona și de ăia care au împreună 40 de ligi în ultimii 10 ani. Vorbim de sporturile astea pe care nu le știu. La hockey pe patine sunt dumnezei. Da, da. Înțelegi? Și așa mai departe. La polo feminin sunt dumnezei. Au băgat bani, au așteptat, hop, și a venit rezultatul după 4 ani. Au creat și infrastructura necesară. Da, dar au așteptat 30 de ani. La unele sporturi de 92 n-au apărut în 94. Gata, mă, imediat, că ei s-au dus în 94 în America și a venit ăla cu mufa plină de sânge de la Tasotti lui Zerichia. Nu erau chiar așa șmecheri. Ei au băgat bani din 92 pentru că acolo a fost ciclu olimpic și ei au ieșit campioni olimpici cu Guardiola, cu Kiko, cu lui Zerichia, cu toți ăia, da? Uh-huh. Și a zis, ce facem cu ăștia? Trebuie să-i creștem. Din 92, când s-au dus ei prima dată la... și au ieșit campioni europeni? 2008, câți ani sunt? 16. Da. Dar se apropiau. Ci, unde adică se apropiau, că ai fost în grupă cu noi la Europene 96 și ai făcut blatul ăla cu Răducioiu 2-1, le-ai dat punctele că jucau băieți, hai să da, nu, da? Da, în 2006 la Mondial deja jucau binișor. Da. Au da. Avut ghinion că au dat de Franța, da, care era stelară. Da, în 98 ai luat titlul european la noi în țară, la juniori. Da. Cu fratele lui Alfonso și cu băieții. Și dădeau semnale. Da. Că urmează. Da, așteptat 16 ani. Te bătea Nigeria, te îndoia. Zubizareta avea la șale, făcuse scleroză în plăci de câte ori s-a apărat. Uite, hai să spun altă întrebare, iartă-mă. Uite, revenim din nou la fotbal, că văd că tot acolo ne duce discuția și nici nu-mi pare rău absolut deloc. Vara lui 2019. Toată lumea, inclusiv eu, care eram foarte da, sceptic, știu ce vrei aveam să și o gagică care mă, se combinase cu Cicăldău, adică aveam multe probleme în perioada aia cu naționala asta, da. Under 21, mă enerva. Da. Dar chiar și eu eram foarte entuziasmat, zic că, uite, bă, băiatule, bă, da. Ai bătut pe aia, pe aia, pe aia. Ăștia-s generația. Cine a avut grijă de ei? Dar ei acolo s-au pierdut. Cine că a avut grijă ei momentul de ei? Ăla erau buni. Da, la nivelul ăla. Cine a avut grijă de ei după aia? Un psiholog care să vină să le spună, tata, ați fost pe cai mari ușor, nu? Gagică, reală, tequila și ciorap. Ei, după aia rupeau lofturile. Tot era un ciorapial până da, aici sus. Ciorapi până la da. Și în Balenciaga de 44 de milioane. Albi. Da, da, da. Da. S-au pierdut toți. Când m-am uitat... Care a confirmat? Deci lotul Angliei, care a fost finalistă la Euro 2021... Da, erau aia care în proporție de 50% da, erau aia. Care joacă era Sancho, era Rashford, toți băieții. Joacă 38 de minute la Liverpool, 48 de minute o repriză, nu știu, ai nu știu unde joacă. Că ieri. Dar bine stai, că Trent și ăștia joacă tot meciul. Nu că joacă tot meciul și rup stilul. Și-a mai povestit de 1000 de ori, Victor Hănescu, aducem psiholog la echipă, la copii, cum copiii noștri sunt nebuni? Cum să-ți dau încă 30 de lei? Păi ce, menul e nebun? Doamnă, dar cum a zis, vrei să stai în gâtul? Cum, ce, ni faci nebun pe copii? Ia scoate-mă de la academie de la ăsta. Doamnă, ăsta l-ajută când e 6-2, 6-1, să bată? Da, că întoarce, gândei, nu mă interesează, mă, ăsta nu l-ajută cu nimic. Nu dau niciun 30 de lei în plus ca să aduci tu psiholog să-i dai la 6 milioane. Incredibil. Mii de chestii din astea pe care noi nu le știm. Noi suntem... Păi și crezi că nu există nicio șansă să formezi un declic undeva? Nu. Eu tot insist. La orice meci al părinților, părinții sunt cei mai buni antrenori. Ăia sunt antrenați de Petre Marin și de Ghionea. Băieții împreună au 900 de meciuri în divizia și 20 de părinți urlă la geam. Bă, ăla-i sculă, bagă-l! Da, asta am văzut și eu, că mă mai duceam pe la astea de copii, de fotbal, da. Și ăia au 900 de meciuri împreună. Părinții erau... Ca la școală. Da? Venea copilul dacă nu lua notă proastă, venea cu floare. Generații, de la Gicuță, Hagi, Nea, Gigel, Gheorghe, toți țipăm că suntem mai scură noi. L-am văzut eu pe ăla, ăla-i mie, s-o dă pe dreapta mai bine. Băi, lasă-l pe ăsta, că omul ăsta face de 40 de ani. A crescut generații, în 30 de noi, mici, dar au ajuns sus la mondiale. Nu ai copiii ăștia de 7 ani. Nu, tot eu sunt mai scură, că-s taxul. Da, așa se duc și partidele politice, de obicei, da. La vale. Pe, în loc, da. Și-a dus PSD-ul în 2019, consultanții israelieni. Da. Care au foarte tari. Da. Dar l-a luat pe Dragnea și Codrin Ștefănescu capul și a început să umple piețe de astea și să enerveze lumea ca să facă curent negativ împotriva lor. Lasă-i pe ea care se pricep. Da. Nu, e tare. E tare chestia asta. Mie mi se pare că în primul și în primul rând... Ne pricepem la orice. Și la dar nimic de multe care, ori. Lasă-i pe ea care-ți miez. Dar tu ești unul dintre oamenii care se pricep la foarte multe lucruri. Da, și nu face niciunul bun. Nu, hai să ne dăm cu părerea la... Română, dar nu ne dăm cu părerea la... Lasă-i pe aia care se pricep. A venit o fată din Bolivia, independent de Petrolero, n-a auzit nimeni de echipă. A venit fata, era farmacist, avea o farmacie în oraș, au venit băieții și a zis, nu vrei să te bați, s-a băgat contabil. Întâi după vreo 3 ani a zis, auzi mă, hai să facem o echipă din treaba asta. De unde mă, de independent de Petrolero, dar ce trebuie mă să facem? Păi tu să nu te bați, să dai bani și să aducem unii sculă. Și a adus un secretar tehnic, un director sportiv, nu știu ce. E campioana Boliviană asta. Joacă cu River Plate în Copa Libertadores. S-a primit 4 milioane de euro de la Copa Libertadores și de la ăștia.
să vezi cum arată stadionul și aia. Niște din aia, niște băieți, zice, cine mă, ăștia au ieșit, da, 3 ani de zile i-a luat. O femeie, farmacistă, și mai avea o firmă de catering care mâncare în orașul ăla. Și a zis, eu ce trebuie să fac? Tu nimic, tu trebuie să dai banii și să te asiguri că în jurul tău ai oameni care se pricep. Aha, deci ce trebuie? Asta trebuie să fac un bun manager. Asta a făcut ea. Asta o femeie. Și suită pe mașini acum, tot, independentă, mamă, cico, cu tare, nu știu ce cută. 3 ani. Niciodată în istoria n-a luat. Echipa din 24 are 80, 90. De asta foarte multă lume râde de mine și inclusiv băieții, de fiecare dată că le zic, bă, dacă tu mă pui pe mine acum antrenor la echipa națională, eu cred că am mai multe șanse decât oricare dintre ăștia care ar veni acum. De ce? Bine, presupunând că e un univers idealist, da? Da, da. De ce? Pentru că eu în primul rând o să iau pe unul care știe fotbal, îl chem pe Răzvan Lucescu, să zicem, sau pe, nu știu, unul care a demonstrat că are performanțe. Zic, vino neaoleacă încoace aici, pentru România, te rog frumos. Zic, cum să fac eu selecția tată? Care jucătorii care sunt în formă? Pentru că eu n-am să uit în viața mea că ani de zile, n-ai, dar am avut momente în care juca, de exemplu, contra, încă juca la Hetafe de Rupea și pițuri că îl juca pe Cociș. Adică am avut momente de astea. Partipriuri și așa mai departe. Am avut Florescu, altă sculă inventată de asta, care nu mai... După aia l-am avut pe ăla de-l naturalizasem. Maxim, de la Hertha Berlin, da. Nu știa unde e România pe hartă, săracu. Băia, bun. Acum jucăm cu Cadude, care n-au mai avut nevoie portughezii și așa mai departe. Dar nici n-au avut nevoie, frate. Da. Nici de fratele mai mare al lui n-au avut. Suntem mici, dar iubirea de moșie e un zid. Da, nu știu, eu cred că există șanse de schimbare și în primul rând cred că oamenii care chiar știu ce fac și care se pricep la ce fac trebuie să vorbească. Ți-am zis, pe mine statistica asta de am calculat-o aici mă bucură foarte tare, faptul că tu în 3 apariții în podcasturi ai adunat 3 milioane de vizualizări în anul 2021, mi se pare absolut senzațional, faptul că românii sunt curioși să asculte poveștile astea, cred că orice specialist de ăsta în entertainment și în online și în toate astea nu s-ar fi gândit vreo secundă până ca tu să fi mers la Bobonete la podcast, că o să rupi în halul ăsta la orice podcast te-i duce. Cred că toată lumea a zis, a, Oprișan, nu chemăm pe Oprișan, las, că avem, ce să zic, ne zică ăla despre fotbal, ne zică el povești de lui, las, chemăm pe altcineva. Și iată, s-a creat acest curent care mi se pare absolut senzațional. Faptul că noi doi am reușit să tragem episodul ăsta pentru mine e chiar un motiv de mare bucurie și faptul că te-am cunoscut e o chestiune care pentru mine... A fost... Dar cât am stat? 4 ore și un pic? La sau la cât am început? 3:40. Deci dacă mai stăm 7 minute, depășim cel mai lung podcast pe care l-am avut aici pe canal, dar nu le-am simțit. Deci nu am simțit orele astea, singurul indicator că a trecut mult timp pe lângă ceas și faptul că vine să mă duc la bai. Da, și cu întunericul consumat. Păi lasă să fim pe locul 2, că ți-am zis că pe locul 1 scornicești tu tot timpul. Mai bine să... Că ia de pe locul 1, după aia trebuie să demonstrezi, știi? Dacă ai fost pe locul întâi. Îți mulțumesc din tot sufletul pentru faptul că ai venit aici. Și pentru cadouași, la băieți și la toată lumea. Sper să-ți placă. Ți-am zis, cartea cu Apocalipsa, la ea a lucrat un prieten de meu foarte drag, mie și foarte pasionat de sport. Știi, la comentarii, la când după ce postezi, băi, o nenorocire, o prișoană, la ce oricum, la viteza cu care citești tu până săptămâna viitoare, să le ai cam două citite. Zic, ce, mi-ai dat vreo carte? Și carte mi-ai dat un, zic, băi, ți-am dat una cu... Dacă eu citesc cu creion, subliniez tot frumos, adică scot pe foi. Eu scriu după... Deci 48 de ore și le eu scriu după partitură, eu nu pot să scriu altfel, eu dau print, omor 1000 de pagini pe lună. Am auzit, da. Scot, print, le pun aici, le subliniez, aici mai subliniez una și am două partituri, așa și așa scriem. Mai compilăm de acolo, cărțile din cărți se fac, ziarele din ziare, asta e o lozincă universal valabilă. Da. Dar contează cât aprofunde și așa mai departe. Și vin doi băieți în comentarii, băi, ăla ai copia, mă, de nu știu ce. E albă pe Grigore ureche întâi. Ia-i pe bagabonții ăștia, pe... Hai să facem un pariu acum pe final. Bagă. Eu zic că în 2028 o să ne calificăm la european. Și o să avem o generație bună. 2028? Da. Păi e campionat european atunci? Păi da, 2024-2028. Am înțeles. Păi de unde? Păi nu sunt născuți ăștia. Păi cum să fiu? Trebuie să aibă cu cât? Deci, 8 ani. Ăștia care acum rup junioratele pe la cluburi prin Europa, eu cred că de acolo... Da, merg cu pariuri de acolo, o să fie 64 de echipe și o să fie... 70 toată Europa, deci o să mai rămână afară cine? Protectoratul din Uj, probabil, nu? Două insule din Groenlanda. Dacă au putut aia la Șerif să o bată pe Real Madrid pe Bernabeu. Stai cu minte, că acolo e mălai mult și ăia... A fost trânteală? Nu trânteală, mălai bun acolo și ăia au niște voință. Noi ce voință avem, mă, noi? Toată lumea asta din jurul nostru are voință.
Toată lumea asta are, jurul nostru are voință, în afară de noi. Unde păi hai să-i facem să aibă voință. Pe cine? Pe ăștia din jurul nostru, dar din interiorul granițelor. Păi vorbește cu băieții care se duc cu ăsta, cu marocanul și nu poate să-l învingă de 25 de ani. Nu cu mine. Vorbește cu ea care stă în sală cu el când se dă cu zincul ăla, cu magneziul ăla ce dau ei pe mână, cu creta aia, cu talcul ăla, că sunteți flăcăi în sală, 20 de inși. Ăsta câți ani are, mă, 40 jumate. Și voi care cel mai bătrân? Eu, cât mă, 18 ani. Păi ăsta are de 2 jumate cât tine, aș? Ce faci tu, mă, când te apuci de paralelile alea, când sar la capra aia, la calul ăla, tu ce faci, mă, copilul meu? Ia veniți, mă, cu voi. Bă, uite, asta e Ana Maria Brânză. De când o știți, mă, de 20, că a luat la Gdansk prima dată. Ce an era, băi, Brânză, când ai luat la Gdansk prima ta medalie? 2000. Cât suntem, bă, cu 2022? Cât a trecut, bă, datuși? 22 de ani. Câte jocuri olimpice înseamnă asta, mă? 5. Bă, fetelor, voi în perioada asta, în 5 cicluri olimpice de bunica asta, de participă la paralimpice, cât e de ciuruită. Voi n-ați putut, mă, să luați și voi nimic? Nu. Băi, nu, merge mai. Băi, Gicuță Hagi. Când aș ca noi, mă, la ultima, ultimul campion. Nea Gicuță Hagi, la ultimul campion, mă. 98. Cum erați, bă, voi încă? Blonzi. Aha, toți oxigenați. Cât suntem, bă, acum? În 2022. Când ne-am mai calificat, mă, niciodată. Câți ani ai, mă, tale, bă, Gicuță? Păi dacă născut în 65 și acum suntem în 2022, 57. Aha, deci noi cât avem, mă, Gicuță? Păi avem 25 de ani de când ne-am mai calificat. Am înțeles. Ia zi-mă mai departe. Și așa mai departe. Dar apropo de asta cu Nea și Tanti, că tot să-mi vin idei. Deci asta e un podcast care poate să nu se termine niciodată. Cred că am depășit ăla. Deci dacă Nea e un soi de sir, Tanti funcționează pentru... Nu. Dar te pare mai peorativ așa. Așa mi se pare și mie. Nea e unul care, bă, am eu pe un băiat, știi? Nu e nici domnul că e în training. Da. Știi? Nu e săr nici asta, dar mai, mă, Nea. Și el nu se supără că, bă, e Nea cu tare. Vine Liuță Dumitrescu cu Mister și cu astea, știi? Dar cu Nea, știi? Dar știi că erau paginile alea fake de Facebook, da, cu Ilie Dumitrescu? Da, erau imense alea. Eu nu le-aș fi închis niciodată. Genial era. Mi se păreau dumnezeile pe pământele. Dar el era, el se ofusca la astea. Da. Că el le-a închis. Da. A era cerută. Foarte prețios. Aia aveau niște poze și cu Ilie Dumitrescu sunt povești infinite, adică nu le termin niciodată. Aia, multe au fost spuse. Ilie Dumitrescu în pizda, mă. Sunt multe spuse, multe nespuse. El ți-a zis, tăia, m-a povestit că tăia mărul în patru și nu stătea la masă cu ea care sorbeau ciorbă. Da. Da, azi eu nu. Ce faceți, mă, ce beți? Apă mineral? Nu. Dar ce să bem? Plată. Ce mânca? Sarmale? Nu. Numai paste. Înainte de meci? Numai tot timpul. Talilatele din astea, cum se cheamă? Spaghetti, pene. Numai astea trebuie. Băi, lasă-ne, mă, că ne mâncăm poale în brâu. Aia sugeau măserile dinții, că mâncau plăcintă de bostan înainte de meci aveau. Da. Nu. Băi, acum con gasi. No! Acum con gasi. Con gasi, in gas. Nu mai știu pe ce. Și avea cămeșile la scrobit aici și au unii drept. De tăiai pâinea cu el. O mașca la Sevilla după Maradona, să nu uită lucrul ăsta. Da. Al doilea transfer ca importanță din istoria lor. Și la Tottenham și l-a văzut Dana Budeanu în Londra pe stradă din autobuz, a vrut să sară din autobuz, poveste de ani, verdict. El s-a dus după aia, după sectoristă și a omorât sectorista și după aia s-a dus acasă și a răscuze la sectorii. Și aia, când a deschis ușa, femeia a zis, nu e prea nicio sectoristă. Și ba da, doamnă, că aici asta nu e, m-a închiria niște golani ca să prindă pe un prost de la o echipă de fotbal, nu știu de unde. Păi eu eram. Ah, da? Știi povestea? Nu. Ei. Nu, hai zi, te rog. Cum, mă, nu știi povestea? El s-a dus acolo când s-a dus la Tottenham, la Hotspur, la London, și a văzut o prințesă. Și i-a zis să rămână când l-au cumpărat niște spaghete și a dărâmat raftul de spaghete peste ea, ia peste el, hop, hop, și a zis, haide, mă, când facem și noi mumu și nu știu ce. S-au dus, s-au împrietenit cu tare că suntem aici vecini de cartier, s-au băgat într-o mașină, au zgâlțit mașina, din ce zgâlția mașina, țâc, 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 băieții de la San au făcut poze, v-am prins, știi cine-i, mă, nenorocitule, fata-i nevasta sectoristului de aici care are grijă neighbor de tot și așa mai departe, aoleu, Iliuță, ce-ai făcut, scandal cât casa în San cu tare. Trec două săptămâni, îl amendează ea de la club, ești un, bă, avea mare încredere în tine, dar ne-ai dezamăgit și el cu o glugă pe cap așa și cu rușine în suflet și dân unghiile de la picioare până la ultimul fir de păr să ducă să ceară scuze la domnul sectorist care era acolo pe colț, că era vecinul lui și urma să mai stea în bun. Și bate la ușă și apare bunicoța. Ia zi, maica, care-i treaba? How are you? Bre, zice, lasă-mă, ta, că mata ești o filită. Unde-i fata aia care stă aici? Care fată, zice? Bre, aia, sectoristul și, mă, la polițistul. Nu e niciun sectorist, ai, bre. Mă lua la mișto ca aici. Au fost unii care au închiriat o săptămână că vreau să prindă pe un fazan de fotbalist. Era o golancă cu un și polițistul. Nu e, bre, niciun polițist. A închiriat niște haine, un chipiu și o vestă și un fluier ca să-l păcălească pe ăla. Că a zis, vezi, mă, că-l păcălin și-l dăm în dăsan.
A, zice, eu eram. Ei, o zi plăcut atunci, nu mai bine. N-a existat niciodată nicio sectoristă, nicio polițist. Erau unul cu una, care, doi actorași care jucau roluri ca să se prindă, să dea îndăsan, să vândă aia 800 de milioane. Uite, bă, ce jucătoare am ajuns la toate. Acum, ce, despre ce fotbalist român s-ar mai putea scrie îndăsan? George Pușcaș, care a dat un gol da. În 11 luni în divizia a doua. George Pușcaș, asta ești, Berlusconi de Giulești. Nu mai e, ce să mai, unde să mai. Ăștia suntem. Da, avem Balenciaga, e bine. Si, albi. Da. Balenciaga, știi că iau casa Balenciaga a fost cei care creau pentru Casa Regală din Spania. Da. Vestimentați. Da. Dar nu făceau platformele astea așa pentru... Nu, deci nu s-au gândit că o să le poarte valorile astea pe la lofturi și nube. Nu știau asta. Dacă știau... Lasă oamenii să se distreze. Se căcau pe Casa Regală. Da. S-a făcut, mă, locul întâi? Gata, e locul întâi. Gata. Doamne ajută, îți mulțumesc din știi tot. Știi cum e, că toți sportivii urcă pe podium, dar doar la locul întâi cântă imnul. Da. Acum punem imnul la final. Gata. Să rămână și mie de mulțumire și eu. Doamne sopra ajută. Tutti siamo noi la Piube la Squadra. Numai nu mai bine, la revedere. Nu uitați, prieteni, având în vedere faptul că ăsta e primul episod pe care îl filmăm în anul 2022, vreau și eu să vă mulțumesc la finalul episodului ăsta pentru luna asta decembrie, care a fost absolut magică, și ianuarie, în care noi, adică n-am apucat să vă transmit pentru că noi trăsesem în avans toate bucățile astea, toate cifrele astea de pe canalul ăsta m-au bucurat și pe mine și pe băieții din spate, pe domnul Măciucă și pe domnul Nencione, ne-au bucurat absolut teribil toate cifrele care au venit aici, toate aprecierile voastre, toate comentariile voastre pe care le-am citit cu foarte multă bucurie, chiar și pe alea de hate, pentru că am observat că mulți sunteți hateri cu inteligență, aia care nu aveți inteligență, ne bucurăm că existați și voi, că n-a trebuit să avem termeni de comparație și să avem puncte de reper. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să lăsați un like acestui episod, dacă nu v-a plăcut, să-l distribuiți dușmanilor, pentru că ei vă poartă pică, dar n-au valoarea voastră. Dacă v-a plăcut, distribuiți-l prietenilor, lăsați-ne în comentarii toate gândurile pe care vreți voi și toate întrebările și toate astea, pentru că vă dau câte o inimioară la fiecare și vorbesc cu fiecare în parte. Dacă vreți să scrieți pe Instagram, vă aștept cu mare drag, burtieră, frumos, cu tot ce trebuie, follow pe TikTok, Facebook și toate alea. Vă mulțumim din suflet din nou pentru faptul că ați crescut comunitatea asta atât de tare și că sunteți alături de noi. Vă pregătim cât mai multe surprize și cât mai multe lucruri frumoase și nu uitați că dacă aveți vreo sugestie de invitat și de întrebări pentru invitații care vor urma, secțiunea de comentarii și inboxul Instagramului meu sunt locurile cele mai potrivite pentru a le trimite. Nu uitați mai întâi de toate să-i dați follow lui Cătălin pe toate platformele de socializare. Nu are, mă, unde, că Instagram. Are Instagram, are 15.000 de urmăritori. Trebuie nu știu să aibă... parolă. Dacă mi s-a închis deci telefonul, nu știi să ajungi la el, nu? Niciodată. Deci nu-i mai dați follow. Dați acolo și pe Facebook. Eu am rămas cu Zuckerberg. Deci pe Facebook, Cătălin Oprișan, și peste tot pe unde îl găsiți, bucurați-vă de oamenii ca el și hai să facem să fie cât mai bine și cât mai frumos. Doamne ajută, vă mulțumim mult de tot, să aveți un an, vă urez și eu acum, cât mai bun, deși e februarie deja, și toate cele potrivite. Urmează o primăvară de vis. Da, cererele să se spele, că pe alelalte... Da, alelalte... Sănătate să fie, da. Doamne ajută. Numai bine, la revedere. V-am pupat.